Bă, frate, nu-mi vine să cred, dar a venit și sfârșitul lui Dariusel, din păcate. Cu cine mai stai? Să-mi petrec toate zilele și toate astea, bă, frate, a murit și Dariusel, odihnească să-mi pace. Dariusel 2012-2024, frate, cum să moară, bă? Aolo, bă, frate, cât de urât, nu înțeleg ce s-a întâmplat, frate. Mă, dar ce dă mine, mă, bă, e vânt pe aici, ce se întâmplă pe aici? Alo, alo, mă, ce? Mă, săracul Dariusel a murit din păcate. Că te împace, dar sunt 2012. A murit, ia stai, a, bă, da, a murit, bă. Gata, fii atent, bă, Darusele, fii atent, vezi ăsta, de ce am pus ăsta ca că ai murit tu, Darusele, ia gândește, de ce crezi că l-am pus eu, Darusele? Fii atent, bă, Rafale, eu am murit și acum eu o să mănânc un burger. Bine, Darusele, mănâncă burger, bă, dar stai mai tare, omule, că nu te-au, bă, mă, enervez, bă, ce fai cu aia? Ah, Darusele, mamă, vezi că e bună treaba, fii atent, Darusele, fii atent cu vreau să o facem, deci fii atent, Darusele, mamă, bine că ai luat-o masca aia, că aici am pentru tine să-ți dau ce, mă, ce sunt, mamă, dar, Darusele, să nu le vadă, Darusele, Unde e șarpe? Că de asta fii atent, fii atent, Darusele, vină, bă, repede, fii atent, vină, hai să zic ce trebuie să facem, Darusele, trebuie să avem grijă să nu vină mai cât asta, nu ne vadă, pentru că acum, Darusele, fii atent, am pus asta și vreau să facem felul următor, ca și cum tu ai murit, să-i vedem reacția mamei tale, Darusele, iar după aceea, fii atent, bă, ce ai mești bucuros? Cine e ăsta, mă, Darusele, mă, ce caută să aici, mă, la seama, Darusele, hai să facem aici, că trebuie să facem asta, vină, mă, omule, tată, aulă, bă, Darusele. Deci, fii atent, Darusele, cum vreau să prâncuim noi astăzi, eu, Darusele, de fapt, vreau să prâncuiesc pe maică ta și în același timp și tu să faci, pentru că vreau să ieși în cap și cum că tu ai murit, am pus aici, Darusele, cum poți vedea, burgerul, practic, e obiectul tău, Darusele, ceea ce definește pe tine, Darusele. Gata, mă, Darusele, gata, lasă-mă, omule, vrei să-ți prezi sau ce facem aici, că dacă vine maică ta și ne vede, nu mai putem să mai facem asta, tu gândești? Ok, hai, zi. Bine, Darusele, lasă burgerii. Gata, mă, Darusele, nu mai vorbim peste mine, omule, lasă-mă să zic, fii atent, am făcut așa ca și cum că ai murit tu, Darusele, eu să mă duc la maică ta ca să-i spun ca și cum că, mă, nu mai pune, bă, atâtea chestii, Darusele, cum să pui atâtea lume, mai gândit-o bine, dar nu chiar atâtea, Darusele, în fine, fii atent, ca și cum sunt candele și astea, dar mă rog, fii atent, bă, cum facem, deci eu să mă duc la maică ta și o să zic ca și cum că șarpele ăla din camera ei te-a mușcat pe tine ieri și am fost acolo la, a trebuit să ajungem practic la spital și practic n-am ajuns pentru că a trecut timpul, veninul s-a infectat, ai murit și toate astea, știi ceva? Cum, gen, cam așa asta e toată povestea, o să văd eu cum o să-i zic clar acolo și cam atât. Bă, Rafa, ești prost? De ce, mă? Cu fiecare dată, bă, Rafa, dar nu mai există, mă, dar, mă, nu te-a mușcat, mă, nimeni, dar să, doamne, tu gândești, mă, dar să le vorbește ca, în primul rând, la șerpii de companie, dar să le, cum ar veni, de șerpe de casă, la nu e veninos, dar să le, nu face absolut nimic, dar vorbește și tu ca lumea, că dacă ne aude mai cât acum după ce că țip, dar să le vorbește și ca lumea, nu mai stau să mai mănânci atâția burger, dar să le, că vreau să te aud ca lumea și fii atent, dar să le. Acum îți dau ăsta de invizibilitate și cu acesta, dar să le, vreau să-l pui și după aceea că tot aveai tu aia de fantomă, vreau să pui pe capul tău, acum fă-te invizibil, dar să le, după pune aia pe capul tău și practic o să se vadă doar aia și tu o să bântui pe mai cât acum ar veni practic. Bă, Rafa, dar nu merge, bă, Rafale. Așa, mă, dar să le, uite că merge, bă, dar să le, crede că nu merge și lasă burgerul, bă, dar să le, și acum când ești invizibil, dar să le, tu cum poți să mănânci, mă, și prin masca asta, dar să le, ireal, nu te înțeleg, dar să le, cum e fizic posibil așa ceva, dar în fine, fii atent, dar să le, tu asta o să folosești, dar acum vreau să ți-o dai jos ca să nu te vadă și fii atent, dar să le, o să facem asta, fii atent, de fapt, lasă că știu că ești aici, de fii atent, dar să le, o să facem asta, nu vreau să te arăt, vreau să te arăt când ea e în casă și ea e singură și fii atent, dar să le, eu mă duc în, bă, pune-ți aia că vreau să te văd, dar să le, nu mai, dar nu mai, dar omule, gata, așa și fii atent, dar să le, că tot am făcut camera aia secretă noi ieri, dar să le, astăzi vreau să mă duc acolo sub camera ei și tu vreau să spionezi practic să bântui cum ar veni cu fantoma cu asta să creadă așa și pe noapte și pe zi, știi ce zic? Bune? Vorbește mă ca lumea, omule, bă. Știi ceva? Lasă că deja mă enervez. Nu mai zic prea multe, dar vreau să zic Darusele, acum vreau să-ți dai și botă și ei jos ca să vă botă și îți dai și asta și Darusele pentru că asta vreau. Stai, mă, lasă-mă, omule, lasă-mă să zic totul, Darusele, că mă enervez. Omule, bă, Darusele. Hai, mă, vorbește tu, Darusele, că mă enervez. Vorbește ce vrei? Să mănânci burger. Asta vrei? Îți mai dau burger. Ia burger, Darusele. Ia câți burger vrei tu? Ia. Du, poftim, Darusele, să te saturi de burger. Zi-mă ce vrei și lasă-mă pe mine după să vorbesc, pe bune. Ok, fii atent, Rafaele,
botul și ei mei, botul și ei mei, Nike 23. Gata, gata, Darusele, da, gata, Darusele, du-te la România ta, fii atent, acum să-ți dai astea jos, Darusele, pentru că eu vreau doar să bântui, Darusele, când ea e singură și eu mă duc acolo sub camera ei, Darusele, și o spionez, practic, și tu vii deasupra, eu spui aia și o bântui, cum ar veni. Acum, eu rămâi aici, de fapt, vine după mine, dar nu mai stai cu aia pe cap ca să nu te vadă și vreau să mergi la maică ta, bă, dar chiar, bă, unde e maică ta, că parcă n-am văzut în camera acolo, Darusele, bă, ești aici, ești după mine, Darusele, ești aici, da, uite, uite, da, uite, hai, 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 hai. Taci că te aude. Bă, vezi că doarme, dar de unde? Până să mă ușa deschis așa. Așa, ok. Mamă, frate, unde doarme? Păi e aici, mă, ce caut? Mă, ce caut? Ok, nu știu care e faza cu roboțelul ăsta. Alo, 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 alo. Aaa, Rafele, am avut, cred că un cușmar, să nu știu dacă e reală, dar am avut șerpi la mine în cameră și efectiv nu știu ce s-a întâmplat, dar am avut șerpi. Bă, șerpile, cine-i ăsta, bă? Ce facem ăsta la mine în casă, bă? Am ceva să vă spun, dar stați, ce căutați, să ce nu dormiți la dumneavoastră în cameră? Era un șerpi la mine în cameră, nu știu, m-am panicat prea mult, nici nu știu ce s-a întâmplat, venit aici și m-a luat somnul. Da, faza cu șarpele e o fază, hai să vă arăt, că nu știu, vreau să vă spun că e ceva trist, nu știu, dar pe Darusel nu l-ați mai văzut, nu? Păi, nu știu dacă l-am văzut, că am dormit, în ultima oară când l-am văzut a fost când am dormit și nu știu pe unde e. Da, hai să vă arăt, e ceva, nu știu cum să vă zic, veniți după mine, repede, că e ceva, se întâmplă ceva foarte, foarte nașpa, nu știu care e faza, pe bune, uitați-vă puțin aici, gen... Mă, ce e mai aici? Atât vă zic. Mă, ce se întâmplă mai aici? Atât vă zic. Mă, ce se întâmplă? Uitați-vă. Odihnească-se în pace, dar este 2012. Mă, ce, a murit Darusel? Da. Păi, mă, de ce ți-ai luat? Ok, stai un pic, a murit. Păi, da, cum adică a murit și de ce e un burger aici? Mă, voi iară mă trolați, bă, și de ce mi-au, de ce eu unde-i să zburătoare aici? Ok. Stați puțin, haideți să vă spun despre ce este vorba. Deci, Darusel, da, chiar a murit, nu știu, dumneavoastră... Uite, stai puțin, era chiar a murit Darusel? Șarpele ăla din cameră de la dumneavoastră l-a dus Darusel, a vrut să facă o farsă, să-mi facă mie o farsă și, practic, șarpele l-a mușcat, a trebuit să mergem la spital și n-am avut timp. Nu am ajuns la spital că veninul s-a infectat, a murit Darusel până să ajungem la spital. N-a mai putut să mai facă nimeni nimic. Adică practic a murit Darusel? Da. Yay! Sunt liberă! Bă, stai să-ți... Darusel, tu ai zis, mă, dar nu mai teamă acolo, Darusel, că nu ți-am zis o bântuie acum, omule, hai, bă, de ce ți-ai pus ăsta pe cap, ca să te văd de practic? Bă, dar unde a plecat? Scoate-ți ăsta, că poate vine înapoi, bă, Darusel, bă, da, nu mai dă acolo, Darusel, pe bune, că nu vreau acum să faci asta, că mă enervai pe mine, dă-i mie, dă-i toată lumea, Darusel, nu trebuia, chiar nici măcar nu aflase momentan și după, iar zice că e prank și ăsta, mă, dar stai puțin, cum s-a bucurat, mă, maică, s-a, bă, Darusel, nu știu, bă, da, ce maică, ce familie aveți voi, Darusel, nu mai nebun sunteți aici în familia asta, pe bune, bă, da, acum, unde s-a dus, maică, s-a, pe bune, a plecat, bă, nu înțeleg, familia asta, Băi, stai un pic, deci stai puțin, tu ai zis că a murit Darusel? Da, pe ce credeți că era cu șarpele ăla, dacă v-am zis că e cu șarpele? Adică am dat toți banii ăia de V-Bucks degeaba. Mi-am irosit banii pe el și... Nu, trebuie să am nevoie de timp singur, lasă-mă în pace. Mă, stați puțin, cum, uitați-vă, bă, Darusel, tu auzi, o maică ta, bă, doamne, Darusel, tu auzi că ea, bă, Darusel, nu e doresc pentru tine, omule, că practic ea n-are treabă cu tine, doar de banii ei, că și-a cheltuit banii pe tine și ca și cum că tu ai murit acum, n-avea treabă de tine așa în general, dar și-a cheltuit banii, tu n-ai gândit-o, pa, nu gândești, Darusel, de ce râzi, că nu e doresc pentru tine. Ok, dar unde ești, că nu te văd, nu mă, vreau să te văd, Darusel, arată-te, unde ești, mă, pune-ți aia pe cap, fii atent, mă, duc în cameră, da, mamă, dar trebuie să scot șarpele de acolo ca să poată să ajungă în cameră, Darusel, că altfel nu putem să facem, trebuie să mă duc acum repede, fii atent, scoate tu șarpele, că eu mă duc să mai vorbesc cu maică-ta, ok, bine, scoate tu, bă, dar nu spa, holo, bă, Darusel, bă, dar terminat e copilul ăsta, pă, bune, mamă, ce familie au, bă, tu, unde s-a dus maică, să-i întrebarea mea, alo, auziți, mama lui Darusel, mă auziți, alo, mama lui Darusel, alo, mama lui Darusel, mama lui, bă, cu familia asta deja, sper totuși că trebuie să plecăm mai repede de aici, că nu mai supor, să sperăm că odată cu farsa asta o să plecăm și noi, frate, că nu înțeleg care e faza, adică, bă, bune, mă, ce se întâmplă cu toate chestiile astea pe aici, mă, tu cine ești? Și am dat toți banii aia pe el și el a murit, adică mi-am irosit tot salariul și am muncit atâta și m-am făcut, da, ok, bro, nici nu mai știu ce să vă, ok, stai puțin, de ce era un burger? Ok, da. Cred că vă chestii, trebuie să mă duc la somn, știi, și lasă-mă în pace. Auzil, dar stați puțin, vreau să vă spun că am scos șarpele, uitați că nu mai... Doamne, bă, doamne, dar se termină, că-mi știu seama, mamele, doamne, bă, dar doarme, ok, deci începe, mamă, dar se, dacă începe să doarmă, stai că trebuie să mă duc eu, bă, dar se, revină, fii atent, revină, omule, revină, arată-te, vină la mine, dar se, ele, unde ești, mă, omule, unde...
Stai, așa, bă, la fel, ce vrei, ce vrei? Așa, mă, fii atent, hai pe partea. De fapt, tu poți să intri pe acolo, eu să intru pe acolo prin spate, că n-am cum să intru acolo și să mă duc acolo jos în cameră. Ok, bă, frate, n-am ce să mai zic pentru familia asta, adică, pe bune, uitați-vă ce familie mai există. Familia 2012, alu, Darusel, cu maică, s-a doi nebun la fel, Odina, scuze, să Darusel în pace, scrieți toți acolo în comentarii, bine, n-am murit, dar, da, hai să mergem pe aici, tip, ajungem acolo și să vedem, să înceapă distracția cum ar fi, mamă, deci, făcuse Darusel aici, vă, că n-am mai continuat asta. Mă, omule, dai, tu te, hai, vino pe aici și tu, Darusel, gata, dar fii atent, Darusel, acum începi și fii atent, vreau să-i și vorbești, Darusel, să râzi de ea, să faci toate astea cum ar veni, gen, ca așa, sau bântu și astea, hai, vino repede, că mă duc aici, ok, deci, mai că să doarme acolo, puta, ce sunt, mă, cu astea prin casă, ok, adus niște roboți, dar nu știu care e faza cu ei, hai, mă, Darusel, du-te sus, spune-ți aia pe cap și să înceapă distracția, Darusel, hai, acum, Darusel, hai, dă-i. Mami! Ai fantoma! Bă, cred că mă prea multe chestii, nu trebuie să schimb dormitorul, casa asta e posedată. Bă, frate, a plecat de aici, acum ce trebuie să am, bă, Darusel, stai puțin, că trebuie să stai aici, omule, unde ești, mă? Darusel, dar fă-mi ca lumea, mă, omule, vorbește cum trebuie, bă, dar unde s-a dus, mă, s-a dus sus, du-te, că e la noi, e la noi, dar eu cum, pe unde intru, deschide ușa, Și am stat atâta după el, am crescut atâta timp și... Bă, tu ce faci, mă, aici? Bă, stai puțin, băi, iară trolați, de ce? Ah, fantoma! Nu, băi, iară mă trolați, nu pot să fac față la așa ceva, nu, refuz. Bă, dar... Mami, arăți de mine, mami, nu? Olo, familia Darusel, n-ai ce să-i, familia 2012. Bă, Rafele, t-ai văzut aia, era fantoma, dar bă, nu cred că văd eu chestii, că am văzut prea multe, nu cred că sunt eu chiar așa de nebună, adică, păi fiu nebună, dar totuși. Așteptați puțin, a spart geamul ăsta degeaba, pe bune, vă plângeți, dar stați puțin, oricum, de ce a fugit aici din cameră, că nu v-am înțeles, de ce v-a speriat, Nu, cred că e posedată casa asta, cred că nu mai încep, bă, uite de spate, fantoma, Rafele, fantoma, de ce? Unde? Stați puțin, așteptați. Bă, fantoma! Ce fantoma, oameni, aveți iluzii. Era și de fantoma, era detectiv. Liniștiți-vă, luați loc, hai afară la aer, ieșiți la aer să vă calmați puțin. Cred că totuși am nevoie de gură de aer. Hai să stăm aici, fiți atentă, vreau să vă spun niște lucruri, vreau să vă spun și atentă. Dumneavoastră, stați puțin, v-ați supărat pe Darusel, cum ar veni? Bă, se deschide ușa, se deschide. Ce se deschide? Închisă ușa! Stați puțin, dumneavoastră... Nu, se deschidea ușa, se închidea singură, pot să jur că am văzut. Nu, fiți cu... Fantoma! Ce fantomă, fiți atentă numai la mine, ascultați-mă că vreau să vorbesc cu dumneavoastră, vă pare rău că a murit Darusel doar că ați dat banii degeaba, nu că e fiul dumneavoastră, că era de fapt? Da, cine a zis că îmi pare rău? Păi da, cum adică cine a zis că vă pare rău? N-am zis că, păi nu plângeați că i-ați dat V-Bucks și că i-ați cumpărat? Păi da, că am dat prea mulți bani, că am muncit degeaba, dar nu-mi pare rău că a murit sau ceva, adică, mamă, ce ușurare! Stați puțin, dar e copilul dumneavoastră, cum adică să spuneți așa ceva? Păi, efectiv, o fi copilul meu, dar nu știu, nu mai recunosc. De ce? Fantoma! Dar unde te-a plecat? Ascult, aolo, bă, frate, n-am cu cine să vorbesc în casa asta, pe bune, dacă n-am să... Bravo, mă, Darusel, dar stai puțin, lasă-mi să vorbesc. Mă, ce... Că nu, nici în tine nu mai am încredere, lasă-mă. Ok, să lăsăm, dar bă, Darusel, fii atent, vino repede, fii atent, ce vreau să facem acum, bă, Darusel, deci fii atent, așteptăm să se facă noapte, eu mă duc la mine în cameră, poate vine ea în casă să se calmează, să pune la ea în cameră, Darusel, să sucă la somn și pe noapte, Darusel, vreau să sperii tu, Darusel, ok? Dar fii atent, să faci ca lumea, gen, să sperii, să vorbești cu ea, zici, mamă, nu pleca, vreau să vorbim, că te-am auzit din morți, din astea, zici, ceva de genul, știi ce zic? Ok, bă, Rafale, hai, că mă... Ok, Darusel, am înțeles, da. Darusel, cred că chiar a murit acum. Bă, Darusel, fii atent că acum e momentul, bă, Darusel. S-a făcut noaptea, hai să vedem totuși dacă a venit mai cât. Și fii atent, Darusel, urci acolo pe scară și te pui să vedem. A venit, bă, nu e aici, Darusel, nu e. Ah, bă, da, e la calculator, ai grijă, Darusel. Nu sta cu aia, du-te sus. Și ai grijă acolo, ia mă să vedem ce face, Darusel, ia. Sper să vorbească, Darusel.
Ok, mulțumesc, doamna psiholog. Ne vedem când sâmbătă. Ah, ok, mulțumesc frumos. Bine, bună ziua. Ok, mamă. Mamă, cred că o să mă duc. Dar Darisel, unde ești, pui mami, unde ești, mamă, cream că... Unde ești, Darisel? În bec! Păi, ești pe Darisele, de ce ai dat... Bă, tu ai dat, mă... Nu, stai puțin, stai acum, adică, mă, Darisele, unde ești? De ce am... În baie, mă, stai puțin, de ce... Bă, unde ești, mă, Darisele, parcă... De ce s-am gândit așa? De ce? Bă, ok, nu, stai, iară, nu, ok, nu, mersi. Darisel, bă, omule, bă, unde ești, mă, bă, vină mai aici, că trebuie să clarificăm un lucru, bă, Darisele. Bă, omule, vreau să-i vorbești, ești aici măcar sau vorbesc singur, Darisele. Fii atent, bă, Darisele, bă, rasă să vină aici, Darisele, și vorbește cu el, spune, mami, stai aici, că sunt eu, Darisele, și spune, sunt eu din altă lume și vorbesc cu tine acum, că pot să vorbesc cu tine, că așa e, mi-a dat Dumnezeu posibilitatea pentru că te-am auzit cum vorbeai de mine, cum... Ați venit, gata? Alo? Auziți? Tu cu cine vorbeai mai aici? Și tu, de stai așa, eu nu sunt singura care auzea aia și tu auzeai vocile lui Darisel? Da, am auzit vocile lui Darisel care vorbea cu dumneavoastră și l-am auzit când a sugit dumneavoastră pe geam, am auzit că Darisel zicea că dumneavoastră, că e foarte supărat că dumneavoastră nu-l iubiți și că Dumnezeu l-a trimis aici să facă dreptate. Păi stai puțin, deci el încă e în viață sau cum, adică stai puțin? Nu știu, eu nu știu nimic, gen, dar am ajuns, nu, a murit, cum să fie încă în viață, n-are cum să fie în viață. Păi și atunci acum, de ce, nu, stai un pic. Cum să nu mai vezi pe Pitu și cum să nu mai... Mă, ce căutăți acolo? Ok, cred că eu știu să mă duc la biserică să mă spovedesc un pic. Asta așa, revin imediat. Da, ok. Dar să le nu, cred că e momentul. Trebuie să-i spunem că n-avem ce face așa. Pune tu asta. Bravo, dar să le, că aici măcar pui. Aha, la noi acasă spargi geamurile tu cu Alice. Dar să le spargi geamurile. Dar aici le pui la loc, cum ar veni, nu? Și acolo la noi acasă nu le pui la loc. Bă, gata, omule, stai să-i facem, omule, fii atent, dai să-i facem acum, hai, bă, revină la normal, dar să le revină la normal, să te... Fii atent, mami! Fata, in nomine patrizet, filie, spiritus santis! Mă, ce să... Nu, gata, auziți, stai puțin, nu stai puțin. Ok, stai puțin, mă, fata! Stai puțin, bă, prost ești, bă, Darisele, cu tine nu se poate face nimic în viața asta, pă, bune, ești prea prost, Darisele, ai plecat, Darisele, mă, pentru ce, omule, bă, Darisele, trebuie să faci, da, ce să fac cu Darisele, adică, pă, bune, dar mai, da. Acum e rândul meu să vă bântui, m-auziți? Asta credeam și eu, Darisel. Mami, tu ești, atunci-te, mami, ești, atunci-te, că nu te așa, gata, și am nevărat. Poți să dai cât vrei, dar să știi că te văd. Fara, unde-i treaba ta? Cred că știi că dacă, de fapt, nu ești mort, o să-ți văd unde ești, nu? Ce? Rafaele! Știi vorba aia, Darisele, eu te-am făcut eu tumor, așa că... Da, au câștigat vocile la mine. N-am, bă, sper totuși că am scăpat și eu de treaba asta, că deja nu mai suportăm omul din orașul ăsta sau nu, cred că e ultima apariția mea peste tot, numai, gata. Atât a fost, pa. Olo, mamă, frate, 8.55, ceasul, mamă, 8.55, că m-am trezut ochii, m-am trezut regula, mă, ce cauți, omule, la geam, dar răsele, alo, ce faci, neața, ce faci aici? Neața, bă, Rafale, stai, bă, Rafale, astăzi ești frumos, uite, e soare afară, frumos, stai, bă, Rafale. Dar nu mai țipa, omule, așa, omule, bă, poți să vorbești cum trebuie, dar răsele, că mă enervezi, bă, bune, hai, mă, nu putem, mă, dar răsele, știam și eu că poate am o dimineață mai bună, mă, dar răsele, deși nu te mai supăr, bă, când mai plecăm de aici, dar răsele, că nu mai supăr să mai stau, nici cum mai ai venit cu tine, așa, măcar să te-am cu tine, dar gen, acum că sunt și cu mai cât doi nebuni, dar răsele, nu pot să stau cu doi nebuni, mi-ajunge unul, dar răsele, nici de tine nu mai am nevoie, cred că mă mut definitiv singur, dar răsele, în altă casă. Da, bă, Rafale, fii antină și eu vreau ca fii antină, bă, Rafale, eu am bannerul, bă, Rafale, dar chiar, bă, bannerul meu, ce face? Omule, bă, dar răsele, gata, că mă enervez, și ceva, hai să mergem, dar răsele, trebuie să ne luăm rămas, bun, dar aici, că eu nu mai pot să mai subor. Bună dimineața, copii, ce faceți? Bună dimineața, mami!
Bună dimineața, dar ce sunt cu astea? Ce mă taci, mă, omule, doar să le... Doar să le... astea, copii, sunt lucrurile voastre pentru că m-am săturat. Mă trolați, mă faceți nebună, fugiți de mine, nu știu ce faceți, încercați să-mi faceți, sipați la mine și mă faceți să mă simt în ultimul fal, așa că plecați mai bine atât de mine, ca să v-am făcut bagajele, o să ajungă Uber în 10 minute, așa că, pa, pa. Bine, bă, Rafaele, mă, bine! Bă, stai puțin, adică stai, voi vă bucurați că plecați, adică stai, tu nu mai vrei să stai cu mătă, Dariusele, bine, 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 Dariusele, hai că te țin eu minte, Rafaele, tu poți să pleci pe ăsta, o să-l mai țin eu un pic aici, o-l mai așa, tu stai la tine. Asta ne-am calmat, nu-i așa? Și putem să vorbim ca trei oameni normal, că suntem, putem purta și noi conversații. Adică putem să vorbim ca trei oameni normal, dar Isele, du-te până la tine în cameră, vezi că ți-am lăsat acolo niște burgeri. Ok, pa! Okay, așa, acum putem să vorbim ca oameni normali. Mai bine, că nu-i mai suport pe băiatul ăsta, sincer, nu știu, mai bine îl țineți aici în casă, că chiar eu nu-l mai suport. Face ca toate alea, în continuu mă enervează, îi zic niște lucruri, face altceva, face întâlnită toată ziua, nu știu ce, ați văzut și ieri, na, v-am făcut farsa aia, ne pare rău, totuși am vrut să vedem cum reacționați, totuși n-ați reacționat. Da, cel mai probabil, cred că a fost ideea lui să faceți farsa aia, dar totuși vreau să plecați atât de la mine în casă, așa că vă rog, luați-vă bagajul și plecați atât de la mine în casă, dacă vrei poți să-l dai tu afară după, nu știu, dar nici eu nu mai vreau la mine în casă. Dar sel, omule, dar sel, bă, alo. Sau stai, Rafaele, vino repede. Dar sel, mai stai un pic acolo, mai stai un pic. Nu vrei să-i faci și noi o farsă șmechere? Poftim. Acolo în mormântul. Da, de fapt și nu lasă nimic. Bine, dar Isele, haideți că vă ajunge Uber-ul. Haideți, eu trebuie să mă duc până jos, am niște treabă. N-am auzit. Omule, bă, ce cu familia asta? Bă, am spus că n-am auzit, nu v-am auzit ce ați vorbit. Ce faci? Bine, lasă, nu contează. O să vă ajungă Uber-ul în 10 minute, hai, grăbiți-vă. Wow, dar să le mănânci burger, ca de fiecare dată. Wow, dar să le... Bă, dar să le poți să te cumpăr, dar să le... Te rog, cumpăr-te de tu normal, dar să le... Că deja nu mai supăr, poți să te... Okay. În tine mai mare bază, dar să le... Că suntem prieteni, dar să te... Dar nu mai vorbesc de mine, mă, dar să le... Gata, comportă-te normal, mă, dar ce sunt ăștia pe aici, dar să le... Bip, ce e asta? Haideți, băieți, sunteți gata, că vă ajung sub bărul, haideți. Bă, dar să le vorbește mă ca lumea. Hai, băieți, că vine Uber-ul. Haideți, ți-te pe aici. Bă, dar să le unde duci mă aici ușa. Stai, vino încă, așa, deci. Veniți un pic. Da, puteți să vă duceți la dumneavoastră în cameră. Bine, hai, pa, aveți grijă de voi. Hai, pa, pa. Urs, șerp, și mai mulți. Nu, urși, alo, salvare. Am șerp în casă, alo, salvare, alo, mă ia cu inima, alo. Gata, hai să plecăm, Darius, hai să plecăm. Bă, Darius, puta mâine, nu, mă, scoate-mă asta de aici, Darius, nu, pe bune, scoate, că nu-i frumos, Darius, gata, vină înapoi, mă, frate, nu înțeleg ce faci, Darius. Bine, dar să ne mai însă tot să scot eu toate astea, să văd de unde, că deja nu mai supăr, frate, pe bune, mă, dar ce-a făcut, mă, Darisela aici, ia să mă uit în partea asta, ok, bă, dar, bă, ce, bă, visează, nu e nimic, a, bă, da, sunt șerpi ăștia pe aici, dar urs, bă, nu știu, nu mai era ursul ăsta, de fapt, bă, eu nu mai înțeleg nimic, bă, frate, nu știu în ce lume mă aflu, chiar nu mai vreau să mai stau cu oamenii ăștia pe aici, că deja mi s-a luat, ajutor, nu, gata, am plecat, mi-e dat jos, care faza, bă, frate, deja nu mai înțeleg, deja nu mai suport absolut nimic, nu mai știu nici să mai vorbesc, nu mai știu absolut nimic. Asta e cea mai proastă zi pe bune. Chiar dacă plecăm și ar trebui să fie o zi foarte frumoasă, o să fie de acum încolo, dar până acum chiar este cea mai proastă zi, pentru că am avut foarte mari nervi de această dimineață, deja nu mai știu să mai vorbesc, deja hai, gata, că nu mai vorbesc, bă, duc acasă, văd eu dacă apuc să ajung cu ceva, dacă nu mă duc pe jos și când o ajunge și mă voi liniști la casa mea. Bun, însă și frate, după atâta timp de mers, frate, am ajuns la casă și vedem, mă, ce faci, bă, ce faci? E foarte fraier. Foarte amuzant, știu, dar să le mai lăsat așa capa proști pe jos, nu? Da!
Ah, ok, dar să le și acum ce faceam, mă, să intrăm în casă, bă, dar să le mi-a fost atât de dor, dar să le sau Angela nu e acasă, bă, dar să le. Mă, la ce dor e casa ta, dar să le ai nebunit, oameni, dar să. Bă, ce? Bă, ce s-a? Dar în sens, se vede că n-am mai stat aici, bă, dar să le. Bă, ce se întâmplă, bă, frate, că nu înțeleg, bă, dar să le câte tăște pe aici. Și cam atât a fost cu acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți butonul de like și ne vedem data viitoare. Pa, pa. Rafaele, bă, ce faceți, mă, dar să le. Unde ați fost? V-am așteptat atâta timp. Ați fost plecați de 2 luni. Cum a... Bă, stați puțin. De... Stai puțin, că am și uitat de tine că era aici cu noi. Sper că, de fapt, ce să sper, că văd că n-ai șters praful. Ia uite, nu mai pânze de pe aia, prin toată casa. Și pe aici, și pe aici, peste tot, nu mai pânze de pe aia, mă, ce se întâmplă? Ce-ai făcut tu? Da, m-am băgat tare pe YouTube, ce pot să zic. Dar cred că o să mă apuc acum să fac ordine. Nu prea mai ieși din camera asta, sincer. Am fost zic că aici la baie și nu prea m-am observat. Dar okay. Să mă bag pe curățat, actually. Da, bagă-te să curești și tu astea pe aici. Că frate, uite, e prin acum, toată casa, acum, adică uite, nu înțeleg pe bune. Da, mă, dar ce-ai făcut, mă, tu în tot acest timp aici? Că am și uitat de tine că erai la noi în casă. Bine, măcar că ai fost, da, că ai ținut așa de casă, dar vă că nu prea ai îngrijit-o cum ar veni. Măcar ai ținut așa, i-ai ținut de urât doar, atât. Păi cam așa a fost, sincer. Ah, ok, bă, și na, ce să mai zic, bă, dar, bă, ce, bă, alo, bă, da, ce fac? Bă, omul, dar să-l asta e lumina, omule, e lumina, tu băi să... Aaaa! Dar să-l, bă, mă, prostie, dar să-l... și mi-a arăt mie toată asta, bine, mersi, așa. Bă, dar ce-ai făcut tu pe aici în zilele astea, cât timp am fost neplicați? Păi, efectiv, am stat aici să mă uit la niște filme și astea, m-am mai dus pe la diner să mai mănânc câte ceva și astea și... Am stat să filmez, nu știu, să mă joc pe laptop și astea. Ah, ok, interesant. Păi da, și voi spuneți-mi voi unde ați fost, ce ați făcut atâta timp, că chiar sunt curios, ce gen am stat, ați plecat 2 luni de acasă. Nu, n-am plecat 2 luni, am plecat o săptămână. Ba da, au trecut 2 luni, crede-mă că știu cât a trecut, au trecut 2 luni. Ce, mă, 2 luni, mă, cum, bă, dar să-l, cât am stat acolo? Stai să văd, 1 luni și atunci fra mama. Gata, lasă-mă că nu vreau să mai vorbesc. Dar ziua, dați poți să te conști, să le lasă că vorbesc eu cu Edis, tu lasă-mă, lasă-mă. Bă, de ce gata, dar să mi s-a luat de să-ți aud vocea, dar să du-te în cameră, lasă-mă să vorbesc cu Edis, așa, gata, așa. Mă, fii atent, bă, gen, cum e că de 2 luni, mă, frate, nu, am plecat de o săptămână și ceva, aproape 2 săptămâni. Nu, ați plecat de 2 luni, efectiv, deci credeți-mă că am stat în fiecare zi și m-am întrebat, deci am făcut. Și video când mi-a explicat, nu video, dar ții minte când a explicat, am făcut fix în ziua respectivă, am făcut o story pe Insta și au trecut 2 luni că m-am uitat. Uite, stai așa că ți-a, uite, uite-te aici, vezi? Uite, vezi? Da, acu două luni. Da, în fine, nu știu, bă, și ce să spun, mă, la chiar s-a pus la somn. Bă, dar să le nu te pune, du-te mă și joacă-te, că uite, nu ți-a fost dor de calculator? Omule, bă, o să adormi. Uite, aici o țară, uite știrbu, uite cum sare de dinte ăla. Ce știrbe fraierul ăsta. Vrei să facem o farsă ceva? Nu știu, parcă așa. Mi-a fost dor să fac o farsă ceva. Aici, nu știu. Bă, nu știu, vreau să ne zică oamenii acolo în comentarii ce vreau să-i facem, chiar nu mai am nicio idee, sincer, acum, în momentul de față, n-am nicio idee de farsă, dar fii atent, hai să-l povestesc. Hai să ne punem aici jos, în primul rând să vorbim, bă, ce să spun, da, hai să pun și un film aici, poate, stai să zic, deci, eu cu Darusel ne-am uitat la un film aici, nu știu unde erai tu atunci, în ziua aia, dar mă rog, în fine, când am plecat noi, ne-am uitat la un film seara, practic, și Darusel după arunca cu o poțiune, a zis cu o poțiune cu noroc și dintr-o dată, următoarea zi, m-am trezit într-o casă, eram cu Darusel într-o casă, eram cum ar veni frat. Și am ajuns gen la casa maică-sii. Și gen, știi casa aia mare, te-am dus acolo să vezi, ai văzut casa aia mare când am trecut spre oraș, în partea aia era un dita mai palat, o dita mai vila, ceva de genul. Știi casa aia? Da, mi se pare că știu, da. Da, acolo stă maică-sa lui Darusel. Mama lui Nu, și crede. Păi, nu, cred că m-aș duce și eu, sincer, să salut, adică nu. Nu, crede-mă, chiar nu vrei să gen, eu. Adică de ce n-aș vrea? What do you mean? Uite că eu nici nu mai știu, nu mai am cuvinte să nu mai știu să mai vorbesc absolut deloc. Maica lui Darusel e prea nebună. E mai nebună decât Darusel cum e el. De fel, e mult mai nebună și e foarte strictă. Ok, cred că de fapt nu mai vreau să salut. De exact, asta ziceam și eu. Și tu ce ai făcut în tot acest timp? Nu ai fară să nu faci curat pe aici? Diner. Culcat și filmat. Ah, e fă la restaurant, ok. Ah, ținând practic, bă, e bine că practic le-a ajutat pe toate la acolo la restaurant. Mă, n-am ce să mai zic. Bă, da, nu știu, a fost groaznic totul ce am făcut acolo. A fost și amuzant, a fost și groaznic. Am făcut niște farse, am construit o cameră secretă cum e aia unde dormi tu aici. Dar chiar tu unde ai dormit în tot acest timp? Ai dormit la tine jos sau ai dormit la Darusel aici? Am dormit ori la Darusel. Nu, n-am dormit la Darusel, că patul e cam așa. Nu știu cum dorme el, gen, cred că mai bine dorm pe o cărămidă decât acolo. Dar cred că am dormit ori pe canapea, ori și la tine cred că am dormit în prima zi.
auzit când ai venit, dar gen... Bă, stai puțin că patul... Mai mult pe canapea. Bă, stai puțin că patul e cum îl avea acolo la maică-sa și chiar era confortabil, mie chiar mi-a plăcut să dorm acolo. Bă, nu, stai așa, tu cred că nu înțelegi, deci patul ăsta e ca o cărămidă, cred că nu vorbim despre aceleași paturi. Arăta la fel. Păi da, dar vezi tu, ăsta cred că face pârțuri în el sau ceva și s-a deteriorat salteaua sau nu știu, e o cărămidă. Ai dreptate, bravo, mi-a plăcut asta, mi-a plăcut asta. Bă, n-am ce să mai zic, hai că mă duc la mine în cameră, că mi-era a doua așa de cameră. Hai, cred că vin și eu totuși, că nu prea mai vreau să mai stau cu ăsta după... Bine, ok, ia să mă duc pe aici, ok, deci pe aici... Bă, frate, am uitat că ți-am făcut asta, scuze, mă, dar este serios, bă, are de asta de fapt, auzi, uite, Rafaele, vino să vezi, pune-te un pic în patul ăsta, dacă tot, și uite-te, fii atent, pune-te un pic în el. Nici nu pot să mă pun în patul ăsta, bă, dar să ce e ocupat ăsta, ce e făcut, dar să, doamne, bă, iar a rămas cu asta, bă, dar să... Bă, dar să le vezi că ți-am cumpărat V-Bucks și tu te acolo și joacă-te, hai, pa, hai, Rafaele. Ai grijă, hai de. Gata, am sărit, s-ar și tu așa, gata, ok. Bă, da, și la mine aici, bă, frate. Mă, ce e aici? Bă, că ce... Bă, ce atât de mult la mine, frate? Bă, n-am fost n-am mai fost pe la tine, dar hei, vezi partea bună, calculatorul tău încă funcționează. Bă, logică funcționează, cum să nu funcționeze? La urmă e un calculator foarte bun și e un calculator performant pe care eu filmez și postez și oamenii trebuie să dea like și subscribe, nu-i așa? Exact. Da, exact. Vreau să zic că m-am jucat și eu pe calculatorul ăsta și chiar, bă, vezi că e extrem de fain, adică... Bă, parcă nici că n-ai mai intrat aici și să cam vedea. Păi nu, am intrat în prima zi de când ați plecat, dar gen, după aia cred că toate două luni cât ați plecat, mai aici. Ah, ok. Bă, da, ce să mă zic, bă, frate? Chiar a fost foarte horror acolo. Nu-ți recomand asemenea experiență. Chiar nu vreau să cunoști pe Michael Saludarețel, nu știu, dar tu cât mai ai de găsit aici la noi? Bă, nu știu, sincer. Mi-am recuperat între timp telefonul și astea și am vorbit cu un prieten și mi-a zis că cel mai probabil o să vină și el pe aici, dar și prietenul ăla n-am mai vorbit de mult cu el, deși e cel mai bun prieten al meu, nu l-am mai văzut de mult, așa că nu știu cum o să mă înțeleg cu el și sper că poate să fie tot ok, sperăm. Mă, cum adică să vină aici la noi în casă? Cum să vină, mă? Nu, a trecut pe casă și mi-a luat toți banii salvați și speram că poate pot să-mi cumpăr și eu o casă, nu știu, poate să mergem zilele următoare să mă ajut să mă uit de o casă sau ceva și poate, nu știu. Da, nu știu, poate, nu știu, vezi, tu te descurci și tu că ești mare până la urmă, te descurci, ai învățat orașul, te-ai descurcat pe aici prin oraș cât timp a fost neplecat. Da, vezi că chiar l-am învățat și chiar am găsit niște chestii foarte interesante pe aici, dar mă mir cum de n-am dat de voi până acum, dacă zici că totuși casa aia parcă nu pare foarte departe de aici și da, efectiv m-am descurcat pe aici, mi-am făcut mai mult de cap, dar mă bucur că v-ați întors și mă bucur că te-ai întors, că aș vrea să mă mut din principalul motiv că e Darius și nu știu cum mai pot stau cu ăsta în casă. Sincer. Clar, nici eu nu știu cum mai pot să stau și nu știu de ce încă mai stau aici, nu știu, poate mă mut, dar nu știu, vreau să, că știi că dacă am și un cont de YouTube, oamenilor le place cum ar veni să stau cu Darius în casă, știi ce zic? Și așa poate nu mă mut de la el, știi? Cum, adică rămânem amândoi practic aici. Da, tot ce sper să n-ajung și eu ca tine cu Darius cu prietenul meu, că dacă vine ăla și deja nu mă mai înțeleg cu el, nu știu ce o să fac. Bă, da, adică, cred că îi lăsăm pe ăștia și ne mutăm noi într-un alt oraș sau ceva, dar sincer. Bă, nu știu, poate la un moment dat chiar aș vrea o mutare așa într-un alt oraș, știi, sincer, poate ne mobilizăm și noi avem mai mulți bani și putem să ne mutăm într-un alt oraș, chiar mi-ar face plăcere, că totuși orașul ăsta sunt aici de foarte mult timp, aproape, cred că am aproape un an în vară, se împlinește un an de când sunt aici și totuși, nu știu, am făcut foarte multe activități pe aici. Bine, de fapt, dacă stau să mă gândesc, nu l-am explorat chiar pe tot, că știu că mi se pare că am auzit că există un teren de fotbal ceva, dar n-am fost niciodată pe acolo la terenul de fotbal. Am fost eu, pot să te duc, da, chiar am fost și m-am întâlnit cu niște băieți pe acolo, chiar au fost foarte zreau, nu știu dacă o să mai vedem, dar și dacă nu o să mai vedem, vezi că am fost și era destul de mare terenul ăla și destul de șmecher. Ah, ok, bă, interesant, adică nu știu că poate, nu știu, dar poate o să mergem acolo, nu știu, vreau să zic că și oamenii acolo în comentarii să scrieți dacă vreți să vedeți acolo. Uite, apropo, uite, stai, uite-te, fii atent că am aici o filmare cum i-am dat golul, uite-te. Mamă, da, ești cel mai bun, tu ești Ronaldo, tu ești tot, ok, am înțeles, bă, ce să spun, bă, sper că totuși nu mai ieși prin, s-a pus strana, nu l-a făcut, bă, ce faci mai dar înțele aici, alo, bă, bă, uite-te puțin asta, să uită, mă, ce tu, bă, nu, că ăsta nebunit de tot, hai să lăsăm. Da, ok, știi ce, hai să stai un pic, să mai fur și niște burger, ok, bun, hai să mergem, să mergem la terenul ăla de fotbal să ne jucăm, să vedem, să așa, nu știu, poate... Bă, nu știu, hai să mergem, dar vreau să văd, stai puțin, că înainte de toate vreau să văd cum mai e pe aici, pe la mine, prin cameră sus, că nu știu dacă pe aici ia să mă duci prin par... Uite, că și pe aici, bă, frate, trebuia să faci tu curat, dar măcar totuși ai avea grijă de casa asta într-un anumit fel, ca să nu vină cineva să o spargă, sau ceva de genul, uite, pe aici nu e ok, și da, nu știu, hai să mergem acum, să
să-mi arăt și mie unde e terenul de fotbal, că eu doar am auzit de el și poate să mergem cândva să facem așa o echipă mare, venim cu Darusel, cu toată lumea, știi? Dar... vezi că ar merge, vezi că ar merge și am auzit că mai stă cineva, nu știu de cine este tu, de Ales, nu știu, era cineva în casa aia și poate jucăm în 2v2 ceva, nu știu, poate... Te-ai întâlnit cu ea? Nu, dar mi-ai zis tu că stă cineva în casa aia, nu știu, văzut, chiar... era o fată care venea, nu știu, stătea, dar nu știu cine, adică n-am vorbit cu ea. A, nu te-ai băgat în seamă, ok, bă, nu știu ce să zic, hai să mergem la terenul ăla, știi unde e, da? Da, vrei să mergem pe jos ca să vezi drumul sau vrei să o luăm, nu știu? Bă, pe oricum văd drumul, mergem cu, cum ar fi, mergem acolo. Hai să mergem cu bicicletele totuși, că putem să le parcăm acolo și gen, hai, o bicicletă și hai să mergem. Oricum n-am mai făcut foarte mult timp cu bicicleta. Vino, dar fii atent, vezi că trebuie să mergem pe aici. Pe aici, băi, că nu cred, eu nu știu că e prin partea asta, știu că e undeva prin partea stânga a orașului. Da, nici eu nu mai știu exact, dar oricum, odată ce ajungem în centrul orașului, ar trebui să fie ok. Da, ok, bă, uite, că mi-aduce și mie aminte, practic, că n-am mai mers pe aici de foarte mult timp cu asta pe aici, frate, și... Bă, ursul, înapoi, uite-l, e lângă tine, ursul, uite ursul lângă tine, uite-l aici. Ce urs? Ce urs? Uite-l. Ăsta e Marian. Salut Marian, ce faci? Haide, hai să mergem. Clasic, a dat în el, nu-i nicio treabă, bă, ai grijă cu mine, ok, bă, frate, stai, că aici intrăm în bază militară, stai un pic, trebuie să luăm pe lângă. Hai că sigur știi ăsta drumul. Gata, mă, stai, aici e? Da, aici trebuie să intrăm, am plătit eu că am gen abonament pe o lună și nu cred că se vede dacă te bag și pe tine, așa că hai să mergem pe aici, haide, da, hai da, să da, intrăm. Da, mergem pe aici, mama, cum e terenul ăsta, mama, ai și pista asta de alergat, mă, frate, mama, cât de tare pe aici, exact. Bă, fii atent, stai puțin înainte, să jucăm. Cred că ar fi bine să ne încălzim un pic. Vrei să dăm o tură de teren așa repede să alergăm pe aici? Da, dacă vrei tu hai să-i dăm. Că mamă, cât de șmecher, uite cum se vede pe aici. Hai de vino, că... vine, uite aici. Hai la liniile astea de început. Ce tare e terenul ăsta de fotbal, chiar îmi place, nu știu. Scrieți-mi acolo în comentarii dacă vreți să veniți cu Darusel aici să facem un meci de fotbal ceva ca brazilienii cum ar veni, facem Cupa Mondială ceva, știi ce zic? Exact. Hai, stai acolo la linie și 3 2 Stai puțin. Gata, hai. 3 2 Hai, 3 2 1 și let's go. Haide. Bam până partea asta. Gata, 3 2 1. Am câștigat. Lejer. Bă, aru. Bă, stai așa, trebuie să dăm toată tura de teren. Vino, mă. Hai, lasă, hai să jucăm. Hai să jucăm fotbal. Mamă, cât de tare e terenul ăsta. Ok. Mamă, dar e tare rău terenul ăsta. Bă, uite cum se vede pe aici, cum se vede, vezi cum se vede umbra cu tata. Și uite, vezi că avem minge de astea șmecheri, adică pot să vin așa să-ți dau dribling și să mă duc. Hai, bă, apără-te, ce faci, mă? Nu poți să aperi poarta. Haide, mă. Dar n-am început. Bă, ce e asta? Bă, și unde scrie scorul? Nu cred că scrie scorul sau ceva genul, dar ok. Nu, dar l-avem, uite, l-avem aici, stai așa, uite. Uite, bă, să mai bagi tu de la tine, da, că ți-am dat banii. Așa, hai să jucăm, haide. Da, l-avem acolo pe arbitru și o să ne spunem scorul. Hai, 3, 2, 1 și haide, nu mai stau deloc, hai, hai să jucăm, haide, bă. Nu mai joc fotbal în viața cam, mea. Cam slab, Rafaele, nu știu ce să zic. Uite așa, 2-2 și acum 3-2. Bine, Rafaele, mamă, ce bine joci. Da, nu mai joc în viața mea. Știi ceva, bă? Du-te-n poartă la tine. Du-te-n poartă. Fii atent, că-ți dau de la jumătatea terenului direct mare gol. Fii atent, 3, bine, 2, hai, dacă 1 tu crezi... și... Da. Aolo, da, mai bine nu mai venem aici. Trebuia să vin și cu Darusel. Dacă vrei să vin și cu Darusel, nu știu, poate. Bă, dar nu mai ta mine, omule. Astăzi, în acest episod, am aflat o informație foarte importantă despre mama strictă a lui Darusel 2012 și astfel am reușit să mă transform chiar eu mama lui și am aflat un secret despre familia sa, mai precis despre tatăl său. Nu vă mai zic prea multe, vă las să vedeți. Mamă, frate, în sfârșit, de fapt nu în sfârșit, că cine știe ce se poate întâmpla aici, dar după cum puteți vedea, mă aflu în fața casei mamei strictă a lui Darusel 2012, sunt singur de data aceasta pentru că am vrut să vin aici, frate. Chiar sunt curios ce mai face mama lui strictă. Știu că n-am mai văzut de foarte puțin timp, n-a trecut foarte mult timp, dar am zis, bă, frate, după ce că am petrecut o săptămână mai mult, nu știu cât am petrecut exact cu ea, vreau să-mi scrieți voi acolo în comentarii cât am petrecut. Acum vreau să văd ce mai face ea, pentru că n-am mai văzut-o, cred că de vreo 2 zile sau ceva de genul. Dar hai să mergem aici în camera ei, să-i dăm dacă se află aici mama strictă lui Darusel. Nu e nimeni aici, sau fi la baie. Nu, bă, ok, deci ușa e deschisă. Ia să văd camera asta secretă dacă mai e aici. Da, bă, da, frate, mai aici, dar faza e că nu trebuie să afle, bai, că s-ar putea să afle, să sperăm totuși că nu o să afle, dar da. Hai să vedem ce se află aici, să vedem unde se află mama strictă. Auziți, mama, alo, mama lui Darusel, bă, da, întrebarea mea, bă, stați puțin, că acum mi-am dat seama. Încă n-am aflat care este numele mamei strictă, n-am întrebat-o până acum care e numele ei, frate. Pe și eu cum o stricam până acum, că eu nu mai mi-aduc aminte, sincer, dar în fine, mama strictă lui Darusel, alo, bă, nu e acasă, mă, frate, bă, de fapt, ia-s puțin, că mi se pare că n-am văzut nicio mașină, în partea asta mi se pare că e garaj, ești pe la garaj, da, mă, frate, nu se
se află absolut nicio mașină pe aici, deci e plecată cu toate mașinile care se aflau aici, bă, frate, nu înțeleg sincer, adică, pe bune, bă, dar ce să fac, mă, acum, că am venit aici fără Darusel, Darusel nu știe, practic, că am venit aici și toate astea, mă, ce se află, mă, aici, opa, o carte, ce e aici, de la mama strictă, copii, dacă ați venit prin vizită, vreau să vă spun faptul că sunt plecat într-o vacanță, să aveți grijă, dacă intrați în casă, să nu faceți vorbostie, să nu spargeți ceva, e plecat într-o vacanță, maică sa, bă, frate, și eu vreau să vin pe aici, n-am ce să fac, acum trebuie să plec repede acasă, că nu mai am ce să fac, adică, bă, bune, bă, trebuie să puțin. Am o idee. Dacă mai se e plecată, nu știu cât timp e plecată, dar am o idee super tare. Cum ar fi ca eu să fiu mama lui Darusel, să-l invit aici pe Darusel, eu să mă costumez în maică sa, să-mi fac vocea asemănătoare cu a ei, cu un dispozitiv cu inteligență artificială, să fac vocea fix ca a ei, să arăt fix ca ea și să-i fac o farsă lui Darusel să-l chem aici. Dar stai puțin, cum l-aș chema? Bă, stai mai urmărit, bă, stai puțin. Bă, stai, mă, ce faci, mă, Darusel aici, bă, ce faci, mă, mă urmărești, mă, după, bă, alo, ce faci? Că te-am văzut, mă, ce faci, mă, la, ok, deci Darusel m-a urmărit, sper tu, adică, oricum, nu m-a auzit, dar era venit după mine, mă, frate, ok, deci Darusel mă urmărește de acasă. Bine, bă! Ai, bă, bravo, bă, da, tu ce cauți aici, bă, la casa lui mama? Ia zi. Bă, ce faci, mă, Darusel aici? De ce mă urmărești? În primul rând, Darusel, că te-am văzut așa într-o dată, Darusel. Mă, ce n-ai, bă, Doamne, Darusel? Ce te faci? De ce mă urmărești, Darusel? Nu puteai să-mi spui că vrei să vii? De ce? Bă, ce mi se pare că ai mâna asta? A, bă, nu mi se părea mie, credeam că ai mâna asta mai mică casa, dar în fine, ce cauți după mine, Darusel? De ce mă spionezi? Pe fiante, mă, bă, Rafale, eu mi-am mutat burgerul ăsta, bă, Rafale, că era telefonul meu. A, era telefonul tău, burger. Ok, Darusel, și ai venit după el, papa, și am venit aici, Darusel, dar mai cât nu știu, a zis să nu deranjezi și azi trebuie să mergem acasă, nu știu, Darusel, dar tu... Okay, hai, du-te, bă, Darusel, că eu mă duc acum în oraș, mă duc până la magazin, ok? Ok, pa! Ok, mamă, frate, e bine că a plecat acum, stai puțin, i-am zis că mă duc la magazin, dar fiți atenți, vreau să fac treaba asta, să mă costumez mama stricta lui și să am și vocea ca ei, să folosesc inteligența artificială, dar, bă, frate, să sperăm că bă, totuși să meargă totul bine, să nu-și dea seama, Darusel, și acum cum o să fac eu, va trebui să-l sun cumva de genul, dar eu sunt de pe telefonul meu și o să... Ce face, bă, asta? Ok, deci n-am mai văzut așa ceva, e clar, sunt în lumea lui Darusel aici, e o lume plină de nebuni. Și acum, frate, eu trebuie să-l sun pe Darusel, dar înainte de a-l suna, stați puțin că trebuie să mă costumez și să-i fac vocea ca ei, dar în primul rând nu știu dacă o să fie vocea, de fapt prima oară a zis că mă costumez și după aceea o să vedem și cu vocea cum o să fie când vine Darusel, să sperăm că o să fie totul bine, pentru că, frate, vreau să mă costumez, o să sun pe Darusel, trebuie să-l sun cu vocea mea, nu trebuie să-mi fac eu altă voce, că n-am cum să fac vocea mamei stricte, pentru că îl sunt pe telefonul meu și o să zic că l-a chemat maică-sa aici și eu o să plec, o să fie ca și cum când o să vin aici și întreabă dacă întreabă de mine, o să zic că maică-sa cum ar veni că eu am plecat, că nu știu ce m-am dus pe la magazin, pe la astea, că chiar așa i-am zis, dar să la pe bune și hai să vedem să sperăm totuși cum să meargă totul bine, ne costumăm acum, îl sunăm pe Darusel și după aceea o să-i dăm drumul la treabă, să vedem dacă o să iasă totul foarte, foarte bine și dacă e plecată maică-sa, o să-i fie eu de hag. Zilele acestea o să fie cele mai șmechere zile, pe bune. Și vreau să scrieți în comentarii ce farse vreți să-i facem lui Darusel când sunt consumată mama lui. Sunteți gata să vedeți, hai mă, chiar sunt curios, scrieți-mi în comentarii dacă voi credeți că arăt foarte, foarte bine, dacă credeți că arăt ca mama strictă lui Darusel, scrieți acolo în comentarii și ai 3 de euro, mamă frate, mamă, parcă seamănă prea bine. Vă scrieți-mi voi acolo în comentarii, mi se pare că chiar seamănă. Acum hai să-l sunăm pe Darusel și după aceea când o să vină Darusel aici o să vorbim cu vocea de mama strictă, să sperăm că o să fie totul bine, că o să meargă inteligența artificială și nu o să-și dea seama Darusel și zilele acestea când e plecată, mai că sunt vacanță, o să-i vină de hag lui Darusel și cum v-am spus, vreau să scrieți în comentarii ce farse vreți să-i pregătesc lui Darusel zilele astea când mama lui e plecată și o să fiu mama lui strictă, practic, dar el nu o să știe asta. Ia mă, hai să sunăm pe Darusel, ok, apelăm aici, Darusel la contacte, bum, hai să vedem, ta na 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 na. Bă, ce faci, mă, Darusel, ești acasă sau unde ești, că eu eram prin oraș? Pe fiată, mă, bă, Rafale, acum mă dau cu helicopterul! Așa, mama, bă, Rafale, Darusel, lasă-le helicopterul, Darusel, stai puțin, vorbește ca lumea să te aud și eu mai tare, Darusel, vorbește cum trebuie la microfonul ăla, de la telefon, Darusel, la difuzor, să fie tot vesel, nu te pune pe speaker, că dacă te pui pe speaker, Darusel, s-ar putea să aude mai nașpa. Ok, deci, fiante, mă, bă, Rafale, ce faci? Ce vrei? Ce știi să vreau, Darusel, fii atent, eu știi că ți-am zis că mă duc până în oraș, Darusel, m-am dus până în oraș, m-am întors și să văd dacă a venit mai cu acasă. Că... Sus, bine, bine, frumos, acolo frumos, bine, așa, ce zis? Bă, Darusel, chiar n-am chef de glume, adică vorbești cu mine sau ce tot faci acolo cu elicopterul ăla, bă, Darusel, vorbește-mă cu mine, omule, că vreau să spun și eu ceva. Ok, fii antena, acum am ieșit din elicopter, ce vrei? Bine, mă, Darusel, Darusel, răcit, tu fii atent, bă, Darusel, astăzi, Darusel, vreau să te invit aici, la mai, adică maică-ta a întrebat de tine și a zis să mai vii și tu aici, Darusel, că nu știu, are ceva
vreau să-ți spună ție, Darusele, eu o să plec acum că mă duc până înapoi, până la magazin, până la astea, Darusele, și după o să mă duc pe acasă, dar da, a zis să vii aici că nu știu, care ceva de vorbi cu tine, habar, dar nu știu, încă nu mi-a spus ce vrea să, a zis că e ceva, nu știu, să vorbească cu tine personal, mie nu-mi spune. Bine, mă zboară, bine, și antena, Rafael, acum sunt la apa. Darusele, dă-te jos din elicopter ca să vor, am închis și telefonul, e clar. Ce faci, îmi spune totuși că a recepționat mesajul și o să vină aici, eu o să mă duc în camera mamei stricte, de fapt, cred că o să-l aștept, mamă, stai puțin, că trebuie să dau asta la o parte, mamă, să nu vadă, să nu vadă asta, că dacă îl vede, o să mă dau de gol, bine că mi-am adus aminte de scrisoarea asta, hai să punem undeva pe aici, și acum trebuie să ne încim repede în camera mamei stricte și după aceea trebuie să ne costumăm, practic, să și vorbim, suntem costumați deja, o să vorbim ca mama lui strictă și o să fie totul bine, hai să vedem, bă, frate, mă, până acum mă duc până la baie și hai să vedem, frate, mă duc aici, ok, trebuie să-mi exersez puțin vocea, mamă, să sperăm totuși că o să fie bine, ia să vedem. La 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 la, ok, deci cred că asta este vocea mamei strictă, să sperăm totuși că se aude foarte, foarte bine, frate, ok, mamă, deci cine a făcut masa, cred că maică sa când a adus Darusel aici, farsa aia, când a făcut farsa cu șarpele, cred că a spart asta de frică sau când era Darusel bântit, bă, da, bă, da. Uitați, uitați, la Darusel, a venit. Ok, mamă, de cu elicopterul ăla, bă, da, face groge într-una, mă, dar... Alo, Darusel, Darusel, mamă, Darusel, ce tu faci cu elicopterul ăla, mamă? Așa, așa, mami, ce faci, mami? Bă, Darusel, lasă-mă elicopterul ăsta, de unde l-ai procurat? De unde ai luat elicopterul ăsta, mă, Darusel, băia, tu de... Da, așa te-am educat, mă, Darusel, pe tine? Nu, mami, lasă-mă în pace, așa, zi, ce vrei, ce vrei, la mine, azi? Dar nu mai țipa la mine, Darusel, bă, țip la maică ta, Darusel, tu chiar așa țip la maică ta, adică, pe bune? Nu, mami, te iubesc, mami, ia zi, ce vrei? A, bă, Darusel, fii atent, vei să era fel mai devreme pe aici, pe la mine și totuși că știi că eu n-am numărul tău de telefon, Darusel, dar chiar nu i-a dat și mie numărul tău de telefon să l-am, Darusel, că așa, de fapt, hai, lasă, nu mă interesează, fii atent, că n-am nevoie de numărul tău, Darusel, că oricum nu vreau, bă, 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 ce, bă, ce, bă, ce, bă, ce, bă, ce, bă, Darusel, uite, ia, bă, așa, așa, deci fii antena, mami, eu vreau să zic că astăzi sunt zi de burger. Ok, Darusel, ești foarte ciudat, da, hai că am și eu pentru tine, Darusel, ia uite ce am pentru tine să-ți dau burger, Darusel, dacă ești cu minte, Darusel, și lași burger de foarte când vorbești cu mine, o să-ți dau și mai mulți burger, pentru că atunci când vorbești cu mine, vreau să te aud foarte, foarte bine, să ne înțelegem ca două familie, ca o mamă și ca un fiu. Ok, mami, ce vezi, mami, ia zi ce vrei. Ok, Darusel, deja mă enervești ceva, dar, Darusel, fii atent, bă, mi-a venit Rafael mai devreme pe aici și am zis să te sune, fii atent, Darusel. Păi, i-am zis că nu, adică n-am vrut să zic și lui, vreau că de data asta știi că am stat, bă, nu, sincer, nu prea suport eu așa pe Rafael, adică, pe bune, nu știu care e faza, de unde te-ai împrietenit tu cu el și cum ești tu prieten cu el, Darusel, dar eu vreau ca tu să stai cu mine și pe Rafael să lăsăm practic la el acasă și de asta n-am vrut, am vrut să mai stai tu cu mine, să mai petrecem timp așa, mama fiu, că Rafael, adică nici nu e de la noi din familie și, bă, enervează, sincer, pe tine nu te enervează? Bă, da, bă, fiante, îmi face fraier, mă ignoră toată ziua, îmi face prank-uri, îmi fără calculator. Și fii antenă, mami, eu o să mă duc la mine acasă și o să-mi iau bagajele și am venit la tine, mami. Bă, 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 dar să-l așteaptă, dar să-l așteaptă. Da, ok, deci apre. Dar să, dar să, dar să. Darusel, Darusel, mă auzi? Alo? Darusel, tu ești supărat? Ce te vorbești așa? Par supărat, nu mai ești tu Darusel la vesel, dar te știam eu odată. Ce fii antenă, mami, mi-a expirat burgerii. Darusel, ești nesimțit? Cum adică ți-a expirat burgerii? Chiar abia ți-am dat burgerii, Darusel, stai puțin. Tu nu ești bucuros că mama ta te-a invitat să mai petrești cu ea în casă, Darusel? Da, ești tu așa trist, Darusel? Nu, 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 bă, nu, ies, veni și fii antenă, mami. Eu o să am calculatorul de acasă, eu mă duc să mă joc. Da, mami, te iubesc. Păi, Darusel, dar tu ai calculator acolo sus. Era e performant, e foarte, foarte bun calculator ăla sus. Darusel, unde te duci? Alo, alo, Darusel. A, gata, nu te mai duci acasă? Mă duc să mă joc forme. Da, mă duc să mă joc forme, pa. Bine, bine, du-te, Darusel, acolo și joacă-te. Ok, ok, mamă, du-te. Alo, Darusel, Darusel. A, stai puțin, mamă, am crezut că se duce. Ok, uitați-mi puțin cum e practic pe aici. Deci, în partea asta era pe undeva pe sus. Se credeam că urcă pe undeva pe aici, dar în fine, bă, frate. Hai să ne scoatem acum vocea asta și să merg aici la baie și să-mi scot vocea. Bă, tot. Uși, hai să vedem acum. Bă, dar n-avem oglindă aici. Hai că e oglindă, asta e bine acum. Să-mi exersez eu vocea acum. Bun, și acum n-am revenit la vocea noastră normală, cea cu toate zile practică. Probabil voi vă cam deranjează vocea mamei strictă dacă aș folosi așa mereu. Și putem așa când avem ocazia să-mi folosesc și eu vocea mea normală. Bă, frate, vedem că doar să-l acceptat. Vreau să stai aici, părea cam trist, sincer. Nu cred că mai voia să stai cu Mike sa, dar oricum o să fie super tare. De asta v-am zis să scrieți acolo în comentarii ce farse vreți să-i facem lui Darusel, pentru că eu am așa am plan niște lucruri pe care vreau să le fac, dar nu vă zic prea multe, nu chiar nu vreau să vă zic prea multe,
Dar da, hai să vedem ce mai putem să mai facem. Dar Sirius s-a dus acolo sus la el, nu știu ce aș putea să mai fac. Deci mă duc prin partea asta, bă, da, sigur nu o fi pe acasă. Să-mi sperăm totuși când e... Oba, mamă, ce cu locul ăsta, că nu l-am mai văzut până acum. Deci dacă rup aici, ajung aici și fiți atenți că acum ajung la Darius LC, mă, să ne uităm la Darius LC, de ce facem, mă, frate? Deci deja că aici pe calculator, ia mă, ia să mă uit așa, tip-til, uitați-vă, mă... A, da, uitați-vă la ăsta, gem, să ia că... Doamne, uitați-vă la ăla cum stă acolo, da, nici nu mai am cuvinte, sincer să zic. Dar da, hai să ne ducem acum jos, ne ducem acolo la oglindă, trebuie să ne exersăm vocea foarte frumos. De fapt, e că avem baia aici sus, în partea asta, bă, dar sunt prea multe băi în casa asta, că stai să mă gândesc vreo 3-4 băi dacă stai eu, să-mi aduc bine aminte, dar da, bă, frate, haulă, o să fie niște zile lungi, dar să sperăm totuși cu maică sau să stea cât mai mult plecată, pentru că așa aș putea să-i fac eu farse cât mai multe și să fie super interesant, frate. Te abia aștept. Mă, dar ce tot facem ăsta aici, Darusel? Alo, mă, miliște, forna, miliște, forna, miliște. În numele tatălui și al Fortnite-ului și al Minecraft-ului și al Lucy, abonă-mă mii, al mii. Bă, ce fac, mă, Darusel, bă, Darusel, dar de ce ești așa supărat, maică, mă, Darusel, mamă? Te-am supărat cu ceva? Stai puțin, dacă te-am supărat cu ceva, vreau să-mi spui, adică hai să ne ieșcăm aici, putem să ne ieșcăm tenis de masă, dacă vrei, să ne ieșcăm, ia, Nu știu, ok, acum că te-ai învățat, dar să-l spune și mie, maică, de ce ești așa supărat, Darusel, că nu te înțeleg. Da, eu nu sunt supărat, mai fii atent, stai puțin, Darusel, dar vorbești așa, nu știu, parcă vorbești foarte, foarte lent, Darusel, nu știu, ești foarte supărat, amăgit, ce s-a întâmplat? Te-ai supărat că te-am adus aici sau te-a supărat Rafael? Ia spune și mie dacă te-a supărat Rafael, că îi vin eu hack de cu jocul lui. Pe fii atent, mami, eu seara n-am dormit, m-am așcat toată seara fără și mie... Așa, mi-somn. Dar ce tot faci aici, Darusele, că m-am uitat la tine, Darusele, mă uitam de mai devreme și tot aici să te așa cu spatele. Ce înseamnă asta, Darusele? Hai să te joci Fortnite. Pe fii antenă, îmi făceam rugăciuni și am adormit. Faci rugăciuni, dar sunt ești credincios? Nu, eu sunt Fortnite religios. A, ești Fortnite religios, am înțeles. Mă, Darusele, bă, Darusele, trebuie să fii credincios, mă, Darusele, că trebuie să mergi. N-ai fund, Darusele, ai uitat când mergeai cu mine la biserică când erai mic, mă, Darusele? Da, mami. Ok, Darusel, deci te-ai băgat, aba, Darusel, te mai ajut să nu, fii atent, hai, nu, vine după mine, Darusel, că vreau să mă ajut la ceva, bă, Darusel, bă, da, așa, ce mi-ai făcut în zilele astea, Darusel, cât timp n-ai mai fost aici, nu ți era așa doar puțin de mine, adică nu ți era doar așa de casa ta normală, Darusel, acolo, tu ce faci cu Rafael, unde stai, că nu mi-ai zis, încă nu mi-ai arătat. Să știi, mamă, că chiar mi-era dor, mamă, fii atent, că când eram cu Rafael, îți făceam troll, mie chiar dor, dar acum, că suntem siguri că am plictisitor. Mă, Darusel, mă, ce mă te vorbești așa, Darusel, ce-i puțin, Darusel, du-te și bea niște apă, Darusel, să-ți revii sau scui pe acolo ce ai, Darusel, ai mâncat la burger de pții sau, Darusel, eu nu înțeleg, cum poți să bagi atâta burger copil în tine, așa te-am învățat eu? Nu, m-am dat fie antena, mami, fie, hai să nici cam furne, welcome! Ok, Darusel, stai puțin, da, ce să zic, Darusel, fii atent, am stai camera ta, știi, ca de obicei a rămas la fel ca atunci când erai tu cu Rafael aici, sunt ambele două paturi aici, dar de fapt acum o să fii doar tu, nu te mai pune în pat, bă, alor, bă, ridică-te, mă, Darusel, așa, gata, că nu e zi de stat în pat acum, hai, fii atent, hai să mergem pe afară și toate astea, mă, dar ce-ai făcut zilele astea cât timp până n-ai mai stat pe aici? M-am jucat Fortnite și m-am fiantă, m-am jucat Fortnite, yeeey! Ok, m-am dat fiantă, mami, eu am întrebare, bă, dar de ce nu vezi că nu-ți spune? Dar nu mai așa, nu mai țipa, omule, bă, dar să le mă disper, adică, bă, bune, ce te țipi așa, vorbește, omule, cum trebuie, bă, lasă-mă, burgeria, ți-am zis că te-au tâmpit burgeria de tău, nici să vorbești, nu mai știi cum trebuie, dar Darusele. Ok, scuze, m-am dat fiantă, mami, eu am întrebare, de ce nu vrei să vrei și Rafael? Că Rafael e prietenul cel mai bun. Bă, dar să le știi, mă, să vorbești, că nu ți ce zici de Rafael acolo, că nu te înțeleg, dar să le vorbești, mă, ca lumea. Bă, domne, dar să le, cred că chiar trebuie să-ți interzi burgeria. Ai venit aici în casă, nu-ți mai dau burger în viața mea, dar să le, că deja nu te mai suport, dar să le, nu înțeleg, bă, poți să vorbești ca un om normal, să te comporți cum trebuie? Da, eu o să vorbesc ca un normal și fii atentă, mami. De ce? Nu a mai venit Rafael, că vreau să vină Rafael, că e prietenul meu cel mai bun și îl iubesc. Unde să vină, mă, Rafael? Bă, Darusel, mă, ce vorbești, mă, acolo, bă, Darusel, poți să vorbești cum trebuie, mă, omule, mai vorbești și lent, așa, nu te înțeleg, deci bailando, ce vorbești acolo, Darusele? Ei, dracu, lică, mă, Darusel, ie. Bă, Darusel, fii atent, hai acum să te pui aici la masă, cred că ți-e foame, bine, oricum tu mănânci burger așa în continuu, dar vreau și eu să mănânc, Darusel, așa că face masă acum, este prânzul, ce vrei tu să mănânci, Darusel? Burger, burger, da, nu, dar Darusel, la cum vorbești tu, nu mai voie burger, s-a înțeles, nu mai voie
burger acum vorbește de asta. Fraților, nici nu mai am nimic de comentat, adică pe bune, hai să-i pun acum calculatorul, mamă, s-a făcut și noapte, s-a băgat, dar răsele, cred că s-a băgat la somn, în fine, pune calculatorul, mamă, cât de mișto arată calculatorul ăsta, pe mai șmecher, mă, calculatorul de cât îl avea el, uitați-vă cum se vede și așa pe noapte, dar ce să mai zic, frate, nu mai am, nu chiar nu mai am absolut nimic de reproșat, nu mai am nimic de zis, adică, dar să l-ați văzut cum e, cum face ca toate astea, măcar s-a dus acum, când i-am reamintit de taică-sul, dar totuși, stați puțin, că eu pe asta i-am zis așa la vrăjeală, oare care e taică-sul, ce care e faza cu tatălui, dar răsele, chiar și taică-sul așa de rău, s-a dus în cameră și n-am mai comentat nimic când am zis de tatălui, adică pe bune, nu știu care e faza, faza e că eu nu știu foarte mult insider despre familia lui și cu ocazia asta poate afli eu cât mai multe secrete pe care Darusel le are în familia lui, pentru că eu nu știu absolut nimic și ați văzut că și cu asta am aflat deja că tatălui Darusel, nu știu, că Darusel are frică așa pe tatălui, adică nu știu, scrieți-mi acolo în comentarii ceea ce credeți și da, cam atât, da, mai știți că mama lui ei zicea că aici să tai că sau adică, ba bune, hai că să fim serioși, asta e camera de tată, mă, ce faci mă tai că sau aici, am fine, nici nu mai vreau să mai comentez că arată cam ciudat, sincer, trebuie să mă recunosc asta, dar da, vreau să scrieți acolo în comentarii ce vrei să mai aflăm de la Darusel, pentru că am aflat secrete și putem să aflăm cât mai multe secrete de la familia lui Darusel, de la Darusel cu familia lui și așa poate mai face și mai multe prank-uri și vreau să scrieți acolo în comentarii ce idei aveți voi și eu o să țin cont de ideile voastre și o să le pun acolo în aplicare, nu uitați să vă abonați, dați acolo un like și gata, atât a fost cu această zi, mă duc și eu acum la culcare la mine în cameră, foarte frumos acolo, o să fie totul foarte bine, ne continuăm următoarea zi cu Darusel, să vedem cum o să fie, frate, că deja, adică pe bune, nu știu ce să mai zic sincer, nu mai am nimic de comentat. Hai că mă pun acum la somn și gata. Mamă, deja s-a făcut și zi. Hai că mă mai pun la somn dacă e. Astăzi, în acest episod, l-am urmărit pe Darusel 2012 fiind transformat în mama lui strictă și am încercat să mai aflu niște secrete legate de familia sa, fiind într-o aventură de One Block la care trebuia să fie doar el, dar dintr-o dată am apărut eu. Nu vă mai zic prea multe, vă las să vedeți. Oare vă întrebați ce caut eu aici? Uitați-vă unde sunt aici sus și oare vă întrebați ce caut eu îmbrăcat ca mama strictă? Băi, cred că n-ar trebui să vă întrebați pentru că știți foarte bine ceea ce am făcut eu ieri, pentru că ieri, dacă v-ați uitat la videoclipul de ieri, m-am costumat eu, mama strictă lui Darusel, pentru că mama lui s-a dus într-o excursie ceva de genul și frate, am ajuns aici după cum puteți vedea, nici nu știți unde mă aflu, nici eu nu știu unde mă aflu, sincer, pentru că eu l-am urmărit pe dânsul care se află undeva pe aici pe dedesubt, după cum puteți vedea și nu știu ce face, mă, ce ăsta, mă, ce face Darusel aici, are un bloc după care face niște blocuri, mama, ce interesant ce face Darusel aici, nu prea am prins eu ideea asta, dar cred că este One Block sau nu știu care e faza, nu știu ce a venit Darusel aici, dar uitați-vă unde m-am pus eu aici deasupra, sper totuși că nu m-a văzut Darusel, pentru că acum eu o să continui practic seria în care eu sunt mama lui strictă. O să mă dau puțin mai jos în partea aia ca să mă audă practic, o să pun vocea de mama strictă și o să sar după la el ca să văd ce face el aici și toate astea. Dar înainte de toate, vreau să le ducem puțin mai jos ca să le și ascultăm pe Darusel. Mă, ăsta dă cu... Bă, tu întâlnim ăsta bulgăr, bă? Cred că e pică și bulgăr din ăla, habar n-am. Nu știu care e faza cu insula asta, dar scrieți-mi acolo în comentarii ce crede că se întâmplă astăzi și scrieți-mi dacă vreți să aflăm mai multe secrete despre Darusel și familia lui, pentru că ieri am aflat un secret foarte, foarte important despre tatăl său și da, poate aflăm mai multe și scrieți-mi în comentarii ce farsă vreți să mai facem. Acum, hai să începem treaba asta, să vedem ce facem astăzi cu Darusel, ce mai aflăm și cum se va comporta cu mama lui. Bun, acum cred că trebuie să...
să fie totul bine, ne-am pus vocea de mama strictă lui Darusel și hai să vedem. Hai să vedem, ne dăm aici jos, puțin mai jos, să vedem, să vedem dacă vorbește ceva. La 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 la. Mamă, mamă, ce-mi place la HiBlock ăsta, dar fie antena, scăpa mama de mama mea strictă. Bă, da, vreau să faci cu Rafael, că e prietenul meu. Dar fie antena, cred că o să-l luiești pe Rafael, yeeey. Mă, Darusel vorbește cam povești, mă, ce faci, mă, stai aici, uitați-vă puțin la el, uitați-vă acolo. Ok, cred că vreau să mă duc puțin acolo mai jos. Ia stai, mă, să-mi strig. Alo, Darusel, mamă, ce faci acolo, Darusel? Ok, mamă, cât de prost e ăsta, în fine, că mă duc eu repede aici jos, dar tot să vedem, dar ce facem ăla, mure, și ce se întâmplă, mă, ok, sper că totuși că-ți poate revi... Ok, prea prost copilul ăsta, am înțeles care faci cu el, ia mă să vedem ce se aflăm aici, ok, vedem aici, nu știu chestii, ia m-a pus ăsta, ok, a făcut foarte, mă, câte chestii a făcut, mă, dar Darusele, ce te descurci mai aici, ce faci mai aici, ce e ăsta, dar Darusele, unde m-ai adus aici? Suntem la Lucky Block și fie antenă, mami, nu sunt pe un bloc și trebuie să spargem blocul și fie antenă, mami, uite că sunt insule, acolo, uite. Mami, dar fie antenă, mami, eu am întrebare, tu ce cauți? I-a zis mama, tu ce cauți? Stai puțin, tu iar mănânci burger, dar răsile și aici, du-te mă, dai, bă, frate, deci nu mai suport pe copilul ăsta, adică, nu mai suport, dar ce necorect, mă, dar răsile, unde ești, mă, iară vină mă înapoi aici, că am ceva de discutat cu tine, mă, dar, bă, dar răsile, bă, eu nu te înțeleg, tu iar mănânci burger, nu pot să poți o conversație cu, cum trebuie, cu tine, cu tine, bă, nici nu mai știi să mai vorbesc din vina ta, dar răsile, tu care nu știi să vorbești, de ce mănânci burger în continuu, că tu, dar răsile, tu nu te auzi, că nu putem să comporți, nu poți să te comporți și tu normal, omule, deja nu mai pun nicio, hai că deja ești nesimțit, dar răsile, am înțeles. Mami, fii atent, mami, eu să te zic lui mami, asta e, tata, ce ești mama, tu ce cauți, ai și mapa mea de bombă? Dar mai, da, așa, și ce să caut aici, dar să l-am venit să văd aici, un prost, cum vorbește ca un prost, cu ce să fac caut eu aici, dar răsile, adică, pe bune, mă, dar răsile, tu, dar răsile, am vrut, de ce am vrut să te chem pe tine, stai puțin, că am mai multe întrebări pentru tine, dar răsile, ok, hai să facem asta, ok, am ajuns aici, mamă, câte chestii pe aici, băi, frate. Dar să vină puțin, că avem ceva de discutat. Dar să nu mă faci să vin acolo după tine, că o să iasă urât, dar să le s-a înțeles. Dar să nu mai spune. Omule, bă, frate, deja mă enervează copilul ăsta. Bă, copile, ești prea enervant, dar să le, bă, dar să le. În primul rând, stai puțin, nu mai sparge nimic. Ok, mamă, dar e prost rău de tot copilul ăsta. Că, din păcate, acum nu pot să urăsc, e normal. Bă, dar să le, am o întrebare pentru tine. Tu ce cauți aici, fără să-mi fi spus mie, dar să le, a trebuit să te caut, să te spionez, dar să le, să spun un chip acolo ca să văd, să detectez locația, să vin după tine, dar să le, nu trebuie să zic asta, dar mă rog, în fine, tu ce cauți, dar să le, aici și nu mi-ai spus mie, de ce nu mi-ai spus? Deci nu ai chestia să urmă, deci fii antenă, mami, uite pe mapa asta de One Block și uite, sunt insule acolo, uite, frumos, e jungla, nu știu ce acolo, dar e desertul, ceea ce este insula mea favorită de gheață. Da, gheață, dar să le, și ce faci tu cu insulele astea, mă, dar să le, dar ce cauți aici, gen, pentru ce folosește ție chestia asta de aici, că nu prea înțeleg, dar să le, nu știu, fă-mă și pe mine să înțeleg ce ți se pare ție așa, de ce ai vrut tu să vii aici și mie, de ce nu mi-ai spus, dar să le, e secretos cu mine, nu vrei să-mi spui, dar să le, sunt mama ta până la urmă, eu trebuie să știu totul despre tine, nu trebuie să știu totul despre tine? Nu, mami, nu, pentru că tu și tati m-au lăsat fiantele, tatăl meu a plecat să-și cumpere laptele și nu m-a venit înapoi, așa cred că o să pleci și tu, sau nu, eu o să plec cu laptele. Da, du-te, mă, doamne, dar să le, bă, dar să le, dar mă enervez, bă, frate, bă, dar să le, tu chiar mă enervez, adică, bă, bune, cu vocea asta ta, dar să le, cum vorbești tu așa, cu burgerește de-i mănânci în continuu, deja nu te mai supăr, dar să le, nici măcar nu înțeleg, dar să le, tu chiar, pentru tine asta chiar e o zi, nu știu, așa, tratez cu indiferență totul, mă, dar să le, hai că tot ai venit, ce hai mă să facem aici, hai că am pus și eu craftingul ăsta, dar să le, hai să facem că nu mai avem o paie, deci nu ne... Dar să le, dar cum îți umpli ăla, că ai nevoie de chesturi, omule, trebuie să punem chesturi pe aici, nu te gândești tu la treaba asta, dar să le umplești tu pe aici, dar să le fă chesturi, trebuie să facem toate chestiile astea, n-ai și tu lemne, dar să le, bă, dar chiar așa trebuie să mă descurc, doar eu, tu nu știi să faci nimic, dar să le... Ești mamă rea, m-a supărat de tine, slash bani, mami, 2-3. Ah, ok, dar să le, ești foarte amuzant, să înțeleg, ok, bă, așa, și ce să mai zic, dar să le, ia, mă, să vedem ce aici, bă, dar am și... Bă, dar să le, dar de unde ai tu de alea, dar să le, de unde ai de alea, că alea parcă
sunt pe altă insulă, dar restele nu sunt aici. Tu folosești Heco și la restele tu ai venit să te joci singur ca să folosești Heco. Da, aici am înțeles, acum da, am înțeles. Bă, mamă, câte chestii s-au dat pe aici, mamă, dar restele nu știu. Interesant, bă, dar ce trebuie să facem dar restele aici, că nu înțeleg. Adică, ce sunt cu insulele? Am făcut și pe mine să înțeleg. Eu sunt bătrână, maică, și nu prea înțeleg eu atâtea chestii. Dar ce tu, da, de fapt, vreau să vorbim și despre taică tot puțin mai încolo, dar spune-mi despre asta. Care e faza cu asta? Că eu sunt bătrână, nu prea înțeleg. Și o să construim pe insule, uite acolo insula portocalie, insula verde, insula roșie, insula albastră. Ok, ok, bă, frate, deja mă enervează copilul ăsta, aveam nevoie de puțină pauză. Bă, așa, dar să le și fii atent, și care e faza cu insulele astea? Adică pentru ce ai venit tu aici, că nu te înțeleg ce-ți place ție la chestia asta? Dar să adică doar spazi aici și construiești, și așa interactiv, dar să le, adică construiești ce niște platforme, nu poți să faci case, nu poți să faci nimic, dar să le doar niște platforme poți să construiești? Da, așa că tagi în gură și hai să construim. Ok, dar să vedem ce se află în partea asta. Bă, dar să vreau să mai, tu ai mai vorbit cu taică? Tot bă, dar să-l iei întrebarea, te-ai mai vorbit cu el, că eu nu știu, gen, te-ai mai vorbit? Bă, dar să-l iei, așa faci, așa, în loc să vorbim, dar să-l iei cum trebuie, du-te-mă la parte, așa, dar să-l, nu, hai mă, urcă aici, doamne, omul, dar să-l așteaptă, bă, spune și mie mai multe detalii, dar să-l iei, te-ai mai vorbit cu taică, tot ce mai știi despre el? Ok, fii antenă, mami, tatăl meu nu știu ce face, așa că fii antenă, mami, am ajuns, a scăpat din natură! Ce scăpăm, mă, de unde scăpăm, mă, dar să-l iei, bă, mă, rămâi mai aici și vorbește cu tatăl. A scăpat și ce m-a dus pe mine aici la schelet ăștia, doamne, dar răsele ce copil și tot eu trebuie să mă bat cu ei, mamă, dar răsele, tu nu te descurci absolut deloc, nu știi să faci nimic în viață, fără mine nu poți să faci nimic, te protejezi, răsele, te protejezi, mamă, te protejezi, dar tu nu ești în stare să faci nimic, dar mă știu pe mine, dar răsele, că eu n-am sabie, n-am de-astea, n-am nici mâncare, n-am chestii pe aici, ok, deci da, dar răsele, a plecat, bă, frate, ce să... Vrei să-l chem pe taică-tu, vrei să-l chem pe taică-tu aici? Nu, mami, nu, mami, niște mami. Ok, dar să-l gata, deja știu că după felul în care vorbești, dar să-l îmi dau seama că tu mă iei la mișto acum. Ok, nu mai am niciun chef de mișto, hai să vedem ce se află pe aici prin chestiile astea. Ok, mamă, dacă un salut de frate, ok, hai că am luat și o mâncare aici, aveam nevoie de golden carrot ăsta, chiar așa puțin, dar să-l... Bă, ok, bă, dar să-l dau unde ești, omule, hai să-l... Bă, ceva nu, omule! Ok, dar să le mă, ce se aflăm aici, dar să le zici că e pe jocul ăla, te joci tu pe forme, dar să le zici că e locația aia nouă de spaciție, dar să le mult, așa mi se pare că seamănă, știi, aia, nu mai știu cum se mai mele. Mamă, ce bani, amatele mele! Dar să le, dar fii atent, hai să facem ceva, dar să le, hai să vedem pe unde, mamă, câte chestii, fii atentă, hai, dar să mergem pe insula aia, că mi se pare interesant, dar, ok, deci dar să le nici nu mă bag în seamă, bă, frate, nu pot să fac acum vocea mea normală, că, na, adică suntem aici cu Darcel, alo, bă, ce face, Darcel, și ceva, unde vrei să te duci, Darcel, fii atent, vine după mine, Darcel, mă bagi în seamă, alo, Darcel, ce sunt eu pentru tine, Darcel? O mamă! Deci, bagă-mă, ascultă-mă, fii ascultător, Darcel, fii atent, vrei să mergem în partea, că eu acolo vreau să merg, Darcel, uite-te cum arată și pe sub, cum sunt toate chestiile, mă bagi în seamă sau nu? Da, fii atent, mami, hai să mergem, fii atent, la o aventură cu mama lui Darcel și eu mare nebun. Ești foarte amuzant, Darcel, adică pe bune, așa, și ce să facem noi acum? Du-te, mă, la aventură, Darcel, ia, du-te, că te teleportezi de pe insula aia, de... gata, mă, gata, Darcel, ai și tu, cum putem să ajungem acolo, că eu n-am materiale, n-am nimic, Darcel, cum putem să ajungem acolo? Fac eu rost! Bine, gata, mami! Să vorbesc și eu cu vocea mai normală, pentru că Darcel n-a venit. Mă, ce caută pe ăsta, pe zboară, uitați-vă puțin, am crezut că nu veni să eu am chinuit tot ăsta să facă aici și Darcel, uitați-vă la el, că zboară, mă, ce faci, mă, ăsta, doamne, ai venit aici? Au, m-a lovit! Mami, unde ești? Ok, nu trebuie să mă ascund, aici, că nu vreau să mă vadă Darcel, că acum nu pot să fac vocea mai căsii, că n-am dispozitivul ăla să pot să fac vocea mai căsii acum. Bă, frate, bă, dar ce caută ăsta aici? Trebuie să mă ascund de el, nu vine să cred așa ceva, bă, dar cum a ajuns aici, întrebai? Adică, uitați-vă puțin, Darcel vine aici singur ca să facă, să, nu știu, gen, el folosește hack și când vine singur, că practic era venit singur aici și el folosește hack, am înțeles, nu, hai că mă duc să explorez, probabil a plecat, sau unde fi ăsta? Parcur, e antenă 1, 2, a căzut! Ok, mă duc în partea asta pe aici, hai să vedem, îl lăsăm pe Darcel, nu știu unde, mă, de ce nu se spargă astea, mă, ce sunt cu lucky blocurile astea? De ce nu se spar lucky blocurile astea, mă, care-i faza cu el? Ok, nu, deja mă da bătut, nu, cred că trebuie să-mi pun vocea înapoi în aplicare, că deja nu se mai poate, sincer, am vrut să-mi iau și eu așa un moment de liniște. Bă, am aflat, de fapt nu cred că am aflat nimic astăzi, mai important, așa, mai vorbea Darcel de tatălui, dar ceva așa strict
clar, nu cred că am mai aflat, sincer. Nu știu, rămâne de văzut să vedem ce mai putem să mai aflăm, frate, că nu prea înțeleg, dar nu știu ce am putea noi să facem mai ceva în blocul ăsta. Ajutor, mami! Mami, ești ard, ard, ard! Mă, ce facem ăla acolo, bă, frate, mă, ce sunt? Uite, uite-ați, ok, stai puțin, că nu trebuie să mă, nu trebuie, sper că nu m-a văzut, sper că nu m-a văzut deja. A, am murit, dar să e bine că am murit, bă, frate, arde aici, nu știu, nu înțeleg ce a făcut el, dar deja mă enervează, dar să nu știu, e așa plictisitor rău de tot astăzi, chiar e plictisitor, credeam că ar fi mai amuzant de atât pe bune, adică m-am transformat eu mama strictă și nu prea pare interesant acum, adică ieri practic a fost cam aflat niște chestii noi, dar astăzi nu știu, e prea plictisitor, dar să așa, nu știu, plictisit de viață, dar să nu știu care e faza, care, a, bă, am eu așa o curiozitate, oare dar să-l face așa pentru că nu mai stă cu mine, chiar sunt curios, pentru că știu că dacă vă aduceți aminte la început când eram deasupra și am vrut să mă duc acolo jos la el și le ascultam, zicea parcă zici ceva de genul de mine, că i-ar fi plăcut să fie cu mine aici sau ceva de genul, să vină sau nu mă știu exact ce a zis, dar da, bă, frate, asta înseamnă că totuși îi place, dar adică oricum îi place să stea cu mine, că altfel n-ar mai face nimic interesant, pentru că știți cum e, dar se până la urmă, în afară să stea pe calculator, n-ar mai face nimic interesant și vedeți că acum e cam plictisit el așa de fel, nu se află cu mine, practic bine, e cu mine, dar el nu știe treaba asta și asta e super interesant, ok, sunt niște flori pe aici, mă, câte vegetație pe aici, câte chestii pe aici, bă, frate, nu înțeleg, scrieți-mi voi acolo în comentarii și nu știu, nu, cred că trebuie să mă revăd cu doar el acum, nu știu, cred că acum dacă stau să mă înscriu că pe el a dat la spawn și eu trebuie să ajung din nou la spawn, asta e faza, vedem ce mai vorbim cu doar el acolo și cam atât pe ziua de astăzi, că deja mă cam enervează, sincer, dar hai să mergem la spawn să vedem ce face doar el și ce informații noi mai aflăm. Alo, Darusel, mamă, Darusel, ce faci pe aici, omule, Darusel? Ce faci? Darusel, ce căutai tu pe insula și cum zburai, Darusel? Tu m-ai adus, de fapt, nu stai că nu m-ai adus, tu ai venit singur aici, Darusel, dar e mai rău, Darusel, tu vii aici să te relaxezi, cum, să trișești și cu hegla asta unde vii tu, Darusel, singur, așa, unde nu te deranjează nimeni, practic, să vii tu, ce faci, mă, ce faci, Darusel, de ce trișești, Darusel, și la asta trișești tu? Păi nu fii antenă, mami, eu căutam și nu și mă gândeam, oare cine este tatăl meu? Darusel, ce faci, mă, tu căutai în chestul, bă, Darusel, bă, dar mă enervez, pe bune, gata, nu te mai supăr, Darusel, știi ceva? Nu, hai mă să facem aici, bă, Darusel, dar cu insula asta nu putem să facem și noi oare o casă, ceva, să facem o insulă frumoasă aici, mare, de fapt, pentru ce mai e insula asta dacă sunt atâtea insule pe aici, Darusel, pentru ce? Care e scopul la insula asta dacă mai sunt alte... Mamă, frate, deja nu mai suportam acolo, chiar l-am lăsat pe Darusel, nu știu ce o face el pe acolo, eu las în pace, eu mă duc aici în cameră, deja nu mai suport, am venit aici, nu știu dacă sincer aș mi vrea să mai continui să mai fiu mama strictă, dar practic l-am adus aici și n-aș putea să fug așa și după să vină maică sau cum ar veni și să vorbească de toate chestiile astea și toate așa, nu știu cum o să fie, cum o să le punem cap la cap ca să nu-și dea și maică să seama, să nu zică ceva, să toate chestiile astea, că după cine știe ce o să zică Darusel și chiar nu mai știu absolut nimic, deja nu știu. Vreau să-mi scrieți acolo în comentarii că eu, după cum puteți vedea, chiar nu mai am cuvinte, nu mai știu absolut nimic ce să vorbesc. Vreau să-mi scrieți voi acolo în comentarii ce credeți voi, cu ce ați rămas voi după ziua asta, că eu habar n-am, eu nu înțeleg ce s-a întâmplat ziua asta. Deci Darusel era acolo, l-am urmărit, s-a dus la o chestie, dați la doua în bloc. Mare greșeală am făcut că l-am urmărit, pentru că deja nu mai, ziua asta chiar aș vrea să o scot, să nu mai existe, pentru că s-o șterg din calendarul meu, practică, deja ziua asta eu nu mai suport absolut doar, nici nu mai știu să mai vorbesc, frate, după ziua asta, așa de obositoare, Darusel era așa plictisit, probabil că da, nu știu, că nu eram nici eu gen Rafael, nu știu care e faza, s-a dus acolo să stea relaxat, habar n-am care a fost faza, eu am mers după el așa, am aflat câte ceva, de fapt nu știu dacă am aflat câte ceva, eu nu mai știu nimic ce s-a întâmplat ziua asta, frate, chiar absolut nimic, nu știu ce s-a întâmplat ziua asta, dar da, vreau să-mi scrieți acolo în comentarii că eu nu mai am absolut nimic, n-am habar de absolut nimic, nu mai știu absolut nimic, nimic, nimic și nimic. Scrieți-mi acolo în comentarii și scrieți-mi ce farsă vreți să-i facem și ce secrete vreți să mai aflăm, dacă vrei să mai aflăm niște chestii, să-i punem niște întrebări, dar Darusel, ca și cum eu sunt mama lui strictă, să-i punem niște întrebări, poate răspunde cu ceva. Scrieți-mi voi acolo în comentarii ce credeți voi că ar putea să dea răspuns, dar Darusel, la ceva să fie mai interesant. Nu știu, sincer, scrieți-mi voi acolo în comentarii și mă duc acum, mă bag direct la somn, sar pe aici, acum sare Darusel, mă duc în cameră și cam atât, că nu mai am ce să fac, să sperăm totuși că nu o să vină mai exact acum, sau de fapt, cred că ar fi mai ok să vină, că deja nu mai supăr, frate, nu mai pot să mai fac treaba asta, nu știu în ce m-am băgat, dar da. Aula. Astăzi, în acest episod, Darusel 2012 a vrut să ducă pe mama lui strictă la harta troll de fața ascunsele cu camuflaj, dar ceea ce nu știa el e că nu a prins momentul potrivit, pentru că, de fapt, mama lui strictă sunt chiar eu costumat în ea în aceste momente. A fost amuzant, dar și enervant, mă așteptam să-l pot rola mai mult, dar mai mult mi-a făcut nervi. Nu vă mai zic prea multe, vă las să vedeți! Mami, 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 se întâlnă, mami! Darusel, ești nesimțit, dormeam și eu, mamă, Darusel, chiar așa de nesimțit, ești ceva, Darusel, pleacă naibii de la mine din cameră, du-te la tine în camera mea,
dar să le pleacă. Ești afară, ești afară. De ce ești așa nesimțit? Eu am venit vreodată peste tine când dormeai tu să fac așa dar să le. Nu, era să fac și în foc. Ești nesimțit? Ok, ok, papa. Nu m-am fi întâlnit, mami. Eu am o surpriză pentru tine, mami. Ce surpriză tu, dar să le un burger pe care nu mănânci tu acum de vorbești așa dar să le și ești răgușit, dar să le ce surpriză ai pentru mine, ia. Ok, fii atent, mami. Înainte să-ți faci surpriza, vreau să faci burger. Da, înainte să-ți faci surpriză, de fapt înainte să-mi faci tu surpriză, dar să le tu vrei să-ți fac eu ție burger. Pe asta e surpriza, dar să le tu nu vrei, tu nu mi-ai făcut nicio surpriză, vrei doar să-ți fac burger. Te știu pe tine, dar să le. Ba, nu, hai, mai repede, fă! Ok, dar să le da, ok, bă, frate. Ce da, dar să le ia burger, ia burger, atâta, dar să le și ce surpriză. Uite, doi burger, dar să le sunt de ajuns pentru tine. Pune-te la masă să mănânci cum trebuie, dar să le. Mami, fii atent. Cum te numești tu, o găină răcită? Ce? Cum vorbești acolo, dar să le? Cum se numește o găină răcită? Cum se numește o găină răcită, dar să se numește? Nu, o muci găină. Foarte amuzant, dar să le. Bă, ne simți tu, dar să le. Du-te la tine în cameră, că deja nu te mai supor. Lasă burgeria, mănâncă. Du-te la tine în cameră, nu vreau să te mai văd niciodată. Deja, gata, mi s-a luat de tine, dar să le. Adică, pe bune, bă, frate, nu te. Mă, nu te suci eu ăla. Ok, dar să le. Vine înapoi, dar să le. Dar să le. Mami, vino. Da. Hai să mergem, mami, hai rapid. Rapid că se închide, hai. Bă, ce, mă, dar să le. Bă, dar să le. Pe ce planetă ești tu, dar să le acum? Nu știu, m-am dat fie antenă. Hai să mergem să-ți arăt surpriză, ok? Ce surpriză, Doamne, iartă-mă, dar să le, că nu mai supăr cu tine, dar să le, dar învață să mergi, da, mergi cum trebuie, dar să le, că eu, mi-e frică, știi că mi-e frică, bine, știi, bine că mi-e frică cu motorul, dar să le, știi? Ok, am dat de fie antenă, surpriză, știi cum să mergem să mișcăm, de învață ascunsele, yeeey! Surpriza este că o să mergem să ne jucăm de-a vați ascunselea. Ei! Surpriza este că o să mergem să ne jucăm de-a vați ascunselea. Ei! De fapt, eu dacă sunt Rafael costumat în mama lui strictă, o să fie o surpriză super interesantă. Mă, ce față ascunselea vrea mă ăsta să mă... Doamne! Ok, lasă, îl trolez eu pe el. Băi, frate, vedeți unde m-a adus Darusele? Adică pe bune, vă aduceți aminte de asta? De fapt, știți de treaba aceasta? Ați văzut videoclipul acela în care eu pe Darusel, eu ca Rafael, l-am trollat, l-am adus aici în chestia hartea cu camuflaj și cu toate alea? Bă, frate, nu înțeleg, mamă, cum a făcut-o Darusel? Deci el vrea să o păcălească pe maică sa strictă și lasă, o să-l păcălesc chiar eu, pentru că eu sunt costumată mama lui strictă. O să fie foarte amuzant, pentru că Darusel habar n-are, nu înțeleg, adică uitați-ne că Darusel nu e aici, cred că sunt acolo la skin-uri ca să se pregătească cu alea să se camufleze și o să-i vin eu de hack foarte, foarte frumos, bă, frate, nu înțeleg, o să fie amuzant, sincer, pentru că mai știți că atunci Darusel trișa cu Wallhack și el mă vedea când eu vreau să-l trolez, Darusel la mine trișa cu Wallhack și mă vedea și acum n-o să mai trișeze cu nimic, o să-i fac eu mare troll, pe lângă faptul că eu sunt costumat în mama lui strictă și el nu știe asta, îl mai trolez și cu chestia asta, cu harta asta, unde o să știu, bă, dar stați puțin, dacă nu o să știu unde, hai că o să știu, hai să vedem, începem acum, de fapt ia fiți atent că o să mă duc eu acolo, dar trebuie să-mi pun repede vocea, că nu trebuie să mai vorbesc așa că poate vine Darusel aici și după mama de cu vocea mea și o să fie cam nașpa, dar mă duc eu acolo, mă duc eu acolo, să vedeți ce o să-i fac el lui Darusel, chiar sunt curios, bă, frate, cum o să reacționeze când află că eu am ajuns direct acolo la el, unde se află, da, acum. Bun, gata, mi-a schimbat vocea, sunt mama lesită și să mergem aici, ba, alo, bă, ce, Darusel, ce face aici, ce e ăsta, unde mai de Darusel aici, m-a păsat până și tu aici, ieri mă te căutam peste tot, Darusel, ce e aici? Alo, mami, ce faci, fii antenă, mami, nu sunt la haine, zic, dar fino, ce aici, nu știu, e Backrooms. Da, Darusel, stai puțin, a, unde pe cam, Darusel, aici, și, Darusel, pe și ce se întâmplă aici, a, mă pui ca sticker, nu, ca data, Darusel, da, acum mă mai minsul să mai dau bani sau nu să mai dau bani, dar zic sincer. Fără bani, hai, mami, hai. Bine, dar să se de ok, bă, frate, o să fie interesant, pentru că Darusel nu știe faptul că eu știu de arta asta, pentru că eu nu sunt mama strictă, ci sunt Rafael, dar nu o să știe treaba asta și o să fie foarte, foarte interesant, abia așteptați, să vedem aici, deci are 2 minute la dispoziție să se ascundă, eu o să-l aștept și revenim când se ascunde și o să mergem cu trollul să înceapă distracția. Chiar sunt curios cum o să fie și oare mai aflăm vreun secret asta despre familia lui, despre tatălui, scrieți-mi acolo în comentarii voi ce credeți. Bun, 4, 3, 2, 1, hai să vedem să înceapă, Darusel, unde ești? Vin după tine, al meu ești, Darusel, ai face bine să-mi spui. Nu
știu, pa! Dar în săl, fii atent, că am o presimțire unde te afli tu, mamă, mamă, dar în săl, aici ești tu, dar în săl, a, nu știu ce. Păi, dar în săl, unde te-ai dus tu? Unde? Unde, păi, unde vrei să fiu? Păi, dar nu știu, dă și tu un indiciu ceva, dar ce, ce e cu harta asta, dar în săl, adică tu chiar, bă, aici ai locuri de ascuns, că sunt doar niște culori, dar în săl, ce e asta, unde mai adus, bă, dar în săl, iarăți bagi de mine, ce tot mai adus aici, ca să ce, dar în săl, stai, hide and seek, crede-mi șoc, crede-mi șoc, crede-mi cam un hide and seek, bă, bune, dar în săl, ce e asta? Păi, hide and seek, mami! Ce hide and seek e asta, bă, dar în săl, adică, bă, bune? Pe bune, pe bune! Mă, ce... Darsel, unde dai? Darsel, sper că nu mă trălezi, Darsel, din unde e? Darsel, Nu știu! A, Darsel, ești undeva pe aici? Bă, dar nu se vede absolut nimic, bă, Darsel? Da? Bă, Darsel, unde, doamne, iartă-mă, tragi, mamă, Darsel, unde ești? Că putem, Darsel, să știi că nu mai e tu pe spate. A, s-a văzut, aaa, ce faci, Darsel, acolo, ce faci, al meu ești, Darsel, bă, acum arcat acolo, întrebarea mea, opa, Darsel, vin după tine, Darsel, nu mai spui nimic, ți-e frică, Darsel, ți-e frică, Darsel, Dar nu ai tata, tu de unde ai așa ceva, Darsel, că tu n-ai voie, tu de unde ai tasca, Darsel, bă, dar cum ai ajuns tu, cum ai ajuns tu acolo, Darsel, explică și mie. Nu știu, pa, mami. Bă, fraților, eu credeam că eu să-l trolez pe Darsel, dar uitați-vă, bă, dar unde, cum, Darsel, m-a auzi, unde te-ai dus? Acasă. Da, mă, Darsel, nu mai face glume, nu mai face miștori, Darsel, zic, pă, bune, cum ai ajuns acolo, Darsel, că gen, n-ai cum să, Parcur, ia fii atent, Darsel, cam eu prezințire pe unde ai făcut tu parcur, pe aici, nu ai făcut parcur, zici tu, da, ai făcut parcur, Darsel? Da, mami, te iubesc! Bine, Darsel, da, eu nu te iubesc, că tu ești, Darsel, tu mă duci aici ca să mă trolez, nu dar altceva, Darsel, că te știe pe tine, ia, ok, bă, frate, credeam că eu o să-l trolez, dar uitați-vă puțin, da, Darsel! Ce vrei? Da, dă-mi un indiciu, mă, ești acolo sau ești în aloc? M-am mutat, am scăpat de tine! Da, zi pe bune, Darsel, nu trola! Nu trol, gen, pe buze, pe Darsel, pe mami mel! A, pe mami mel, ok, pe mami mel, pe mami mel, bă, Darsel, am o presimțire, fii atent! Bă, tatu, unde te-ai dus, Darsel, adică, pe bune, nu știu, în ce locație ești tu, Darsel, gen, chiar așa ești ascuns undeva foarte bine? Da, unde ești? Păi eu nu știu unde sunt, adică, pe bune, nu știu absolut nimic, nu știu, habar n-am, tu unde te-ai dus? Nu știu, mami, dar de ce ești pe spectator? Cum adică sunt pe spectator? Ce e la spectator, Darsel? Bă, alu, Darsel, unde te-ai dus, mă? Darsel, unde ești? Darsel, unde ești, mă? Unde ești? Unde ești, Darsel? Unde te-ai ascuns? Ce am găsit aici? Am găsit ce fac? Darsel? Ce? Ce vrei? Dar unde ești că s-auzi aici, ce ceva? Nu știu, hihi. Bă, Darsel, nu spune că iar mă trulez, dai că pe bune, bă, Darsel, tu m-ai adus să mă trulez și acum nu mai pot să mă... Darsel, ajută, ok, gata, am ieșit, mă, Darsel, unde te-ai dus, maică? Mamă, Darsel, unde ești, că te caut, mai sunt 6 minute, bă, Darsel, ce ești? Bă, dar ia-se puțin, tu de ce erai camuflat, Darsel, în verde, e întrebarea mea, că știu că erai camuflat, de ce erai camuflat? Dar nu, eu, mami, Rafael! Ce Rafael? Că Rafael nici nu e aici, doamne, Darsel, nici nu mai stăm cu Rafael, nu mai stai cu Rafael în casă, de o lună de zile, de cât timp nu mai stai, Darsel, că nici nu mai știu, Darsel, doamne, iartă-mă să mai stai, dar, unde te-ai tu? Bă, dar cum ajungi tu acolo, Darsel, întrebarea mea? Sunt Darsel, mamuța! Ok, Darsel, bă, nu, bă, eu nu, chiar, Darsel, n-ai tu pe, dar tu, despre și mie, cum t-ai tu arcul ăla, Darsel, că n-ai cum să ai tu arcul, Darsel, adică, bă, de unde-i făcut rost de arc? Are mama o fetiță, Darsel, la foc! Oh, bă, Darsel, mă, enervez, bă, copilule, tu, eu nu te recunosc, nu ești copilul meu, nu-i așa? Bă, da, mami, are mama un Darsel, frumusel, foc! Da, wow, Darsel, bă, și pe mami, n-ai, bă, Darsel, poți să... Acum, al meu ești, Darsel, Darsel, bă, Darsel, bă, acolo ajungi, tu, acolo, cum, da, cum ajungi tu acolo, Darsel, cum ajungi?
ajungi tu acolo. Uite cine. Ba, Darusele, fii atent, stai că nu dau în tine, fii atent, ascunde-te, dar nu mai trola, Darusele, nu mai folosi spin, nu mai folosi dala să alergi, să zbor, Darusele, să te teleportezi, nu mai folosi, Darusele, atâta ți-am zis, ok? Doar pune-te, te rog, Darusele. Ok, acum vin după tine și ceva, deja mă enervez, Darusele, dai cu ăsta după mine, dai cu sticul după mine, am înțeles, așa faci, Darusele, al meu, Darusele, vin după tine, fraiere, Darusele, nu mai se pune, bă, dar, nu, crezi că mă trolesc tu chiar așa pe mine, Darusele? Să le chiar de absolut de rău. Dar o faci pe mai tot mai rău. Bă, dar sunt atât ce. Dar da, așa ceva, dar nu e. Așa, da, o faci pe mai tot fraieră. Da, hai să vedem acum, dar să le cine e fraier. Chiar rândul meu, da? Cine e fraierul cine e fraierul și cine e deșteaptă, dar să le iasă. Vedem. Așa, Darusele, acum este rândul meu. Stai să vezi ce să-ți faci eu ție, Darusele. Că ești nesimțit, tu mă trolezi, tu folosești numai tale, Darusele. Aaa, o să vezi, Darusele, dăm start acum. Bă! Mami, dar de ce nu te-ai pus pe sticker, pe Hider? Ai uitat să te pui pe Hider, mami? Da, eu m-am pus, Darusele. Nu te-ai pus. Bun, Darusele, este rândul meu acum, Darusele, mamă. Tu m-ai trolat pe mine, mi-ai făcut toate astea. Ți-ai bătut joc în ultimul hal de mine. Dar lasă, Darusele, îl vin eu acum cu jocul tău, Darusele. O să vezi că n-ai absolut nicio șansă. Eu mă pun într-un loc. Deja mi-am găsit cel mai șmecher loc, Darusele. Este foarte departe, atât vreau să spun. Îți dau un indiciu că este departe, nu este la spawn. Și chiar n-ai cum să mă găsești aici, Darusele. Ok, mă, dar fii antenă, mami, eu vreau să-ți cânt. Ce vrei să... Vreau să-ți cânt, ce fii antenă. Darusele, este șmecher și mama lui e șmecheră. Și Darusele, ce mai șmecher. Și Rafa Miel e fraier. Bă, Darusele, da, gen, pe bune, tu nu poți să stai, să taci odată, să... Numai de Rafael zici tu, ce mă, tu vrei, tu, Darusele, tu ești fiul meu, Rafael nu e fiul meu, nu mai primesc în casa mea, de ce să vin în casa mea și tu să nu fii, Darusele? Și tu de ce nu vrei să rămâi cu mine, Darusele? Tu ești supărat și... Mami, nu, mami, fii antenă, mami, dar fii antenă! Rafael e fraier, nu e fraier, Rafael! Da, e fraier, normal, asta am zis și eu! Yeeey, te iubesc, mami! Aha, deci așa zice Darusele despre Rafael, așa, adică despre mine, am înțeles, ok. Bă, Darusele, câte minute mai, bă, Darusele, că deja mie mi s-a bătat aici, te aștept 1000 de ani, Darusele, nu înțeleg ce tot fac. Așa dormi, Darusele, bă, dar n-ai nicio șansă, Darusele, atâta zic, n-ai nicio șansă, nici n-ai cum să mă găsești. Fii atent, vrei să-ți dau un indiciu de o culoare, Darusele, vrei să zic o literă din culoare? Da, mami! Da, o să zic, fii atent, Darusele, o să zic A, atâta zic A, Darusele, îți zic A. A, B, C, D, E, C, eu sunt mare, Darusele. Așa, mă, Darusele, și fii atent, bă, dar că tot ce mai face, Darusele, că eu nu l-am mai văzut de mult, mai vorbi cu el? Da, pe fii antenă, eu m-am jucat cu el Fortnite. Te-ai jucat Fortnite cu tăi, că tu dai, nu mai vine el pe acasă ca să stai să joace Fortnite și de unde să joacă, că nu înțeleg. Nu știu. Ok, Darusele, bă, nu știu de tine unde te-ai dus, Darusele, eu mă aflu într-un loc foarte frumos și tu n-ai nicio șansă, atâta zic să mă găsești, chiar nu poți să mă găsești, n-ai absolut nicio șansă. Stai, deși e antenă frumos, adică, full parkour. Ok, Darusele, ești foarte, dar să zic, mie chiar îmi place, cred că chiar ar trebui să readucem pe Rafael la viață cu noi, să trăiască cu noi în casă, Darusele, pentru că tu mă cam enervezi, nu știu, mă suc așa pe care, nu știu, gen, e totul foarte, foarte ciudat, Darusele, nu, n-am chef de nimic cu tine, adică tu n-ai chef, nu faci nimic, Darusele, nu te înțeleg, ești foarte plictisitor, atâta vreau să zic, Darusele, despre tine, că ești foarte plictisitor, Darusele, dar tu unde ești, pe unde ești, Darusele, că eu sunt aici, ți-am dat indicio, ți-am zis, atâta zic, Darusele. Ok, pa, ok, ia să-mi pare unde, mami, ia picia. Ok, Darusele, nu, n-ai nicio șansă, nu știi, n-ai cum să mă găsești, Darusele, sunt maică ta și pe mine n-ai cum să mă găsești, pentru că tu ești un mare fraier, Darusele, Darusele, ești mare fraier și n-ai cum să mă găsești, adică, pe bune, gen, chiar ești un mare fraier, băi, Darusele, și chiar n-ai cum să mă găsești, ți-am zis să treci undeva la A, Darusele, și tu unde te duci? Nici nu mă bagi în seamă, Darusele, că atât de fraier ești, am înțeles, Darusele, nu știi absolut deloc să te joci jocul ăsta, vai de capul tău, Darusele, păi acum nu m-a văzut, Darusele, aici nu-mi vine să crebu, fraților, a trecut pe lângă mine, dar mi se pare că m-a văzut că vine înapoi, dar unde e, ia să mă uit așa, uite în partea asta, uitați-o, e fix aici, dezlege, bă, ce faci? A, bă, Darusele, unde ești, bă? Darusele, te-ai supărat cumva că nu mă găsești sau ce? Darusele, ți-am zis, nu fac mișto de tine, ți-am zis că e A, vorbește cu mine, Darusele, Darusele, vezi că ne supărăm pe bune, nu mai, Darusele, chiar ne supărăm pe bune, Darusele, ce înseamnă asta? Bă, ce mă, aha, da, nu vorbește, Darusele, că eu m-ai văzut, tu mă trolezi pe mine, tu, Darusele, așa faci, maică-ți, da, o trolezi în continuare.
care Darusule, așa faci, da? A, pe lasă, 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 Darusule, bine. Să vii tu aici, să vii tu aici, Darusule, că n-ai ce să faci, Darusule. Să vii tu aici, să vii tu aici, că ești un fraier, Darusule, și n-o să reușești absolut nimic, Darusule. Cred că te dau și la centrul de adopție, Darusule. Bă, da, cum? Mamă, Darusule, doamne, în sfârșit că bine că am ajuns acasă ca cu tine. Bă, ce-a fost, mă, asta, Darusule? Bă, plictisitor rău de tot. Ești fraier, Darusule, nu știi bă, absolut deloc. Ai zis că îmi faci o surpriză. Asta e surpriza, asta a fost surpriza, Darusule, atât. Eu acum mă aștept să-mi dai și niște bani. Dacă tot ai zis că ai făcut o surpriză, că m-ai dus la fața ascunselea. A fost groaznic, Darusule, cu tine. Cred că mai bine l-aducem pe Rafael aici, că cu tine e groaznic. Dacă mă joc doar cu tine, bă, e groaznic rău de tot. Mami, fii antenă, mami, eu m-am supărat așa, așa că fii antenă, eu să stau la ceva, supă, tată, supă, supă, mâine, supă, tată, supă, așa că lasă-mă în pace. Dar Darusule, stai puțin, tu acum, tu acum pe mine, Darusule, 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 ești pe cea mă, Darusule, acum mă duci pe mine, Darusule, te simt fii copii, Darusule, să te mă, te lasă că te pun eu, te dai eu pe mâna lui taică-te, Darusule, am zis de taică-te, Darusule, 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 pa, mami, ești fraieră. Ok, ok, bine, o să vadă el, o să vadă el. Nu se mai poate așa ceva. Cu Darusule nu se mai poate, frate. O să vedem ce o să-i fac eu data viitoare. Pentru că eu sunt Rafael costumat în mama lui strict acum. Și el nu știe treaba asta. O să vedem ce farsă o să-i fac eu. O să-i, de fapt, scrieți acolo în comentarii ce farsă vreți să-i fac lui Darusule. Că, bă, nu mai suport. Chiar mă enervează. E chiar foarte nesimțit. Adică, pe bune, așa se comportă el cu maică-sa. Adică eu, dacă chiar aș fi fost maică-sa, dacă chiar aș fi fost maică-sa lui strictă, așa s-ar fi comportat el cu mine. Nu înțeleg, bă, frate. Oricum, acum ignorați-mi vocea, că n-am cum să mi-o schimb în momentul de față și nici nu vreau. Pentru că deja m-a enervat destul de rău. Chiar m-a enervat. Nu mai zic nimic. Pa, pa. Astăzi, în acest episod, l-am prins pe Darusule 2012 vorbind la telefon cu o fată și am auzit faptul că își va da întâlnire cu ea, așa că am acționat. M-am transformat într-o fată și m-am întâlnit cu el, unde acolo, bă, frate, copilul ăsta chiar nu știe cum să se comporte cu o fată. A fost foarte amuzant, nu vă mai zic prea multe, vă las să vedeți. Opa, ce se află aici oare? Vă întrebați de ce sunt costumat ca Rafael, de fapt, de ce sunt eu personal, cum ar veni? Nu sunt costumat în mama strictă lui Darusule? Păi bine, nu a venit maică-sa acasă. Dar astăzi vreau să-i fac ceva mai special, ca și cum maică-sa, adică o să-l întreb că unde e maică-sa, că maică-sa nu e aici în casă. Și eu am venit așa special la el, am venit ca Rafael, pentru că nu l-am mai văzut, n-am mai venit de foarte mult timp acasă. Vreau să-l iau la întrebări că de ce n-am mai venit acasă și ce caut aici, că eu nu mă așteptam să rămân aici și mie de ce nu mi-a spus, dar da. Vreau să vedem cum putem să facem și să sperăm că maică-sa mai stă foarte mult timp acolo în vacanță, ca să putem să mai facem în continuare farse și să aflăm mai multe secrete despre familia lui, despre tatălui, că știți că am aflat niște secrete. Dar scrieți-mi acolo în comentarii ce credeți despre tatălui și dacă credeți, nu, adică nu știu, ce credeți așa, dacă mai vrei, de fapt, dacă mai vrei să mai facem așa, că până la urmă ar fi interesant dacă vrei să mai aflăm secrete. Dacă nu, nu. Deci Darusule ar trebui să fie, cred că, la el în cameră, dacă stai să mă gândesc, mă duc aici sus. Hai să vedem, mă, frate, chiar sunt cu el. Darusule, bă, alo, Darusule. Ce faci? Bă, ce facem asta? Mă, ăsta e pe telefon, mă, ce facem? Bă, ce facem asta aici? A, bă, dar răspunde, frate, răspunde, hai, că asta nu mai răspunde. A, răspuns, a, iubi, ce faci, uite, eu sunt Darusule, ce fie întâlnirea? Dacă taca, bum, bum, ok, fie întâlnirea, la patru, ok, pa, așa, bă, Rafael, ce faci? Bă, ce cauți aici, Darusule, te aștept acasă de atâta timp și cu cine vorbeai la telefon, Darusule, bă, ce cauți aici, te aștept acasă, acum te-ai apucat să mănânci lapte, nu mai mănânci burger, Darusule, ăsta e un început bun, Darusule, dar stai puțin, mă, a, ok, am înțeles, nu, m-am înșelat eu, amarnic, ca să-mi dau seama. Mă, ce cauți? De ce nu mi-ai spus că rămâi la maică ta, Darusule? Că fie antena, bă, Rafael, mă ajută! Darusule, vezi că te înești cu burgeri și cu laptele, Darusule. Mai ușor cu burgeri, Darusule, gata, mai ușor cu burgeri. Aia am zis, Darusule, bă, pe bune, ce cauți aici, Darusule? De ce nu mi-ai spus? De ce nu mi-ai dat niciun semn de viață, Darusule? Adică mi-am dat seama că ești aici, de ce nu mi-ai spus? Rafael, dar fie antenă, bă, Rafael, eu nu cu mama mea, m-am suturat de tine. Tu poți să stai cu străinul, că m-am suturat, bă. Tu îți bagi pe mine și gata. Pleacă de aici. Mami! Mami! Ce mă te faci și pe Darusule? Mă, stai puțin, cum adică te... Mă, ce ți-am făcut, Darusule? De ce te iei așa de mine, Darusule? Că acum, nu știu, m-a luat așa cu teamă, Darusule. Mă, ce ai pățit, omule? Sigur, Darusule, că mai mănânci și lapte, tu cine ești? Eu sunt Darusule al patrulea și Darusule nu a murit. L-am omorât, gata. Da, ok, am înțeles, mă, Darusule, gata, nu mai atâta cu glume. Bă, dar unde e maică ta, Darusule? Că tu ești aici și maică ta unde e, Darusule? Da, chiar! Mami, unde?
aici, mami! Doamne, iar a sărit pe acolo, ok, ok, mă, dar să-i... Ok, bă, dar stai puțin, bă, ați văzut că dar să-i... Bă, stai puțin, că acum vreau să-i... Dar să-i vorbea la telefon cu o fată, mă, ce iubită, mă, mă, stai puțin, cum adică... Și parcă a zis ceva de ora 4 să se vadă, mă, ce... Dar să-i, unde te-ai trecut, dar să-i... Dar să-i... Da, acolo, la Daniel, nu la Daniel, ok, pa, te iubesc, pa! Unde, mă, unde... Dar să-i, dar să-i, bă, dar să-i... Ce? Ce? Bă, ce faci, că te aud, dar să-i, cu cine ne-ai mai vorbea acolo, dar să-i, că s-a auzit, nu știu, cu ce, 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 ce spune acolo, ce-ai făcut, dar să-i, unde te duci? Alice, unde ești? Oh, Alice, m-ai lăsat cu un așa fraier și încăpățânat. Mă, ce vorbește acolo? Mă, ce, mă, ce, mă, cu Alice? Dar chiar, mă, dar să-i, dar și Alice unde? Că n-am mai văzut, nici ea nu mai era acasă, dar să-i, tu ce știi? Iar că știi voi ceva, știi tu ceva, dar să-i, unde e Alice? Bă, Rafale, fii antena, Alice e în Spania, la culeți de mere. No, dar să-i, bă, ești mai prost decât te-am, bă, dar am văzut că mâncai, că ai băut lapte, dar să-i, genere, cu laptele. Bă, am zis că, mamă, îți revii. După te-am văzut cu burgeria, acum te aud așa de fraier. Du-te, mă, dar să-i, da, aici, că deja ești fraier. Ok, da, fenta, gen, la patru, Daniel, ok, pa. Mă, ce, cu cine vorbești, bă, omule, acolo, dar să-i, și vorbește ca lumea, să te înțeleg și eu, dar să-i, vorbește ca lumea. Pa, dar nu cu tine, mă, nu cu tine, lasă-mă, pace, lasă-mă, pa. Dar nu mai pune mâna la gură sau ce pui tu acolo, dar să-i, că vreau să te aud cum trebuie, dar să-i, cu ce dai acolo, dar să-i, ce, doamne, dar să-i, ce faci nici pe acolo. Mami, mami, poliția, ajutor, mă atacă, mă atacă și nu-l cunosc. Da, mă, cât de prost e copilul ăsta, deja e mult mai enervant, frate, nu înțeleg ce are. Puteți să-l văzut, mă, cum adică? Ok, se întâlnește cu o fată. Bă, Darcel, unde te-ai dus? Darcel, 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 alo, Darcel, Darcel, vine puțin, ca ceva să-mi spun Darcel și-ți dau și burger, Darcel, vine repede, vine repede, vine repede, unde ești, Darcel, Darcel, un timp ăsta, bă, alo, Darcel, unde te-ai dus? Darcel, Darcel. S-a dus, ok, deci s-a dus în buncăr, ok, s-a dus în buncăr, ia să vedem, ce faci ăsta, ce faci, ce faci, ok, ok, am găsit pe aici. Darcel, unde te duci, omule, bă, unde s-a dus monstru, mă, frate, Darcel, Darcel, bagă-mă în seamă, omule, că nu mai stai să mai vorbesc, unde-te, aola, bă, dar, nu mai, nu mai, Darcel, Darcel, s-a zis ceva, asta nu s-a părut mie, bă, nu, bă, nu mai suport, nu mai suport, gata, nu mai suport, deci chiar nu mai suport pe copilul ăsta. Darcel, dacă nu vii momentul următor, Darcel, am încheiat orice prietenie și, Darcel, am o veste foarte șocantă pentru tine dacă nu vii. Darcel? Vine, bomba! Așa, bă, ia zi ce vrei! Darcel, gata, bă, doamne, doamne, iartă-mă, Darcel, mă, ce tot ai, Darcel, ești nebun cu capul? Eu m-am mutat cu mama mea, eu stau toată vara, pa! Bă, Darcel, stai puțin, stai puțin, dar auzi, mergem și noi pe la biliard în seara asta, pe la bowling? Nu, frate, nu, lasă-mă, că gen, o să mă joc Fortnite, o să mă joc Fortnite, fiate, nu? Da, o să mă joc! Da, unde te duci tu, Darcel? Unde te duci tu în seara asta? Că te-am auzit că vorbeai cu cine vorbeai acolo? Vorbeai cu maică, dar cu cine vorbeai? Nu, mă, Rafael, mă, e pe Fortnite, gen... Păi și unde te duci? Unde te duci? Acasă! Oh, bă, Darcel, zi-mă, pe bune, unde te duci? Că nu vin după tine, doamne, iartă-mă, dar vreau să vor... Eu vreau să vorbesc cu maică, dacă nu știam, nu dădeam de ea. Unde te duci cu ea? Sau cu cine vorbeai la telefon? Eu și mama. O să mergem la diner, la diner, o să mergem la diner. Ah, la diner acolo la tine. Dar tu să nu vii. Da, putea să mergi. O duci pe maică ta pentru prima oară la diner? Da, da, da. Ok, bine, dar știi, hai că eu, știi ceva, du-te și joacă-te forne. Te-a lasă-mi pace, că deja nu te-am supăr. Bă, frate, ok. Rafale! Bă, și pleacă de aici, pleacă de aici, pleacă de aici, copil. Rafa, fugi! Rafa! Ți-am furat, fraiere, ți l-am furat. Dacă ești fraier, dar să le mai dai mine, da? Bă, gata. Bă, dar să le, uite-te la mine, dar să le. Bă, e prost rău de tot copilul ăsta, nu-l mai înțeleg pe bune. Dar, uite să, de fapt să fie, vedeți, dar să le, deci cred că chiar și-a făcut o iubită, că văd că e pe altă planetă. Cred că chiar e înnebunit după fata aia. Că uite-ți, mă, ce, doamne, bă, ăla nu știe să mai intre în casă. Uitați-vă la el, NPC-ul. Uitați-vă cât de prost e copilul ăsta. Să vede că e îndrăgostit, dar însă e incredibil așa ceva. Abia aștept, o să-i fac eu o farsă. O să mă transform într-o fată. Am zis că s-o ce la diner, o să-i fac eu o farsă. O să vedeți ce să-i fac. Chiar sunt... A intrat în casă, da, în sfârșit. Doamne, iartă-mă, cât de prost e copilul ăsta. Incredibil așa ceva, nu-mi vine să cred. Pă bune, vorbesc așa, vorbesc ciudat, vă dați seama, dar chiar m-a șocat. Opa, asta este restaurantul unde m-a invitat Darcel. Da, după cum puteți vedea, deci asta este practic acum. Eu mi-am schimbat vocea și chiar sunt curios ce reacție să aibă Darcel, pentru că știți care e faza? Eu nu prea știu despre Darcel, dar hai să intrăm înăuntru, că nu știu foarte multe detalii. Așa m-am costumat, să sperăm că nu o să-și dea Darcel seama că sunt eu costumat, adică Rafael, costumat într-o fată, în fața cu care Darcel este în
sau ceva, că eu habar n-am să zic sincer, dar m-am pus aici foarte la 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 să vină banii la 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 la. A, bună, ce faci? Da, pe tine cum te cheamă? Te cheamă Ștefania? Bună, da, de unde știi numele meu? Eu sunt al 10.012 și eu sunt prietenul tău. A, te știi, te știi, te știi, da, auzi, iar, stai să te fac puțin, da, ia, dacă mă uit așa în partea asta, te știi, ești Tarasela cu care am vorbit pe telefon, cu care am vorbit pe aplicație? Da! Hai, hai, ia un loc, auzi, da, tu sigur ești Tarasela cu care am vorbit pe aplicație, sigur? Da, da, pe mine mă cheamă Tarasela 2012, uite, am uși, stai să răt, ia, ho, hu, hai, ho, ia, hu, hu, și fii antenă, mie-mi plac burgerii! Și mori, pici cu mătureta în apă, ce frate.
Deși antena, am uitat cu tine, mă. Doamne, câte fraier ești, dar însă le-a văzut. Deci așa, așa vrei tu să impresionezi fetele, nu știu, păi... Stai, ce papi imunani, vine bomba! Mama, frate, uitați-vă, sunt fix aici, sunt costumat ca mine, ca Rafael. Nu m-am costumat încă mama lui, strictă pentru bă, frate. Ați văzut și voi ce-am văzut și eu, la ce-am putut să asist, frate. Bă, deci dar să chiar nu se poate. Bă, eu credeam că dar să-l da cum încolo. Se poate și el controla, nu știu, să vorbească cum să se comporte mai frumos cu fetele la întâlnire, la astea. Dar se pare că dar să-l nu poate, absolut deloc, frate. Nu înțeleg care e faza cu el, dar absolut drog. Uitați-vă și la ușile astea, cum le-a făcut el aici când a spart el data trecută. Da, am să ce ești îmbrăcat așa? Unde ai fost, mă, dar răsele, că te căutam? Ai plecat așa dintr-o dată, dar răsele, ce n-ai mai făcut? Unde ai fost? Dar răsele, mă, ce ai, mă, stai, ce plânge, că el a făcut așa? Mă, dar răsele, stai puțin, dar răsele, bă, stii prunzul de tău, mă, frate, tot ce e prost și tot ce... Doamne, plânge așa. Dar răsele, bă, omule, dar răsele, amă, că știi unde, dar răsele, vine, mă, repede. Omule, bă, frate, uitați-vă cât de prost e copilul ăsta. Dar răsele, unde te, Tommy, Darcel, hai să vorbim pe bune, gata, vino, Darcel, unde ești, Darcel, dar... Ce vrei, mă, ce vrei? Ce faci, mă, unde-a fost? Mă bași pe mine, înseamnă ce le plânge așa, ce-i pățit? Păi și antena, bă, la faile, i-am avut și o gagică, o chema, Ștergănia, Ștefania și Ștefania. Ce, ce vrei, mă, alo, ce, bă, Darcel, vorbește-mă cum trebuie, ia-l unul aici, pe banca asta, aici, pe masa, la masa asta, Darcel, îți dau drumul și la televizor dacă vrei, vin aici la lumină, Darcel, să te văd mai bine, așa, și spune aici, Darcel, ia uite că îți bate inteligența, hai să te auzim. Fii antenă, eu m-am făcut o gagică, yeeeey! Ți-ai făcut o gagică și de ce plângi, Darusele, că te-ai spus s-a despărțit de tine sau ce? Ha, pe normal, Darusele, ce lansa cu tine, adică... Și ce ai făcut? Te-ai dus să te flic... De ce ai dus la diner să te flixezi tu? Ca și cum că, mamă, că ai tu restaurant, că ești maker, că ești patron, de-aia te-ai îmbrăcat și așa, Darusele. Și uite-te că nici așa nu te vrea o fată. Pe Darusele, dacă tu nu știi să te comporți, cum vrei, mă, o fată? Dacă ai bani, degeaba iei banii, Darusele, trebuie să știi să te comporți. Mă, ce-ai făcut, Darusele, la întâlnirea aia, că nu te înțeleg. Lasă-mă în pace! Mami, unde ești, mami? Bă, stai puțin că stau să strigă pe maică-sa, da, maică-sa nu e acasă, cum ar veni, trebuie să mă costumez eu, în fine. Aolea, bă, frate, nu știu ce mai am de... Poate cine știe, mă costumez acum, vedem ce se mai întâmplă mâine, poi mâine mai vedem ce se mai întâmplă, dar Darcel, bă, frate, deci n-aveți cu el, dar Darcel e ce mai prost om care se poate duce la o întâlnire, nu, deci chiar nu mai am nimic să comentez, scrieți-vă acolo în comentarii ce părere ați avut întâlnirea lui Darcel de astăzi, eu chiar nu mai am absolut niciun cuvânt. Astăzi, Darcel, după cum se poate vedea, te-am adus într-un loc foarte interesant și cum se vede aici deasupra, de fapt se vede prin partea asta, nu mai știu, uite, fix aici, find the exit, Darcel, 50 de nivele, adică ce crezi că este acest lucru, Darcel, ce părere ai tu de ceea ce se află aici? Deci nu trebuie să scăpăm, să nu murim și lasă ca să mergem. Da, Darcel, ia bea tu, bă, de ce ai dat mustard, Darcel, ok, deci noi trebuie practic, Darcel, în primul rând, bea și tu apă, că văd că cam fuge, Darcel, nu știu, rămâi fără, nu, Darcel, tu în câteva minute mor dacă nu bei apă, Darcel, cred că nu te-ai mai hidratat, de cât timp nu te-ai mai hidratat tu, Darcel? Păi nu știu, bă, tataie, pahar mai repede, tataie. Bă, ce tataie, bă, Darcel, așa, mă, deci fiți atenți, oameni buni, astăzi ne jucăm un fel de find the battle, dar nu e find the battle, este găsește ieșirea și sunt 50 de nivele foarte grele, adică practic începe de la ușor spre greu, ce să fie ceva super tare, vă dați seama că nu o să putem să facem în acest episod toate astea, dar... Am găsit! Stai puțin, lasă-mă, ok, l-ai găsit, bravo, Darcel, dar aici, după ce găsim această intrare, ieșire, practic, să ieșim pe aici, practic, gen, mergem aici la intrarea asta, dacă o fi asta, că sunt mai multe, ia să vedem, deci eu, ăsta era, și acum suntem la nivelul 2, deci, practic, trebuie să găsim niște ieșiri din acestea, e mai interesant decât find the button, nu trebuie să recunosc, adică așa cred eu, și acum, bă, mă gândesc că o fi undeva butonul pe aici, ia să mă duc, dacă ar putea să fie vreo de asta în jos, ia, mă duc în partea asta, ceva genul, vedem că nu e, ia, ultima șansă se află aici. Hai, fii antenă, gata, bă, Rafael, l-am găsit. Ai găsit, mă, butonul, gata, unde, aici? Pe, sigur e butonul sau fi de ăsta fake? Da, mă, dar deci sunt la nivelul 3, mamă, deci e foarte, foarte interesant. Acum vreau să facem felul, bă, aici, dar să le, cred că aici, ai 100%, uite că pot să mă duc în jos. Astea cu lava trebuie să fii foarte atent, dar să le, da, l-am găsit fix aici, acum sunt la nivelul 4 și ce? Opa, mamă, cât de tare e nivelul ăsta și vreau să scrieți în comentarii dacă vrei să facem și partea a doua, acolo să facem și cu Alice. Mă, dar să le, ce mișto e asta, îți place, mă, harta? Da, bă, Rafael, arde, uite, bă, apa, am găsit, bă, bă, stai puțin, bă, dar să le, ce s-a, bă, ce mi-ai făcut, dar să le, mi-ai stricat jocul, dar să le, merge greu, dar să ce mi-ai făcut la ajutor, să le, ajutor! Bă, dar să le, nu știu care a fost faza cu acel nivel, dar trece la următorul nivel, că l-am văzut că ne provoacă lag în continuu, hai să mergem la 5, să sperăm că asta să fie din ce în ce mai bine, bă, de ce te miști așa, dar să le, bă, mi-e cam frică, dar să le, ce se întâmplă cu tine? Bă, la fel, nu!
nu știu, bă, dar am și eu lag, la fel ca tine. Ok, ok, să sperăm că nu o să fie totuși prea mare lagul. Ia să iei în partea asta, dacă mă duc ea, fii atentoare, putem să... A, aici nu putem să mergem, dar... ai găsit ceva aici? Ia, trecem prin partea asta, prin partea asta, pe aici, drept în față. Mamă, dar Darusel nu prea să vede nimic, dar cred că pe aici e pe undeva. Dacă stau să mă uit, pe unde e, Darusel? Ai găsit ceva? Ai găsit că eu nu știu pe unde mai să mai merg pe aici, Darusel. Eu nu știu, bă, Rafale, dar fii antenă, Rafa. Vreau să zic, am pus la caca, că l-am găsit. L-ai găsit pe unde? A, în partea asta, ia și pe aici. Mă, pe unde ai intrat? A, pe aici, a, sigur e buton. Dar nu e aici, nu e aici. Aolea, bă, Darusel, păi da, unde ar putea să fie, mă? Dacă stau să mă unde... Dar ar putea oare să fie acolo deasupra, dacă noi putem să mergem cu asta, e întrebarea mea, dacă poți să te urci în sus. Da, mă, dar poți să urci în sus. Ia fii atent, că s-ar putea să fie fix aici, în lavă. Dacă stau să mă gândesc, ar fi o idee genială să-l pui aici, dacă stau puțin așa să mă gândesc. Ia mă uit în partea asta, nu e nimic de... Deci fii atent că acum nu mai e să găsim butonul, practic trebuie să găsim ieșirea. Și ia fii atent, are sere, dacă aici... Ia, m-am dus, a, nu e nicio ieșire aici, nu e nimic, deci m-am dus cam degeaba. Da, nici aici! Nici acolo, păi ia fii atent, am eu o presimțire că e undeva pe aici, pe sus, dacă mă duc, sau cred că o să fie tot pe... Ia vino, dar sere după mine, ia, opa, a, nu e nimic aici, dar, bă, cred că... Bă, dar eu m-am săturat de lavă! Cred că e cam pe undeva prin lavă, mamă, dar e foarte multă lavă pe aici, nu știu exact pe unde ar putea să fie, dar scrieți-mi voi acolo în comentarii, unde credeți că ar fi butonul la această hartă, la 5 ani? Uga, ceca! Ok, dar să le... Fii atent, cred că e aici, la mine. Bă, da, nu înțeleg exact unde ar putea să fie, că sunt foarte multe de astea, dar nu-mi dau... Nu pot să-mi dau eu seama, bă, dar să le dă situația asta, e foarte, foarte... Ia, fii antenă, am găsit, cred că am găsit, ba nu, bă, te duci cât mai în jos, da, bă, știi ceva? Cred că nu e, cred că doar este o falsă, cum ar veni, ne face să credem că e pe acolo sau ia, dacă e aici, aici nu e, ok, deci nu, dar să le cred că iau un prezent. Uga, a căzut pe jos. Am o presimțire că nu e pe acolo, e pe undeva prin locuri din astea, dar să dacă stau să mă gândesc, ea, dacă mă duc pe aici, nu e, bă, dar vezi că e din ce în ce mai greu, bă, credeam că e mai ușor că ieșirea într-un fel, adică nu credeam că e mai ușor, dar credeam că totuși ar putea să fie mai, bine, e mai interesant, îți dai seama că dacă stai atât de mult, dar ar putea să fie totuși mai interesant dacă am găsit ceva, ia fie din pe aici. Dar, Rafael, n-am găsit nimic. Am crezut că ai găsit tu ceva, dar să le ca așa era frumos. Dacă ai fi vorbit să zici gata, bă, Rafael, am găsit și eu ieșirea. Da, nu, ce să găsești tu, dar să opa. Am găsit-o, gata. Vin aici. Uite-te, dar să unde ești? Bă, unde ești, mă? Unde ești? Se copacă, ajutor! Bă, alo. A, jos, mă, vino jos aici. Fii atent pe aici, uite. Urcă pe liana asta și aici este butonul. Foarte frumos. Da, ți-am zis că uite, stai că la hartă de haide sica noastră, mamă. Fii atent că asta s-ar putea să fie mai greu dacă stai să mă gândesc, dar fii atent, bă, dar și tu ai văzut că de fapt cum ți-am zis eu, bă, nu cred că e lavă, cred că doar ne-au făcut să pară, să pară așa cum ar veni că e lavă, știi ce zic? Da, bă, Rafael, uga ceca. A, da, Tarasele, mamă, ce limbă vorbește, Tarasele, dar tu de unde cunoști, mă, limbile astea, Tarasele, ești tu așa expert în limbi, mă, cunoști ce limbi mai cunoști în afară de română și uga ceca? Cred că am găsit, dar nu știu pe unde ar putea, pe unde aș putea să intru aici, dar să, dacă ai putea tu să faci... Dar cred că poți să intri așa prin partea asta, dar este mai interesant, ok, beaconul ăsta nu o să se întâmple nimic cu el, dar cum urc eu înapoi sus, e întrebare, cred că e pe aici, ia fii atent, vino aici, dar nu cred că, ăsta nu cred că e, cred că e prea departe, e prea departe, ăsta... Fii atent, gata, și acum 3, 2, da, nu e nimic aici, am crezut și că era fix aici, dar nu e, bă, ai găsit ceva? Nu! La fel de prost ca tine. A, dar să le pe nu, că tu ești mai prost decât mine. Cum să fie la fel de prost ca mine? Că nu să pune, nu e. No! Parcă nu e așa realistic, dar să le, ceea ce spui tu aici nu prea e realistic așa dacă mă întreb tu pe mine. Da. M-a supărat pe tine. Te-ai supărat pe mine, dar să da, vorbește și tu puțin mai tare, dar să dacă s-ar putea. Ok, mergem prin partea asta. Bă, da, oare putem să intrăm prin asta, întrebarea mea? Nu, nu pot să intri, dar unde ar putea să fie o intrare din asta, o ieșire? Nu cred că e pe jos, cred că e pe undeva pe sus, bă. Ba nu fie antenă, bă, Rafale, eu cred că sunt unii butoane astea de pe jos. Nu l-am găsit. Bă, dar să nu că sunt ieșiri, nu sunt butoane. Butoanele astea n-au nicio treabă, gen, acum nu mai sunt la Find the Button, sunt de la asta cu găsește ieșirea, dar să le o ieșire. Cartof și cum se numește? Și roșii sunt aceleași chestii. Cartoful și roșia. Cartoful și roșia sunt aceleași chestii, dar să le cum adică cartoful și roșia sunt aceleași chestii, dar să le cum adică? Ei, așa am zis eu că sunt șeful. Da, tu ești șeful, așa ai zis tu, dar să le, eu cred că trebuie să-mi pierd toți neuronii ca să înțeleg ceea ce spui tu, dar să le dau în fine, bă, am eu impresie că e undeva pe aici, dar cum aș putea să urc ochii, deci prin partea asta? Și dacă mă duc pe aici, ia, bă, nu e nimic pe aici, nu e mai nimic, a, cred că aici de fapt unde am spawnat, bă, da, dar să le, pe bune, mă, unde, găsești tu ceva sau? Eu caut așa! Ia fii atent, cred că am găsit, ia, vino aici, fii atent, aici. Bă, nu e nimic, bă, dar e grea rudă tot asta, nu mă așteptam să fie așa de grea, dacă stau să mă uit prin partea asta, văd că nu se mai află nimic prin partea. Bă, Rafael, am rămas așa blocat în end. Dar ai rămas blocat în end, dar să nu, că n-a rămas nimeni blocat, adică tu sperăm că tu să rămâi și că nu o să găsești ieșirea, că dacă o găsești bine, hai mă că zic, dar să că nu sunt așa să te las, bă, dar pe unde e intrarea, ieșirea asta, dar să pe bune? Nu știu,
întreabă pe ea. A, s-o întreb pe ea, nu, dar să le, mamă, cât de amuzant ești tu, dar să le. Bă, dar să le, dar ce mi-ai făcut tu azi? Ia, mai spune-ne, mă, dar să le, niște ghicitori de ale tale, niște bancuri de ale tale, cum ai spus atunci. Mai știi să-i tu minte? De ce a trecut Rafael strada? A, bă, iar mă folosești, mă, pe asta, dar să le. Da, nu am zis. De ce am trecut eu strada? Nu, de ce a trecut? Ha, mă, dar să le, nu, că atunci, stai puțin, stai puțin, că tu atunci ai zis cu de ce a trecut găina strada, dacă nu mai știu, ai zis tu ceva, nu mai știu exact, dar acum zic pe bune, una frumoasă, dar să le, să fie așa, să pasciles pe toată lumea, dar să le. Ok, fie antenă pe Rafael, fie a zis butonul lui Rafael. Ce mi-a zis butonul mie? Hm, chiar sunt curios ce i-a zis butonul Rafael, adică mie, ce a zis butonul, dar să le. Caută-mă sau pierzi tot, a, nu, a zis caută-mă sau rămâi aici. Caută-mă sau rămâi aici, dar să le, bă, e un lucru real, dar să-l, da, ai o prostie ceea ce ai spus. Bă, da, unde e pe bune, dar să-l, dacă stai să mă gândesc că nu găsesc niciun buton aici, mă, suntem deja la, a cât aia, a șasea rundă, dar să-l, stăm aici de jumătate de oră, dar să-l, bine, nu sunt de jumătate de oră, dar stăm de ceva timp, dar să-l, cred că, adică n-am stat la niciun atât de mult, da, dacă, ia mă, dacă mă duc înapoi în partea asta, dar nu era mă nimic, frate, aici, dacă mă duc, ia mă duc aici. Bă, da, un hint, bă, da, un hint, m-am supărat. Pe dar nu cred că există hinturi din asta, dar să-l, mi se pare că existau hinturi la ei pe site, dar eu, acolo te duce direct la asta, eu vreau să găsim, nu să ne ducem direct cum ar veni. Vreau să ne dai hinturi din alea. Găsește-l, fii atent, du-te prin partea aia, du-te prin partea aia, nu să ne zică direct unde e. Păi fii antenă, bă, Rafael, nu-mi dai și mie site-ul lor, așa, întreb pentru un prieten. Da, întreb pentru un prieten. Păi prietenul tău nu vrea să se joace, dar fel, adică n-are voie să se joace, adică degeaba întreb pentru el, pe bune, adică nu, nu, nu. Aba, tai, bă, uita, tai, bă, gata, ho, pur, 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 pur. Da, dar se, ok, deci nu ești amuzant, am înțeles să ne ducem prin partea asta, bă, da, ia fii atent, vin, pa, de fapt, nu, da, stai, bă, da, întrebarea e cum mai urc eu înapoi sus, deci pe aici, prin partea asta, bă, da, nu găsiți capsul. De fapt, nu, pe aici, deci urcăm pe aici frumos și să găsim și noi locul. Bă, da, nu cred că e nicăieri, pe bune, adică bă, am fost peste tot, absolut peste tot și n-am găsit absolut niciun buton, dar RSL. Eu mă întreb dacă mai este un mâine pentru noi doi. Ce? Eu mă întreb dacă mai este un mâine pentru noi doi. Un ce, mă, bă, dar RSL, bă, poți să vorbești, bă, ca lumea. Un ce, mă, doamne, dar RSL, nu, scrieți voi acolo în comentarii dacă ați înțeles și, bă, dar RSL, poți să vorbești ca lumea să te înțeleagă tot omul, dar RSL. Păi fii antenă, eu mă întreb dacă, gen, noi o să mai ieșim de aici până mâine. A, dacă mai ieșim de aici până mâine, dar RSL, nu știu, bă, dar tu ce zici, să plângi sau ce, așa mi se pare, dar RSL. Da. Păi de ce? Că ne băgați aici. Da, eu, da, da, mă, dar, bă, dar da, tu, bă, îți faci joc de mine, știi ceva mai bine, veneam doar cu Alice aici și nu te, nu știu de ce te-am adus pe tine, dar RSL aici, adică pe bune, mă, frate. Da, din gură, mă, bă, dai din gură, fetiță, dai din gură, tu doar și se plângi, nu te mai plângi, gata. A, da, eu mă plâng, dar RSL, doar eu mă plâng, nu, tu nu te-ai plâns absolut deloc, nu? Nu. Păi și atunci de ce, ce cu vocea asta ta, dar uite, așa am plâns, dar RSL, nu știu, așa vorbești, așa, așa, așa vorbește, dar RSL. Nu, eu, dar nu, că eu, a fost Ionel. Cine e, mă, Ionel, dar RSL, Ion, nu Ionel. Ia, mă, da, și eu numele. Ai uitat și tu numele, dar RSL, ai uitat și tu ce, scuză, să mai bași tu, dar RSL, că la cât de fraier ești tu, dar RSL, dar în fine, nu mai contează. Păi da, pe bune, mă, unde-i, mă, n-ai găsit, mă, nimic, pe bune, eu mă duc, mă, prin toate părțile și nu văd nimic, tu? Nu, acolo, ia, pe aici, ia, bă, fie antenă, bă, Rafael, eu cred că sunt pe liniene, pe fructele astea, mă, da, da, RSL, nu mai vorbi, că vorbești prea mult, prea multe prostii, dar RSL, mai, cred că mai bine, dacă tu ce-i filozof te numei, dar RSL, știi vorba aia? Nu! Păi normal, ce să știi tu, dar RSL, că tu nu știi nimic, ia mă, dacă mă uit prin partea asta, deci nu văd nimic prin partea. Bă, da, faza e că e ieșire, nu e buton, asta e cea mai interesantă așa chestie, dar cum ar fi să fie buton, de fapt, să nu fie ieșire, dar RSL? Rafale, dar ce, vreau să ajung aici sus, cum ajung aici sus? Nu știu, mă, dar RSL, dar vorbește și tu ca lumea, bă, nu te mai face ca și cum că plângi, vorbește ca lumea, dacă nu, nu mai vin cu tine nicăieri, gata, atât a fost. Okay, știu, bă! Hai, bă, Rafale, eu ce zic cu tăba, s-ai înțeles? Hai, mă, răbdi, mă, și caută! Bine, bine, dar RSL, gata, gata, nu mai fi așa de rău, dar RSL, bă, da, mă uit prin părțile astea, dar nu, nu există shulker box sau ceva pe aici, nu există. Dacă mă duc în partea asta, oare ar fi, dar nu, nu, nu sunt astea cu, bă, nu înțeleg, dar RSL, habar n-am, unde se cred. Ia, ia, Rafa, fii întâi, ia, ia, nu le-a căia, ia, sud, aici, ia, pe aici, ia, unde, unde, l-am găsit! În sfârșit! Ce? Bă, pe unde, pe unde intră aici, mă, stai puțin? Bă, pe unde intră? Pe, da, bă, da, cum? Că, pe ce cum? A, doamne, știi ce prost sunt, RSL? Ăsta e singurul loc, nu? Ăsta e singurul. Ba nu, a, nu, a, nu, mă, nu, eu duce, mă, bă, și eu m-am dus acolo jos de mai multe ori, eu nu m-am dus aici cel mai sus, bă, frate, că am crezut că era în același el, așa am crezut, gata, mă, dar RSL, nu știu ce, bravo. Hai, mă, dar RSL, că nu ești prost degeaba, trebuie să recunosc, adică mă mai ajuns tu din când în când, ia, a, bă, 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 fii atent, fii atent, cred că am găsit, uite, mă, dar RSL, te uiți la mine, uite, mă, aici, sunt cu barca aici, înăuntru, dar RSL, am găsit ceva, nu știu cum am intrat.
aici. Nu știu cum. Ok, gata, gata, gata. Ia, mă, ia, prin partea asta dacă ne uităm tot asta, mă, dar zic că eu răscef, dar să le răscef cu tine aici, dar la cât de mult stau și tu știi, mă, dar să le că tu mai tușeai pe mine, dar să le atât de prieten bun ești tu, dar să le că tușești pe mine. Ce zis? A, acum mai faci și părțra, mă, dar să le că nu mai ești amuzant, că să le faci pe. Ia, le faci în continuu. Ia, dacă ne zic, ia prin partea, dar nu că n-ai cum să ajungi aici. Bă, dar să le ai găsit ceva, mă? Eu am găsit o fermă. O fermă, dar să le și aici să nu mai ferme, normal. Ce ai putea să găsești altceva? Eu te întreb dacă ai găsit vreun indiciu ceva unde ar putea să fie. Nu am găsit nimica. Ah, ok, dar să le. Bă, dar să le ai găsit și tu ceva, adică mă chemi aici pentru ce mă chemi? Ia, spune-mi. Pe fiate, nu, bă, la fel, eu fiate, am găsit o biserică și eu zic să ne chem, să ne chemăm. Doamne milește, Doamne milește. Și fiate, acum vino. Așa, vino aici, am găsit biserica asta să ne închinăm, dar să le noi trebuie să găsim butonul, dar să le să găsim ieșirea practic unde să afle și butonul. Ia, ce? Uite ce. Ah, bă, ce aici? Bă, ce e ăsta? E butonul? Ah, wow, foarte amuzant, dar să le. Bă, da, wow, s-a blocat și. Bă, dar să le, dacă și nivelul ăla, bă, dar să le. Și pe ăsta l-ai buguit, mă, tu, dar să le. Că tot treșești, mă, tot să trebuie să stai treșat acolo. Nu, nu, nu! Trebuie să treci la nivelul nou, că n-avem ceva ce la op. Să sperăm că asta merge sau nu merge nici ăsta, dar să le. Nu prea pare că merge, mie mic s-a cam blocat. Ce spui, ce s-a blocat sau nu? Da, bă, dar să nu știu care e faza cu nivelele alea, dar trebuie să trecem la nivelul 10. Deci, din păcate, sunt la nivelul 10, dar uitați-vă cum arată nivelul 10, că de șmecherie e Dita mai orașul ăsta, bă, frate, dar să le, cum putem noi să găsim în Dita mai orașul două persoane, o ieșire din asta, șmecheră, că e Dita mai orașul, dar să le, cum putem să găsim noi ieșirea? Păi fie antenă, bă, Rafaele, cu teorema lui Pitagora, nu știu ce o să facem, noi suntem morți. Teorema lui Pitagora, știi tu, dar să le, așa ceva, bă, păi, dar să le, păi, bă, de unde ai învățat tu așa ceva, dar să le, că tu ai 2-0 ani, dar să le ai tu. Eu știu de nume, dar eu nu știu ce înseamnă aia. A, nu știu ce înseamnă, ok, du-te tu încălzirea, că eu mă duc, am impresia că o fi pe undeva prin bancă. Nu știi ce am impresia că e pe undeva pe aici prin bancă, ia ATM pe aici, ATM, avem niște chestii pe aici. Păi, dar nu cred că e nici prin bancă, cred că e pe undeva ceva de genul, dacă sta să mă gândesc, chiar dacă mă duc pe aici, vreau să-mi văd cum aș putea să intru în partea aia, cam așa o prezențire, dar putea să fie, stai, fiți atent. Opa, fii atent, dar să cred că am găsit ceva, cred că am găsit ceva în partea asta, da, am găsit ceva, dar nu știu, cum, și cum urcăm aici? Bă, nu, n-am găsit nimic, nu știu cum să urc pe aici. Ce nu-i corect, dar să le? Că sunt prea multe mări. Sunt prea multe mapi, dar să le mapi, mape, bă, da, nu știu exact, sunt sincer, dar, mă, ok, ies pe aici, să mergem prin partea asta, bă, dar să e o singură hartă aici, sunt prea multe blocuri pe aici, da, asta vrei să zici. Păi da, părătare, bă, și nu mai pot, ia, fii atent că am găsit ceva pe aici, am găsit ceva interesant pe aici, dacă mă duc să mă uit, ok, deci sunt pe aici niște de-astea, ok, am intrat pe aici, nu e nimic în partea asta și în partea asta la fel nu e nimic, bă, frate, mamă, cât a, bă, dar edita mai locația, bă, dar nu știu cum am putea noi să facem să, în așa fel încât să găsim ceva aici, sincer, edita mai locația, dar nici nu cred că e undeva pe aici printr-o cameră din asta, sincer să fiu, nu prea cred. Adevăratus, gratus, mataracus. Da, dar să le, tu cine ești, mă, dar să le, tu ești șmecheră? Da, nu, sunt șmecher, eu sunt materia, zici șmecher? Da, dar să le, la cât, da, zici cel mai șmecher, tu ce să mai și zic, dar să le, mie mi-am frică așa de tine, ca să știi ce vreau să zic, gen. Nia, fraiere. Bă, dar să nu, hai pe bune, bă, dar unde o fi locația, că nu găsesc absolut nimic, o, frate, m-am dus prin toată casa asta, am fost în casa asta, dita mai casa, dar să le aici, și nu se află absolut nimic, bă, unde ar putea să fie intrarea aia? Nu știu, intrarea, băia, unde-i, bă, unde ești, bă, intrare, unde ești? A, mă, dar să le, bă, dar poți să nu, bă, poți să nu mai fie așa, dar să le, să vorbești cum trebuie, dar să le, să nu-ți mai bagi joc, hai, mă, dar să le, că așa trebuie să facem o echipă foarte bună, dar să le, tu ce faci aici, nu-ți bagi joc, așa, nu? Nu, îmi pare rău, bă, Rafael, îmi pare rău, te iubesc. Da, bă, cum adică, dar să le? Nu știu, intrăm pe ea. Bă, dar, haolo, bă, dar să le, mă enervez pe bune, mă, dar să le, nu, că nu te mai duc nicăieri, nu-ți mai dau burger, nu-ți mai dau nimic dacă mai faci așa, dar să le. Bă, dar să le, fii atent, că am găsit așa ceva, dar nu știu cum aș putea să urc eu mai sus de locul ăsta, nu, n-am ce să fac, eu trebuie să mă duc din nou jos, tu ai mai găsit, mă, ceva pe bune, zi, pe bune, hai, dar să nu mai faci mișto, vorbește cum trebuie, că deja m-am plictisit, adică pe bune, vorbește cum trebuie, omule. Bă, n-am găsit nimic, a fi antenă, dar stai, că cred că am găsit eu un 1 plus 1. Da, mă, dar să le, bă, poți să vorbi, omule, bă, dar să le, ia, bă, dar, cum aș putea să deschid asta, ia să le, dacă mă duc înapoi în partea, unde eram, era aici unde ăsta chide, și nici în partea asta, nu cred că are nicio treabă una cu alta, ia, dacă mă duc, bă, ce caut, mă, pe creativ, dar să le, ce mi-ai făcut? Adică pe creativ, ia să mă, Rafael, ia să vă duci pe creativ? Dar ce sunt pe creativ? Bă, Rafael, bă, da, tu... Cred că am picat pe creativ, fii atent, dar să cred că am picat pe creativ când am dat de chestia aia de ăla, sau nu știu exact de ce am picat, când nici nu știu cu cum am picat eu pe creativ, dar lasă puțin, bă, să mă duc și în partea asta. Bă, Rafa, dar vreau și pe creativ. N-ai voie, dar să le, am pus pe butonul ăla, cred că de-aia am primit, nu știu de exact care a fost faza cu el, de-aia să mă duc prin partea asta, nu, că nu e nimic, dar să le, e, adică e nimic, absolut nimic, adică nu știu, dar dacă am creativ înseamnă că pot să mă duc să mă urc pe aici, bă, frate, bă, dar unde ar putea să le, mă? Ok, bă, Rafa,
Rafale, eu nu știu ce-a făcut, dar ia stai, bă, Rafale, ia ce-i asta? Nu? Opa, ce-a făcut, bă, Rafale, ce-a făcut și-a întâlnă, bă, Rafale, eu nu mai vreau să-ți dăm la nivelul mă. Dar, Rusel, te-am văzut că ai avut un comment block în mână, ți-a văzut comment block-ul ăla, ai uite așa, dar, Rusel, ha, mă, deja mă enervez. Ce comment block-ul? Mă faci aici, dar, Rusel, că nici nu dai la 11, bă, dar, Rusel, suntem la 11, omule, bă, și poți să vorbești ca... Sper să meargă, Rusel, dacă nici ăsta nu o să meargă, hai că merge bine, ia mă, să vedem asta, ultima... Cred că asta o să fie ultima hartă pe care o să o facem astăzi, dar Rusel, și să vedem dacă putem să găsim ceva. Să sperăm totuși că vom găsi. Fii atent că aici sunt niște șulcre, dar astea nu pot să le deschid. S-ar putea să fie unul care poate fi deschis ceva de genul și ar putea să fie ceva în interior. Pe bune, fii antenă, bă, Rafale, fii antenă. A, nu e asta, bă, chiar că e genul că e acolo, dar nu e acolo. Da, dar Rusel, ești foarte amuzant, dar Rusel. Cred că mai bine, bă, nu știu, mă, dar mai bine... Bă, Rafa, bă, Rafa, îmi care e jocul, Rafa, dă-te, bă, Rafa, dă-te, bă, dă-te, crash. Cum adică îți dă TP, crești, mă, TP, dar în serio, Rafael, ia, ce îți dă crești, dar în serio, ai nebunit, ce ai? Așa, bă, Rafael, murea jocul, bă, Rafael, murea jocul, că gine, acolo da, era, dar, era sele, da. Mor și tu, dar în serio, mai bine, dacă să îți bați așa joc, dar în serio, mai bine nu mai vii aici cu mine, la fața, ascult, la fața, ascult, dar la ăsta, de fain de bat, da? Nu știu, bă, no, că și eu am lag acum, dar în serio, dă-mi TP la tine, bă, ce se întâmplă cu hori? A, mă, dar în serio, știi ceva? Atât a fost, nu mai, nu mai, nu mai, dar în serio, dacă mai vor oamenii să mai vinim aici altă dată, dar în serio, a, e, venim și o să sperăm că data viitoare o să vin doar eu cu Alice. Ah, gata, gata, mi-ai dat? Păi da, dar ai venit la început. Bă, și ce au hărțile astea, mă, frate? Dar nu înțeleg care fac. Ia, dacă ne ducem și la următorul la 12, deci fii atent, dar să le... Înainte să ne ducem la 12-lea, vreau să zic așa, dar să le... Cred, oricum, cam atât a fost, sincer, dar să le... Nu vreau să zicem aici copii, chiar vreau să faceți schimb. Vreau să simtați, vă rog, câteva secunde, că eu o să fac un magic trick, ok? Stai, Hocus Pocus, Cezariu Silis, rapid, atacau, să fie antenă. Ce-a făcut? Nu știu cu nimic, îmi dai mie chiban sau ce-mi fai. Ia mă, dar lăsă-mă, dar să fac aici frumos, să vorbesc cu oamenii. Bă, dar Rusele, după ce că se-ai bătut joc toată ziua asta, dar Rusele, ok, dacă vreți ca data viitoare să vin cu Alice aici, că cu dar Rusele chiar nu vreau să vin, dar poate să facem și partea a treia după și cu dar Rusele. Scrieți-mi acolo în comentarii și dați cât mai multe like-uri. Bă, dar Rusele, dacă îmi vorbesc cu oamenii, de ce te bași peste mine când vorbesc cu oamenii? Când vorbesc singur, nu te bași peste mine, dar Rusele. Și după zic după oamenii că de ce vorbesc eu prea mult, că tu nu vrei să vorbești când trebuie. Așa și întreba, fără trebuie. Da, foarte am să întâi, dar Rusele. De fapt, știi ceva, dar Rusele? Ai, data viitoare să vin. Doar cu Alice cu tine, nu o să vin, să sperăm că o să meargă cu Alice, pentru că probabil tu ești vinovatul, de-aia avem lag aici și o să vin cu Alice, o să mă joc frumos după a treia oară, dacă mai vor oamenii, o să facem și cu tine. Dar să scrie în comentarii și să lase cât mai multe like-uri. Și dar Rusele, pentru asta, ai să-mi dai toată viața burger pe. Oricum, de fapt, aveai să-mi dai burger pe gratis. La asta, dar Rusele, dă-mi toți banii pe care ai tu acolo pe Grand City. Ok, dar Rusele, pa. Astăzi, în acest episod, mama strictă l-a ignorat pe Darusel 2012 pe timp de 24 de ore și s-au aflat niște chestii cu adevărat șocante. Spre final, Darusel n-a mai rezistat, așa că a făcut o mare nenorocire. Nu vă mai zic prea multe, vă las să vedeți. Încă o dimineață în care eu o să-l trolez pe Darusel 2012 ca mama lui strictă. M-am costumat, o să trebuiască să-mi pun și vocea și oare vă întrebați ce vom face astăzi? Ei bine, mai știți când eu și cu Darusel, practic mamei lui, de fapt, mamei lui adevărate, i-am făcut o fără să ca și cum am ignorat-o toată ziua. E bine, astăzi vreau să facem ca și cum mama strictă și-a revanșa, dar sunt eu și dar să-l nu știe asta. Ce e și mai interesant. Chiar sunt curios cum o să stea cu nervii, pentru că până la urmă îl ignoră maică-sa, nu e cu mine sau ceva. Știți că maică-sa îl certă și toate astea, probabil n-ar trebui să miște dar să-l așa în fața mamei lui. Și chiar sunt curios ce reacție să aibă și astea. Este ora 7 dimineața, după cum puteți vedea. Este cerul senin afară, este totul bine, arată interesant. Chiar e ok, e o vreme ok. Vreau să mă duc acum, de fapt, nu știu unde să mă duc, trebuie să mă costumez, practic să mă fac și cu voce. Să bag vocea mamei stricte să folosesc. O să mă duc la Darusel pe sus, dar să vedem cum începe ziua, că trebuie să mă... Cred că m-aș duce ca și cum că vreau să-l stric pe Darusel, mă duc la el în cameră și Darusel nu-l bag în seamă, dacă el tot e la el în cameră, nu-l bag în seamă ca și cum el nu există și asta, eu nu-l văd cum ar veni și toate astea, ca și cum el de fapt a dispărut și nu o să vreau să-l bag în seamă și vreau să văd ce reacție să aibă, cum o să creadă Darusel, ce o să creadă că se întâmplă când îl ignor și toate astea. Hai, scrieți voi acolo în comentarii ce credeți că se va întâmpla asta și ce far să vreți să mai facem acum. Hai să ne punem vocea și să înceapă ziua în care îl trolăm pe Darusel. Bun, gata, acum o să închid ușa, totul este perfect, ne-am pus voce, am făcut totul să fie perfect, acum mergem la Darusel, vreau să-l ignorăm toată ziua, să vedem ce facem, ce în partea asta, să vedem, ok, Petru, ia mă să văd, ce facem asta, că vreau și eu să merg la masă și toată, Darusel, unde, Darusel, unde ești, Darusel, Darusel, mamă, unde ești, Darusel, Darusel, ești la plaie, unde ești, Darusel, ești la, ba, iar e la calculator, lasă, să vezi ce-i fac eu acum, că nu mai supăr, bă, copilul ăsta, mă, Darusel, iar ești la calculator, Darusel, Mami, 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 mami,
sente, mami! Mami, mami, mi-e foame, mami, mami! Mami, 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 mami! Unde ești, bă, frate, dar Darusele, unde te-ai dus, mami? Zicea că ești la baie și nu mă bagi în seama, dar Darusele... Mami, la burger, mami, 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 de burger! Domne, unde s-a dus, mă, copilul? A, uitați-vă puțin, bă, frate, nu mai suport așa ceva, uitați-vă la copilul ăsta ce mi-a făcut, dacă o să afle taică să dă cum a spart el aici geamul ăsta, nu mai, că nu mai, nu mai am niciun cuvânt să zic, hai că mă duc eu acum să, da, mă duc și acum să mănânc, să fac alea, mă, uitați, spart ce s-a tot, bă, dar e prost vrăzută, doamne, o să fie în haos, ok, ia să mă duc acum, dar, bă, dar Darusele, dacă, Darusele, ești afară, Darusele, Darusele, bine, Darusele, ia să mănânc burger singură, dacă nu, tu nu vii, Darusele, o să pierzi burger, eu o pun acum, ia și eu burger de aici din frigider foarte frumos, deschid frigiderul, iau și eu niște burger foarte frumos, gata, am luat burger, acum mă duc frumos la masă, mănânc burger și acum hai să vedem ce putem să facem. Mamă, mă gândeam, păi dacă Tony Darusele aici, mă gândeam că poate vine acasă și vreau să-i scuip un burger și să-i fac o farsă, că el nu știe practic, o să fie totul foarte frumos, chiar abia aștept. Darusele, mama, unde ești? Darusele, 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 ia stai-mă puțin, dacă mă duc în parte, ok, mașinist acasă, dar nu știu de restul, că știu cum am motocicletă. Păi unde s-a dus ăsta? Darusele, vin odată, Darusele, îți dau burger, Darusele, dacă vin 3, 2, 1, Darusele, mai 3 secunde, dacă nu vrei să vii la mine, îți dau burger, Darusele, unde ești? Mă, unde-i copilul ăsta, mă, ce se întâmplă și ce? Doamne, mă, dar ce, mă, ce s-o, Darusele, te-am auzit cumva, mama, Darusele, unde ești, Darusele? Ia lapte! Darusele, unde ești? Mă, ce cu lapte ăsta? Lapte, mă, ce cu laptele ăsta? What? Ok, ești foarte ciudat, Darusele, Darusele, te-am auzit, unde ești, mamă, Darusele, unde-i dus, Darusele, 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 mă, ce apare, mă, ce... Mă, ce însemnă? Mami, mă, ce? Darusele, iar mă trolez, Darusele, nu mai suport, deja nu te mai suport, Darusele, iar îmi faci ca și cum e fantomă, nu te mai suport, copile, doamne, Darusele, nu te mai suport, Darusele, cred că o să intru mă bagi în pământ, Darusele, nu, Darusele, dacă nu îți revii, dacă mai trolezi așa, îl chem pe taică-to să vină să-ți dea o mamă de bătaie, că deja nu se mai poate cu tine, ce mai pui aici, Darusele, arată-te, unde ești, copile, știi ce fa, nu o să te mai bag în seamă, ok? Nu vreau să... Mami, mi-e foame. Darusele, Darusele, să vede că nici la școală n-ai mai fost, Darusele, acum trebuie să te... Darusele, vino, arată-te că vreau să te văd, trebuie să te duc direct la școală, Darusele, nu te mai suport, Darusele, o să sunt pe... Da, ok, gata, hai să sun și eu pe doamna diriginta lui Darusele, ca să vedem, Darusele, eu sunt pe diriginta ta, să vedem cum stă treaba, că tu nu știi nici să scrii, nu n-ai fost la școală, nu vrei să te duci nici la școală și mai îți merde și de prostii din acestea, mă, ce tu scrii, mă, copil, bă, unde plecam, bă, unde plec? Bă, hai că e prost copilul ăsta, pe bune. Bun, în momentul de față nu o să vreau să-l mai înnerpe, dar să vreau să-l bag așa puțin în seamă, să creadă faptul că-l văd și așa, pentru că vreau să mă duc eu să vină după mine, practic o să mă duc undeva la restaurant, cred că mă duc primul, mă duc și prin parc, mă duc prin toate locurile astea, vreau să fac așa o plimbare și dar să-l află la el la calculator, hai să vedem ce face aici, frate, că nu înțeleg, adică, uitați-vă puțin, ia ce face. Am câștigat, mă, bravo! Așa, bună, dar Darusele, ți-am dat eu voie să te joci pe calculator, mi-ai cerut mie permisiunea cumva ca să te joci tu pe calculator, hai să ne jucăm tenis aici, Darusele, ia de-i 3! Ok, gata, nu mai sunt, așa, Darusele, ce tot faci, Darusele? Poți să-mi spui și mie ce ai făcut astăzi, gen, de ce te joci așa cu mine, Darusele, îți bagi joc de mine, adică, pe bune, vrei să-l chem pe taică tu aici să vină acasă din nou? Da, cum adică, mame, că fie antenă, eu eram aici și tu pe mine mai ignori, așa că mă supăra pe tine, pa! Ce s-a făcut? Doamne, bă, ok, frate, ok, acum hai să mă duc, Darusele, unde te duci, Darusele, mai că vină înapoi că vreau să vorbesc ceva cu tine, vină să ai puțin că vreau să vorbesc ceva cu tine, lasă că eu mă duc eu în parcul ăla de distracție, mă duc eu pe la mall, Darusele, dacă vrei să vii bine, dacă nu, pă, ce să mai stai, mă, de copilul ăsta, că e prea fraier așa de fel, mamă, ok, să sperăm totuși că vine, ok, mi se pare, da, s-a zis și hai să-i urcăm aici, și dacă mă trebuie să înceapă ignoratul, nu vreau să-l mai, adică nu vreau să-l mai, așa, Darusele, ți-am zis să vii după, Darusele, bine, dacă nu mai vii, Darusele, doamne, mă, ce, am lăsat ușile deschise, mă, frate, la casă, doamne, bă, da, ce s-a întâmplat, doamne, nu înțeleg ce s-a întâmplat cu ușa aia, dar în fine, hai să mă duc acum repede în oraș, în partea asta, dacă copilul ăsta nu vrea să vină, na, ce, mi-are de pierdut, nu mai, deja nu mai suport, deci nu mai știu să mai vorbesc, așa, mă, frate, mama, dar mă duc pe aici, uitați, mă, ce-mi place mie barajul ăsta, este ce nu-i șmecher baraj pe care eu l-am văzut, pentru că barajul ăsta, practic, dar nu știu de unde te dau drumul la baraj să curgă apa și toate astea, chiar super tare barajul ăsta.
da, în fine, hai să vedem pe unde putem să mergem în partea asta. Aș vrea să mă duc și eu pe undeva, pe la, vreau să mă duc. Ok, deci pe aici este terenul de fotbal, nu-mi place mie fotbalul, totuși cred că l-aș și chema aici pe Darusel să se-mi prietenească cu Rafael. Din nou să vină cu Rafael, că vreau să-l dau afară pe Darusel din... Păi când ești și mă stă din mașină? Vreau să-l dau afară pe Darusel din casa mea, adică pe bune, ia mă, ce se mai află aici? Păi știu că aici era ceva șbecher, mamă, că mă ducea cu Darusel aici, mă duc eu aminte. A, dar nu mai e scaunul ăla, mă, frate, a rămas atunci. A, ok, ok. Da, mamă, cum arată ăsta aici? Păi, dar Darusel ăsta nu înțeleg de ce nu vrea să vină, da, e prost că nu vrea să vină. Mami, acum mă duc foarte frumos, mă duc înapoi la restaurant, că Darusel n-am ce să mai fac cu copilul ăsta, deja nu-l mai suport. Ok, aici, doamne, cine își lasă mașina așa în drum, frate, că nu înțeleg ce e cu... Ok, doamne, nici n-am lăpă unde să mai trec, doamne, frate, ok, trebuie să urc pe toate astea, mă, cine își lasă ușile așa, că, mă, doamne, nu mai suport absolut nimic, ia unde să mă duc eu. Cred că mă duc la... N-am chef de mall, hai că mă duc și eu la bowling, vreau să... Mă, cine lasă și ăsta? Mă, ce cu orașul ăsta plin de nebun, mă, frate, ok, nu știam pe Darusel chiar așa de nebun, dar ce cu orașul ăsta, că sunt numai nebun pe aici, adică noi nu mai fim așa de nebun. Bună ziua, salut, salut, acum vreau să mă duc și pe la bowling, foarte frumos, intrăm pe aici, bună ziua, vreau și eu să mă joc bowling, ia mă să vedem, punem asta, 3, 2, 1, hai să vedem, stres, aaa, mai rămas 3, bă, dar n-am așa cu cine să mă joc, dacă Darusel nu vrea să vină după mine, copilul ăsta e prea prost, nu-l înțeleg, deja nu-l mai suport pe copilul ăsta, e un copil foarte nesimțit, el nu vrea să petreacă timp cu maică sau el vrea să petreacă timp numai cu cine vrea el, cu nimeni, adică, da, Darusel, l-am văzut ieri, parcă a vrut să, acum câteva zile a vrut să se ducă cu, s-a vrut să se ducă cu o fată la, doamne, deci l-am și urmărit pe Darusel când s-a dus cu fata aia, bă, nu știe, mă, fiul meu să se comporte cu o fată, abar n-are, sincer, l-am urmărit, prost a fost, deci mi-e rușine cu ce fiu am, el nu știe absolut deloc, eu acum mă joc foarte frumos aici, dar ce nu mai suport, aolo, trebuie să-mi iau gură de aer, că deja nu mai suport, mă, copilul ăsta, eu nu mai suport pe copilul ăsta al meu, pe bune, gata, nu mai suport deloc. Mami, dau să aici, mami, fii atâta, mami, rând, okay, okay, să dau așa, mă, ce se întâmplă cu mingea asta, ce se întâmplă? Păi ce dă, ce se întâmplă cu mingea asta, a făcut aici automat, dar nu, că eu mă joc singur aici, mă joc singur, nu mă mai joc cu altceva, păi ce se întâmplă, ok, nu mai am chef de bowling ăsta, am înțeles, nu mai am chef de bowling, hai să mă duc așa în partea asta, hockey ăsta, mă, cu cine să mă joc, ia, mă joc singur, așa, ok, mă joc cu bătă și cu ăsta, Darusel, ce cauți? Când ai venit? De ce n-ai venit după mine? Doamne, mami, chiar am cu tine, șcara! Ia, stai! Așa, mami, dar tu ți-ai la pastilele! Cum adică, doamne, Darusel, joacă-te cu mine aici, Darusel, că deja nu mai suport, ești ca singura, acolo nu te mai suport, Darusel, ai 3, 2, fii atent, Darusel, deci dacă dai gol, Darusel, nu mai pup burger în viața ta, Darusel, deja nu te mai suport, copile, că îți bagi de mine în ultimul hal, Darusel, nu te mai suport absolut deloc, bă, Darusel, fraiera, câștigare, gata, pa, ok, deja nu mai suport pe copilul ăsta, bă, frate, dar nu știu, am văzut cât am văzut. Mami, gata, mami, fiatră! Nu! Mă, ce ai, mă, Darusele, ce ești așa? Domnule, Darusele, bă, Darusele, ai văzut că este un teren de fotbal în orașul nostru? Da, unde? Da, nu mă interesează, Darusele, ok, bă, frate, uitați, hai că am fost, da, bă, ați văzut faptul că, dar... Ok, Darusel, stai puțin pe la... Ok, Darusel, ai răbdare, așa, mă, Darusel, hai, du-te unde vrei tu, ia stai puțin, Darusel, stai puțin, că mi-am adus aminte de ceva, coboară-te jos aici, Darusel, coboară jos, lasă mașina, dă-o aici, Darusel, ok, fii atent, ia vină tu cu mine, că avem ceva de discutat, Darusel, fii atent, că avem ceva de discutat, Darusel, unde fugi, Darusel, vină aici, dacă nu, am curs, Darusel, uite, am burger pentru tine, Darusel, vină după mine, Darusel, avem ceva de discutat, vină repede, că avem ceva urgent de discutat, Darusel. Mami, dă burgeri prima oară. Bă, Darusel, fii atent, că mi-am adus ceva aminte, mami, Darusel, măi, mamă, Darusel, mamă, de câte ori să spun, de ce, domnule, Darusel, de ce nu mai treci până la școală, că astăzi, când mă ignora, de fapt, când mă trollai, Darusel, din nou cu invizibilitate și puneai sign-urile alea în care scriai, ai scris că ți-e frică și scris mie legat și frucă sau nu mai știu ce ai scris, Darusel, așa te-am învățat pe tine, așa te-am învățat să vorbești, tu nu știi să vorbești limba ta, Darusel, limba ta maternă, Darusel, nu știi să vorbești limba. Limba ta, mamă, fie la prima rând, dă burgeri, nu mă merge în școală, dă burgeri, hai mai repede,
Hai să îți dau 2, mai îți mai dau 2 la final, dar să le acum, hai să mergem la școală. Mami, mami, ce e? Ce acolo e? Ce e la profesoară? Da, 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 ok, ok, nu mai bagă asta. Păi, ați văzut faptul că, acum mi-am dat seama, ați văzut faptul că Darusel nu prea mai comentat, nu prea comentat, gen, când eram acolo la bowling, ați văzut că îi tot spuneam de fată când a ieșit el cu fata aia acum câteva zile la întâlnire, ca și cum că eu îl, practic, îl spionam, adică mama lui strictă, practic, dar ați văzut că Darusel nu clintea așa nimic, adică vedeți că Darusel lui Darusel chiar este frică de mama lui, ați observat acest detaliu, nu știu, scrieți-mi acum în comentarii dacă l-ați observat, acum ce să fac, frate, că eu nu mai înțeleg, adică Darusel s-a dus acolo, nici nu pot să-mi schimb vocea ca să mă auziți pe mine normal, acum unde să mă duc, nici nu știu unde s-a dus ăsta, s-a zis că trebuie să-l sun pe mamă, dar asta e telefonul meu, mă, frate, cum pot să-l sun? Aole, cred că trebuie să ajung acasă și să vedem ce să mai facem acolo, că deja cu copilul ăsta, nu, frate, bă, sincer, chiar e frate, dar nu știu când maică s-a mai ajunge acasă, că încă n-a ajuns de câteva zile și nu știu dacă va mai ajunge acasă, nu înțeleg unde s-a dus maică s-a. Credeți-mi acolo în comentarii ce credeți despre dispariția mamei lui, unde credeți că s-a dus, că vacanța asta e prea dă foarte mult timp, sincer. Mă, ce, Doamne, iartă-mă, a nebunit orașul ăsta, ați văzut câte lucruri era și pe străzi, a nebunit de tot orașul ăsta. Ok, deci am ajuns acasă și mașina se află acolo, înseamnă că dar să le chiar ajuns acasă, ok, mă, frate, nu-l mai bag în seamă deloc, adică, pe bule, trebuie să-l ignor total acum, vreau să mă duc și eu până la masă, să mănânc și eu ceva, ia să vedem ce pot eu să-mi fac aici, eu mă să-mi fac și eu niște carne ceva, să-mi pun aici frumos pe grătare, de fapt, ăsta, mă, da, nu mai pot și eu să mai pun, ok, deci cred că trebuie să punem aici, ok, punem aici, mamă, mănânc iepure, de cât timp n-am mai mâncat un iepure, frate, mamă, cât de bun ar fi, dar Darusel, dacă ești aici, dar Darusel, că am văzut că e mașina, fac iepure, știu că-ți plăcea ție, Darusel, nu, dacă mai ții minte când erai tu mic, Darusel, îți plăcea ție, așa, ok, mă pun aici la masă, mai aștept așa. Aici. Nu știu, ia să văd, nu, uite, închisă. Dar ce, dar să-l tău, de unde apără șarpele ăla și cine a luat iepurele, am vrut să fac iepure, dar să le, că știu că îți plăcea ție când erai mic, dar să le, cine, dar să le, ești ok, ești ok, s-a întâmplat ceva cu tine mai devreme când tipa ai ajuns acasă? Nu, de ce? Păi Sărbțin, dar tu de ce ești îmbrăcat așa? Nu știu, papa, amă Darusel. Ok, bă, e prea ciudat. Darusel, vine repede aici, Darusel, nu pleci așa. Darusel, te-am întrebat ceva. De ce te-ai îmbrăcat așa? Mamă, spune-mi, în momentul ăsta, de ce te-ai îmbrăcat așa? Unde ai fost tu, Darusel? Ai avut vreo întâlnire? Darusel, treci înapoi, Darusel, îl încurcăm rău de tot, Darusel, te-am... Darusel, ișar... Darusel, Darusel, ești prost, mamă. Atât am să spun, ești prost. Hai că șarpele ăsta, Darusel, e de jucărie, omule. Eu l-am pus, e de jucărie. Vino repede aici, Darusel, avem ceva de discutat. Spune-mi, în momentul ăsta, unde ai fost tu așa îmbrăcat? Că parcă erai de azi de dimineață în halul ăsta îmbrăcat. Unde ai fost, Darusele? Ieri, când eram pe aici, Darusele, ieri alarte, tu nu, parcă n-ai mai fost tu acasă. Unde ai fost tu, Darusele? Vrei să și Rafael la un moment dat aici. Unde ai fost? Păi fii ante, mami, eu am fost cu Rafael și nici că mă, nu, am fost la bani și am mâncat împreună. Ai fost cu Rafael și da, Rafael era aici și întreba de tine unde ești? A, pe fii ante, mami, Rafael a crezut că ne-am dus la cine restaurant, a fost la diner. Și... Păi exact ce ai zis, că e de Rafael și Rafael era aici. Cu ce ai fost, Darusel, spre momentul ăsta adevărul, Darusel, unde ai fost plecat, spune-mi. Cu fata, o chema la faica. Nu, mami, nu, așa m-am îmbrăcat, că fie antenă, mami, eu sunt mare cocalor și mă cheamă Darusel, că mă, pa. Ok, Darusel, vine înapoi, Darusel, nu că eu te-am întâlnit așa, Darusel, vine repede, Darusel, trebuie să mergi la școală, copil, Darusel, Darusel. Poliția, poliția, sus. Ok, bă, e prost copilul ăsta, adică nu mai am nimic de zis, sincer, e prea prost, nu, chiar nu mai am nimic de zis, frate, mami, chiar nu mai am... Ce mai vrei, Darusele, ce mai vrei, că deja nu mai pot, Darusele, mi-a explodat tot capul, nu te mai suport, omule, zi odată. Ia între, mami, dacă ți s-a explodat capul, o să-i spunează, o să-i spunează și... Mă, ce, Darusele, 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 Dar
Dar să nu mai faci viață, dar să-l strigi lucrurile astea pe aici, dar să-l gata, termină. De ce ai făcut așa ceva, dar să le spune și mie, de unde ai avut tu așa ceva în primul rând, dar să le vrei să încurci tot cu mine și mai apoi și cu taică-to? Nu știu, mami! Dar să-l, nu, gata, vină puțin aici, ieși afară din casă, acum, nu mai ai voie, du-te de unde ai plecat tu, Darcel, nu mai ai voie în casă, pleacă. Mami, vină. Doamne, cât de impisit copilul ăsta, adică pe bune, uitați-o puțin, Darcel, am zis să pleci afară din casă, Darcel, unde ce faci, Darcel, Darcel, dar ai frică toate! Darcel, uite-te la mine, atâta spun. Fugi, tatăl tău e pe drum, vine acasă, fugi, am zis, fugi, Darcel, Darcel, da. Tu s-a sunat copilul ăsta, e prea prost. Acum trebuie să stau eu să fac astea. Mi-a trebuit mie să-l ignor, să mă costumez în maică ăsta și să-l ignor. Uitați-vă ce am făcut aici, acum trebuie să repar eu toată casa înapoi, wow. Deja, nu știu, are rost să mai stau costumat așa și să-i fac farse, nu știu. Scrieți-mi voi acolo în comentarii că habar n-am ce să mai fac, frate. Deja nu mai suport absolut deloc. Astăzi, în acest episod, Darcel 2012 a trebuit să aleagă dintre mai multe lucruri, pe cum mama lui strictă și tatălui, iar alegerea pe care o făcea continua cu o provocare, un task ce trebuia îndeplinit. A fost foarte interesant, amuzant și enervant, pentru că până la urmă e un episod obișnuit cu Darcel, așa că dacă vă place, vreau să-mi scrieți în comentarii dacă vreți partea a doua în care să fie alegerile făcute doar de mine. Acum, vizionare plăcută! Darcel, am pentru tine o întrebare de 100 de puncte, deoarece astăzi voi juca ce prefer dintre, de fapt, Darcel, fii atent cum o să facem. Trebuie să alegi, o să-ți dau două variante, ok, Darcel? Trebuie să alegi una dintre variante și cea pe care o alegi, Darcel, practic trebuie să te duelezi și să faci chestii de genul, trebuie să ai niște challenge-uri, Darcel, dar înainte de toate, vin aici că vreau să spun ceva, Darcel. Câștigătorul, cine acumulează cât mai multe chestii, Darcel, o să primească o sumă de bani și fii atent, înainte de toate, uite-te la mine, am o întrebare, bă, Darcel, asta e întrebarea, cea mai grea întrebare pentru tine, Darcel. Tatăl tău sau mama ta strictă? Pe cine alegi? Pe mamica mea. Yeee, fii atent, eu sunt Darcel și nu mai știu că eram mamă. Da. Hai și un jurider, da. Hai, bă. Bun, deci, Darcel, ești pregătit să afli prima întrebare, să începem challenge-ul acesta, Darcel, pentru că avem foarte multe peripeții astăzi de străbătut. Atât zic, este o chestie super interesantă și la final, Darcel, cine știe ce se mai poate întâmpla. Ești pregătit, da sau nu? Da, fiantele, ia să vedem challenge. Bă, nu dintre dracon și dinozaur, trebuie să citești aici. Și de cum tu nu știi, Darcel, engleză sau chestie gen, nu știi să citești în primul rând în general, că tu nu te duci la școală, nu știi nici română, Darcel, aici trebuie să ne bate cu niște mutanți. Te-ai bătut cu un mutant și cum ai vrea să te bați cu el? Să stai călare pe un dinozaur sau pe un dragon? Asta, fii atent, prima întrebare. De fapt, la toate vreau să mergem pe mâna ta, Darcel. Chiar sunt curios, tu cum o să faci, cum o să fie în felul tău, Darcel? Și poate facem partea a doua în care o să aleg eu alegerea. Păi ce faci, mă, omule, trebuie să mergem acum. Aolea, bă, Darcel, ai stricat toate astea. Nu mai apăsa tu pe nimic, Darcel. Un timp, aolea, Darcel, ai stricat tot, bă. Unde era, Darcel, și acum trebuie să mergi, ce alegi? Alegi dinozaur sau dragon? Trebuie să te duci pe culoare. Dragon, Darcel. Fii atent, în primul episod o să mergem pe dragon și toate astea și în al doilea episod, dacă vreți să facem partea a doua cu alegerile mele, scrieți-vă acolo în comentarii. Așa că, mamă, Darcel, acum trebuie să ne batem cu... așteaptă și pe mine. Darcel, sunt doi, mamă, cream că... Mamă, dacă se aude, Darcel, mamă, ce gălăgie fac ăștia. Mamă, Darcel, cât de tare se auzea și fii atent, bă, mare, bă, Darcel. Ce, cum să-i mă foc, Darcel? Bă, Darcel, dar nu ta mine. Darcel, vrei să ne batem între noi? Ok, Darcel, deci practic trebuie să ne batem și aici. Ok, deci practic eu am pierdut cum ar veni și tu ai câștigat, vrei să-mi spui tu mie? Bine, Darcel, lasă-te, văd eu. Ok, Darcel, astăzi, cum am făcut? Am făcut după alegerea ta. Acum facem tot după alegerea ta, facem toată ziua alegerile tale, că sunt curios cum o să alegi tu. După, în alt episod, poate facem cum vreau și eu, să vedem cine face mai șmecher. Acum, hai să trecem la altă întrebare și fii atent, Darcel. Trebuie să fur niște diamante dintr-o bancă, dintr-un safe de ăsta din bancă, Darcel, sau dintr-o casă de-astea super securizată. De unde ai vrea să fur niște bani? Dintr-o bancă?
Ce să mi se dar să le bă, așteaptă-mă, rămâi aici ca să te aud, dar să le deci tu vrei dintr-o bancă să fur mamă, dar să le vezi că asta e cam grea, dar să le nu știu ce să zic, hai să vedem. Deci am intrat aici, practic începe aici așa și cu... Păi stai puțin și cum intrăm aici în bancă. Oh, uite pe ăștia, salut. Da, vrei și noi să cumpăr... Bă, ce Darcel, mă bat cu ăsta. Am găsit codul. Codul e albastru, galben, verde și roșu. Albastru, galben, verde și roșu. Darcel, albastru, galben, verde și roșu. Repede. Vezi că vine la după tine, Darcel. Mă dați și eu ăștia, Darcel. Mă, ce sunt? Albastru, galben, verde și roșu. Albastru. Deci albastru, Darcel, galben, verde și roșu. Gata. Am intrat. Am luat diamantul și acum am făcut. Darcel, vezi că vine să fac pe mine. Pă, ce se întâmplă cu ăștia? Care e faza cu ei? Lăsați-mă în pace. Darcel, vezi că am luat diamantul. Trebuie să mergem numai, Dami. Darcel, bă. Dar trebuie să furăm asta, nu trebuie să... Ok, Darcel, cred că am scăpat, Darcel. Vină repede afară, că am terminat, Darcel. Sau unde trebuie să mergem? Bravo! Mamă, Darcel, să fii gen într-o rachetă de asta spațială sau să fii într-un ăsta de extraterestre? Darcel, într-un... Nu mai știu cum să mă iau. Extraterestru! Eu sunt Darcel extraterestră, așa face extraterestru. Bu, ai dreptate, Darcel. Hai să vedem acum, bă, ce se întâmplă cu astea treia rândă, Darcel. Vreau să scrieți voi acolo în comentarii ce alegere ați făcut voi în locul nostru. Ia mă să vedem cum se controlează asta pe extraterestri. Bă, frate, sincer, eu cred că aș fi ales aia cu racheta, dar de fapt nu vă zic, poate facem partea a doua și acolo vă zic și alegerile mele. Asta ține de voi. Vreau să scrieți și voi în comentarii care ar fi fost alegerile voastre și dacă alegerile voastre sunt în acest episod sau unele nu sunt în acest episod. Dacă facem partea a doua, poate să fie în episodul din partea a doua. Așa o să fie super interesant. Darcel, unde ești, bă? Darcel. Bă, de ce mi-a căzut asta? Hai mă, gata, Darcel, hai să mergem acum. Ți-a plăcut sau nu ți-a plăcut? Mi-a plăcut. Ia să vedem runda următoare. O stai, trebuie să te... fii atent. Cum adică să te ferici de mobi sau să te ferici de blocuri? Cum adică de blocuri normal, Darcel, nu? Cum adică? Cum de mobi? Darcel, pe dar blocuri sunt, stai pe loc, cum să te ferici de, să te ascunzi de blocuri, te-ai nebunit? Nu știu, Barafale, sau Ce vorbești, Darcel? Ok, Darcel, acum, mamă, trebuie să nu ne găsească ăștia, Darcel, unde ne ascundem? Doamne, Darcel, dar tu gândești-mă cum să fugi de ăștia și să nu fugi de blocuri? Adică, de fapt, Darcel, blocurile stau pe loc, tu nu vezi blocurile stau pe loc și... Ce mă? E cineva? Mamă, vezi că vin zombie aia, păi și noi cum scăpăm, Darcel, da, aici e întrebare. Deși, iată, încheam mărca aici deasupra, fac un mini parcurs, Darcel, ce faci? Ce te bazi, mă, tu acolo? Ia, Ok, gata, Darcel, Darcel, bă, da, asta vezi că urcă, sau mi s-a părut, păi ce facem, Darcel, atât a fost, nu se mai termină o dată sau care, trebuie să ieșim noi de aici, păi ce e ăsta, Darcel, ce i-a dat în mine, că ai dat în mine, Darcel, tu ești mob cumva, am înțeles, Darcel, tu ești, ok, deci trebuie să, cu un pickaxe de ăsta masiv sau cu un drill, era gen chestie de aia, nu mai știu exact, era o mașinărie din asta mare, nu mai știu exact cum se numea, Darcel, dar cu ce vrea să minez niște diamante? Cu drill-ul. Sincer, hai să vă zic și eu. Aici cred că asta și aleși eu, pentru că un pickaxe de la aplică masiv, oricum pickaxe în general pe Minecraft, așa e mai interesant cu un de ăsta. Uitați, mergem aici foarte frumos. Și unde e drill-ul ăla? Uite, mă, ăsta, Darcel, mamă, cât de șmecher e ăsta. Uite, ne ducem aici și spargem diamantele. Mamă, câte diamante, Darcel, nu vine să cred. Bă, dacă ar fi așa ceva să se implementeze în Minecraft-ul normal, Darcel, ar fi super OP, mă, frate. Uite câte chestii sunt pe aici. Vreau să scrieți în comentarii ce alegeri ați făcut voi în locul nostru aici. Bine, locul lui Darcel, că practic el a ales, dar asta și aleși eu, pentru că pare super interesant, mie chiar îmi place. Am 34 diamante, fii atent, Darcel, în 10 secunde, numără până la 10, Darcel, și în 10 secunde îmi zici câte diamante ai tu și câte diamante am eu și vedem cine are cel mai multe, ok? Ok, vă arăt, iubesc. Păi zi, Darcel, numără până la 10 secunde, Darcel, 1, 2, numără. 2, dar mai repede, mamă, Darcel, te-ai blocat, Darcel, ai deja, Darcel, că, mamă, 6, 7, 9, 10, câte diamante ai tu, Darcel, ieși, gata, Darcel, Darcel, gata. Câte diamante ai? Eu am 64 și încă 14, Darcel, tu câte ai? Eu am 64 și 25. Hai că nu o să trăiască. Ia mă să vedem. Acum, ai mă răbdare, Darcel, nu mai da. Deci trebuie să te bați cu un golem match seed din ăsta sau cu enderman de ăsta gen? Cu golem sau cu enderman de ăsta șmecher? Enderman! Ok, deci fii antenă, bă, Rafael, eu vreau să alerg. Enderman, mă, că fii antenă, bă, Rafael. Darcel, dar gata, să ai puțin, Darcel, gata, nu mai folosi fii antenă asta, Darcel, că nu vezi, bă, o bai și obosești din vorbi, Darcel, nici nu se înțelege nimic, adică dacă, bă, chiar vreau, nu știu, sunt curios dacă cineva a stat vreodată să nu mereteze de câte ori a spus, Darcel, fii antenă pe un videoclip, totuși, dacă a făcut-o sau poate o faceți de acum, vreau să scrieți în comentarii, chiar sunt curios de câte ori zice, Darcel, asta pe un videoclip, hai, Darcel, continuă, spune de ce faci tu alegerea asta cu Enderman-ul. Ok, fii antenă, bă, Rafael, uite, eu aleg Enderman.
lună, că fii atent, bărafule, dacă nu-i... Aola, bă, dar să ele, aola... Dacă nu-i noastră, bă, tataci, nu-i bărafule, fii atent, dacă nu-i noastră, nu-i tăm la adormi, el nu-i noastră, tataci, că noi nu-i noastră. Ai dreptate, dar să le o mie ochiul, bravo, dar să le hai să mergem aici la Enderman, să vedem care e fai. Mă, stai puțin pe Darby, se pare că ce gen trebuie să ai tu, dar asta nu se te bați cu Enderman, mergi să-i, nu mai știi exact ce era, ia stai puțin. A, ba nu, a, deci trebuie să ne batem cu defeat the mobs with powerful, a, păi uite mă, dar să le vezi, trebuie gen te construiezi, aveam dreptate, te construiezi. Atac, 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 dacă dă șmecher arătăm, dar să le cu asta cât de mișto e, dar bă, stai puțin că parcă mai repede mori, pe și cum eu mă rămân pe ăștia, dar să le, cum eu mă rămân pe ăștia? Nu știu, dai ne, uite, punci, dar să le, ok, am înțeles, nu zicem așa, pe da, stai mă, poloc, dar să le, că trebuie să stai, pe da, nu mai da-n mine, omule, dar să le, dar cine? Da, așa cum dai tu, dar să le, că mă împingi de la mama nebii la mama nebii, dar să le, ai dreptate, hai mă, dă-i mă în ei, dar să le, nu mai da mine, ia să le, bă, da, vezi că chiar interesant, uite cât de tare arată costumația asta, chiar o costumație interesant, totuși cum ar fi fost la golem, de fapt la golem, de fapt nici la golem nu știm cum aș fi fost, că ar fi fost super șmeche, hai bă, dar să le, gata, ultimul, hai odată. Dar să le, gata, lasă-mă pe mine să vorbesc, dar să le, lasă-mă și vorbește și tu puțin mai tare, dar să te auzim. Deși atent, dar să le trebuie gen, să supraviețuiești la un nuke explosiv din asta mare sau la un huracan din ăsta, huracan, Lamborghini ăsta, domne, stai că, dar să le trebuie să... Bă, stai mai, nu mai, ho, ai gata, termina, dar să le, uite, acum ce-ai vrea, ce-ai prefera? Să fii călare pe un unicorn sau pe un Pegasus, dar să le, hai mai, răbdare, nu mai apăsa pe astea, unicornul sau Pegasus, dar să le... Unicornus, yeeeey! Păi normal, că dar să le n-ar fi cu unicorn, dar să le fetița, mă, normal că cu unicorn, nu-i așa, adică ce... Ok, dar să le, gata, că ești cam ciudățel tu așa, de fel și fii atent, mamă, fii atent, că lasă de-astea Rainbow în spate, cât de geniale, bă, și eu, dar să le, bă! Fraiere! Păi vezi, mă, dar să le, n-aveam dreptate eu cu fetița, de-aia da doar în unicorn, e doar pentru tine, că tu-i singura fetiță de aici, hai, dar să le, următoarea rândă, ia, mă, dar să le, ia, fii atent, cântă, mă, cântă de-asta cu unicorn, nu fie eu dedicat la unicorn, că tu te pricepi, dar să le. Am a panicăr, ei, e la panic. Ok, deci să vedem, tu să vedem clar, gata, dar să le, gata. Cu cine prefera să te bați, dar să le, cu Giant Noob 1 2 3 4 sau Giant Girl 1 2 3 4? Deci cu un noob, adică băiat, sau cu o fată, dar să le, cu cine alege, da, gigant să fie? Bă, fiata de brafare, urmă bă cu tine, urmă bă cu mama, lasă să mă bag cu tine. Bă, cum ai, mai ne simți, dar să le, hai că ai, bă, mai bine zici din Alice, că mai că ta nu e girl, gen e fată, e femeie, mai că ta e femeie, în toată firea, dar să le, adică pe bune, nu înțeleg ce ești tu. Hai să vedem. Și acum ce? Ia să-l vedem pe ce. Bă, ce e asta? Dar să-l iară schimba. Ha, mă, dar să-l, că ai schimbat ăstea, bă, doamne, dar să-l le schimba. Da, le schimba. Doamne, vino aici, dar să-l nu mai schimb. Vino aici, așa. Și urci aici, foarte frumos, nu trebuie să schimbi alea, că tu acum ai tapat altceva, dar să-l, mă, și miram ce naiba, dar să-l dă cat astea din cer, când tu era să te bați cu cu ăsta? Dar să el? Bă, ăla e ăla din bancă, dar să el, ăla din bancă, ajută! Easy, șlom, copilifian, dă-mă, bără, fane! Mai unul, vă ceva, mai unul! Ok, dar să le, gata, dar să le, că ești cam plictisitor, ești cam cringe așa tot de fel, hai să ne uităm, acum, deci fii atent, practic, ai văzut că pica, bă, dar nu mai da, omule, dar să le, fii atent, trebuie să supraviețuiești aici la meteorici sau, bă, dar să el, trebuie să supraviețuiești la meteorici sau într-o erupție vulcanică, dar să le, ce-ai vrea, ce prefera, ok, erupție vulcanică, oricum acolo am văzut cum era cum te vreți și alea, că da, se dare ser ca fraierul acolo. Hai să vedem cum e erupția asta vulcanică. Păi și unde e, mă, vulcanul, trebuie să le ăla din față? Bă, ne-a pus direct pe el. Sau, care? Bă, dă să-mi se... Bă, dar să le vezi că dă cu... Păi eu mor, dar să le... Eu am sărit și... Bă, dar nu pot... Dar să-l, dar e blocat. Dar să-l... Aici mărim, ăsta ne-ai sfârșitul. Dar să-l... Dar să-l... Măcar mor tu primul. Dar să-l mor. Gata, dar să, de ce nu, bă, pleacă, bă, dar să, gata, ok, bă,
afară, ce faci? Ce mă, doamne, dar să le cât de ciudat ești, nu mai, deci gata, gata, mă, omule, că trebuie să treci la următoarea rundă, termin. Și mă gândeam să te răspătesc cu un burger, dar să le vorbește naiba normal, dar să le că ești nervant rău de tot, vorbește cum termin, nu te mai comporta ca un fraier. Acum fii atent, când parcă mai erau altele, bă, dar să le dai, iale, dai, mă, că uite, mă, le-ai stricat pe toate, ești atent, să zbor cu un jetpack sau cu un elicopter, cu elicopterul ai zburat ca mereu, așa că alegem jetpack-ul, eram sigur, asta aș fi ales eu, dar să le, pentru că era logic, dacă alegeai elicopterul, ce ai, fraier? Mamă, dar să dai și prea ciudat, să vede, da, da, te mai și întrerupe și da, bă, unde, da, da, mai, a, păi mai scu, ok, dar să le, știi ceva? Nu, vin înapoi, dar să le, că trebuie să fim amândoi, nu mai scoate pe mine, da, aici, că trebuie să fim amândoi, termin o dată, dar să le, ce se întâmplă? Fraiere, fraiere, fraiere! Da, foarte amuzant ești tu, dar să le, ce să spun, ia, ia, și, bă, cu ce pe cu, bă, stai, bă, bă, ok, ok, restul de și cum, cum, dar să, bă, cum merge, bă, ajutor, cum, dar să, dar să, cum, cum, Ai, mă, dar înțeleg, doamne, gata, ești nervant. Ok, deci stai puțin că trebuie să dăm înapoi. Hai să reluăm, să-l facem pe ăsta, dar cum? Bă, dar nu mai schimba! Dă-i înapoi, așa, și fii atent, dar înțeleg. Dar cum? Cum se face? Cum se merge? Că n-am înțeles. Păi nu știu, bă, Rafale, dai cu mâna și dai jos. Mă, dar înțeleg, dar nu știu sigur dacă am prins mișcarea aia care trebuie. Ba da, mă, ba da, cred că știu, dar să le, deci te duci așa și după aia așa și ceva de genul. Am prins oarecum mișcarea, dar să le. Acum! Bă, dar sunt încă 8 astea, mamă, vezi că eu albin aici, dar să le, ai grijă, ai grijă. Bă, cum te duci? Bă, cum? Cum te, dar să le, cum, bă, dar cum să merge cu ăsta, bă, eu, dar să le, cum ai mers, dar să le, cum ți-ai luat așa bun, dar să le, dar să le. Nu știu! Dar da, Arsel, dar știi că trebuie să treci prin asta. Eu nu cred că, parcă nu prea te-am văzut trecând prin asta aici, da, Arsel. Ba, bă, n-ai trecut. Bă, dar cum ai ajuns așa? Ok, dar Arsel, știi ceva? Ai, lasă-mă pace, deja e enervant. Bă, cum ai ajuns așa departe? Bă, da. Doamne, dar Arsel, cât de enervant e ăsta. Cum să merge cu el? Doamne, bă, dar Arsel, hai, treci tu mai repede, că deja mi s-a luat, sincer, că la cum merge ăsta, mai bine nu mai merg, dar Arsel, sincer. Bă, frate, scrieți-vă acolo. Bă, what? Am descoperit ce? Bă, dacă merg așa, ia fiți atenți. Cred că dacă merg așa, să mă uit în partea asta, parcă merge mai bine, nu? Sau mi se pare mie? Nu, cred că mi se pare mie. Bă, nu înțeleg, în fine, dar să le, hai, treci cu mai două. Da, bravo, dar să le, ești foarte, foarte bun. Ce să spun, ia? Deci, aici trebuie să le batem cu o sabie din asta magică sau de bedrock? What? Rafa, fii atent, aici o să facem 1v1. Ca ce putem să facem? Numai 1v1 nu putem. De unde știi tu, dar să le, ia, mă, să mergi. Eu mă duc, vreau să mă duc la, lasă pe mine la bedrock, dar să le, nu. La magic, bă, dar nu cred că e ceva cu 1v1 aici, dar să le, nu cred că are treabă. A, să fii atent, asta cred că trebuia să ne punem într-o parte sau într-o parte, mă, nu, dar vedem cum facem ea. Ba, nu, dar să le, tu nu vezi, în fiecare are o de-asta, vedem cu ea, mă, dar ce are pe ea, nu, nu scrie ce are, pe și ce ea, dacă dau cu ăsta, pe ce se întâmplă? A, deci tu cu, bă, dar să le, paolo, bă, ești nervant rău de tot, copile, nu trebuie să mă bați pe mine, dar să le, că așa poți să te bași și fii atent, bă, vezi că e mai mișto a mea, tu îi faci de piatră pe ăștia, dar să le, dar uite, eu le dau cu ăsta și își iau fire cum ar veni, nici nu mai trebuie să mă mai duc aproape de ei, că uite, le dau de la distanță și cam aia a fost, dar să le, nu, știu, atât a fost și cu ăsta, acum hai să treci la următoare, deși atât să trebuie să supraviețuiești la o dată dezintegrată, o gen cu o... Spicuri! Spicuri! Dar poți să nu mai fi așa ciudat, dacă chiar mă sperii, dar să nu știi, bă, ești creepy rău de tot, bă, băiatule. Spicuri! Hai, 3, 2, 1! Gata, dar să le, gata, și ce se întâmplă aici? Așa, ok, au, nu, nu, mamă, dar să le, mamă, câte sunt pe aici? Ok, nu! Bine, bă, da, dar să le, amândoi doi fraieri, hai să vedem, acum trebuie să ne bată, bă, dar numai de astea cu bătăi, vreau și eu altceva, nu să ne bată, bă, dar, mamă, dar să le, fii atent, să facem cursă cu un urs polar sau cu o vacă din asta, gen, mushroom din asta, a, cursă polar vrea, dar să le, hai să vedem, și cum facem, ce puțin, dar cum facem, gata, bă, termină, lasă-mi și pe mine să stau aici, așa, și acum cum facem, de, cum ne batem cu ursul polar, unde e ursul polar, în primul rând, restul de end, pe și ursul polar, au, păi, dar să le, ursul polar, bă, cred că trebuie să urcăm. Darsel, prostule, trebuie să urci pe ursul polar. Bă, Darsel, urcă pe ursul polar. Darsel, trebuie să iei ursul polar. Darsel, Darsel. Te iau, Darsel, aia, bă, cine e? Darsel,
Dar să-l trebuie să iei ursul polar, omule, dar... Bine! Da, deci n-ai cu cine să înțelegi. Dar să-l ai ales, ai făcut o alegere, tu ai făcut alegerea, deci te duci pe... Dar să-l uite-te la mine, uite-te în spate, dar să-l trebuie să mergi cu ursul polar, omule. Mamă, ăsta e cu... Băi, ce să mai zic? E prea prost copilul ăsta, băi, e chiar foarte prost, nu știu cum mai stai cu el, dar să-l ia uite că vine ursul din spate, pa, fraiere, dacă nu-ți era ursul, dar să-l tu ai ales și totul unul, dacă ești prost, dar să-l ai, uite-ți-o cât de fraiere, dar să-l cât de ofticat ești tu, dar să-l ai, mă, să vedem și fii atent, dar să-l acum, deci acum, dar să-l o să fie ultima rundă și facem și partea a doua în care o să aleg eu, asta dacă vor numai oamenii cu ceea ce a mai rămas pe aici și unele în care sunt și de la noi și de la tine, de la ale și tu și tot așa, ce spui, dar să-l de asta? Da, ok, fii antena! Gata, dar să-l ce ești așa ciudat, Arsile, că îmi pierzi toți neuronii, ești prea ciudat, omule, poți să vorbești normal? Ok, nici fie antenă, bă, Rafale, eu să aleg pisica sword! Bă, stai, fight poison, spider, season, rainbow, sword, or a kitten, bă, hai să mergem aici, bă, dar care e faza cu asta, dar Arsile, bă, fight, mă, stai puțin, poison, spider, cream că rainbow, spider, bă, ce... Dar Arsile, da, uite, dar Arsile, dar Arsile, tu... Bă, dar stai puțin, pisici, bă, dar de ce trebuie să bă, ce se întâmplă? Acum înțeles, bă, da, hai că deja nu o să mai pat. Scrieți-mi voi acolo în comentarii, voi ce alegere ați fi făcut la fiecare întrebare în parte sau care este întrebarea voastră preferată din cele alese de aici și dacă vreți partea a doua. Și de să nu se mai poate, că uitați să puțin, bă, mi-am pierdut toți neuronii, sincer. Scrieți-mi acolo în comentarii dacă și voi ați fost în aceeași situație ca mine. Totuși, bine, mă bucur totuși că n-ați fost voi aici prezent și doar să stați și vă uitați la videoclip. Ca altfel cu Darusel, uitați-vă la el. Ce să-i cer? Darusel un NPC, prea, bă, ok, da, aș fi murit acum la omorâtă pisică, ca idee pe Darusel, ăsta e Darusel. În acest episod, Mama Strictă și Darusel 2012 a aflat că s-a deschis un cinema în oraș, iar aceștia au profitat și s-au dus la el să vizioneze toate filmele din acea zi. S-a descoperit faptul că unul din filme era al lui Darusel și a fost foarte amuzantă întreaga experiență. Darusel s-a luat ceartă și cu oamenii de la pază, a fost haos pe bune, nu vă mai zic prea multe, o las să vedem și scrieți în comentarii filmul vostru preferat. În această dimineață am aflat o veste super interesantă, super, super tare din acest oraș. M-am pus aici la laptopul mamei lui Darusel și am căutat niște lucruri. Dintr-o dată, eu nu căutam ceea ce am văzut, dar am descoperit faptul că există un anunț cu un nou cinema care a apărut. De fapt, primul cinema care se află în acest oraș este un cinema super, super tare și astăzi vreau să mă costumez din nou mama lui Darusel și vreau să-l duc pe Darusel la cinema. Chiar sunt curios cum se va descurca Darusel, cum se va comporta cu Mike-sa la cinema, cum o să decurgă toată ziua aceasta și ce filme să vedem, pentru că sunt acolo niște filme super interesante, abia aștept, nici eu nu știu, n-am mai fost de foarte mult timp la cinema, cel puțin în orașul ăsta n-am mai fost, bă frate, chiar n-am mai fost de foarte, foarte mult timp și aici în orașul ăsta chiar nu exista așa ceva, dar s-a deschis un nou cinema, vreau să merg cu Darusel, acum trebuie să mă costumez în mama strictă a lui Darusel, după aceea trebuie să-mi pun și vocea ca să mă aud exact ca Mike-sa și după aceea să înceapă ziua. Vreau să scrieți în comentarii ce farse vreți să-i fac eu lui Darusel sub pretextul că sunt mama lui strictă și ce farse aș vrea să-i fac eu ca mama strictă. Scrieți voi acolo în comentarii și ce secrete vreți să mai aflăm, adică dacă vreți să mai aflăm niște secrete despre familia lui, să-mi puneți acolo niște întrebări, nu știu ceva, ce vreți voi să aflați despre familia lui. În fine, scrieți acolo în comentarii, noi acum ne ducem la baie, ne schimbăm, ne punem vocea și să înceapă ziua. Chiar abia aștept să văd cum o să fie. Bun, gata, mi-am pus vocea, mi-am pus costumația pe mine și acum să înceapă ziua aceasta în care vom merge să vedem și niște filme, pentru că s-a deschis un nou cinema și chiar sunt curios cum o să fie și așa. Cu ocazia asta mai merg și eu pe la cinema, mă mai la filme și astea și o să mergem și la Darusel ca să luăm pe el. Fii atent, astăzi hai cu mine până la bucătărie, Darusel, că vreau să vorbim ceva foarte important, Darusel. Mami, ia mâncare și hai să mergem, yeeeey! Bă, Darusel, dar nu voiam să mănânc burger, mă, hai mă, vină cu mine la bucătărie, hai să mâncăm și noi ceva, Bă, Darusel, mâncăm și noi o supă, așa că fii atent, vreau să te duc astăzi, Darusel, în primul rând, ia
ia loc aici la masă și fii atent, Arsule. Hai să vorbim puțin, după aceea o să mâncăm supă amândoi și o să mergem, pentru că ți-am pregătit o surpriză. Tot ai venit tu la mine, nu știu, Arsule, și eu am văzut acea știre pe care tu ai văzut-o pe internet, ca și cum noi trebuie să mergem la cinema, dar Arsule, că s-a deschis un nou cinema și vreau să vedem ce filme se află pe acolo, că am înțeles că sunt niște filme super, super tari și chiar asta vreau, dar Arsule, nu știu cum te-ai gândit și tu, dar Arsule, chiar a picat la fix, că vreau să fac o surpriză, vedem că și tu vrei. Ei bine, astăzi, Arsule, o să mergem la cinema și o să ne uităm la ce film vrei tu, dar Arsule, că sunt acolo o groază de filme. Mergem la film! Hai, dă-mi la demă, stai puțin, dar ce te-ai pus la mine? Că asta e, acum mi-am adus aminte, dar Arsule, tu aici sau aici? Nu, aici să te-ai dat la mine. Dar Arsule, ăla e locul meu. Ăsta este locul tău aici, pentru că aici să te la fel. Mai ții tu minte? Pune-te aici, dar Arsule. Ăsta aici, dar aici mă pune, dar Arsule. Pune-te. Dar Arsule, pune. Dacă vrei să mergi, dacă nu mai mergi, dar Arsule, nu mai mergi la cinema. Ți-am zis, așa, gata, ok, gata. Acolo, acum, hai să mă pun și eu foarte frumos, aduc supă, dar Arsule, că trebuie să mâncăm amândoi, hai că luăm două, fii atent, dar Arsule, sunt supe de-astea vegetariene, dar Arsule, de vegetariene, de oameni, dar Arsule, unde ai plecat, dar Arsule, să știi că nu scap de supă, dar Arsule, dar Arsule, ia supă, tată, supă, dar Arsule, ia supă. Stai, dar Arsule, supa, pune-te la masă și mănâncă supă acum, dar Arsule, așa, asta e locul meu, dar Arsule, acolo tu, fii atent, dar Arsule, nu-mi place supa, fiantele, mami. Nu-ți place supa, da. Păi lasă că mă duc singură la cinema, dar Arsule, nu-ți place supa, nu? Nu-ți place, dar să-l vină înapoi, dar să-l vină înapoi. Mă, vină, omul înapoi, mă, ce e cu motocicleta acolo? Am mâncat-o, stai. Ce mâncat motocicleta? Doamne, cât de... Mamă, e terminat rău de tot copilul ăsta, sincer. Hai să mergem acum direct la cinema, ne vedem acolo. Mamă, dar să le uite-te cât de tare arată aici, cât de mișto e și fii atent, aici arată câteva filme, nu știu dacă astea sunt toate, dar... Dar să le lasă, dar să scuzați, e copilul meu, are probleme la cap, e nebun copilul ăsta, nu-l băgați în seama. Bă, dar să le termină, te că e un domn de la pază, dar să le, fii atent, ia mă să vedem, păi dar nu mai schimba asta, că ne, dar să le, te bate domnul de la pază, ne dă afară de aici, dar să le, abia să deschis ăsta cinema, vreau să venim și noi așa, să ne relaxăm, să mergem la film și tu ceva, dar să le, bă, juc, dar să le, dar nu mai schimba, doamne, cum e, dar să, dar, mă, ce, ok, gata, dar să le nu mai schimba. Și ceva, hai, lasă-le, dar să le, ok, și avem aici câteva filme, nu știu dacă sunt astea toate, dar să le, hai să mergem, dar să le, dar, doamne, mami, puzzle, am vrut să fac o surpriză și tu ce faci aici, dar să le, trebuia să fie o zi de relaxare, tu ce faci, vină, naibă, dar să le, după mine, aolo, aici, bună ziua, așa, bună ziua, vreau, ce, cum adică sunteți, dar să le, bă, vină, bă, dar, stai puțin, dar să le, vină înapoi, că nu trebuie să, cum adică, dar să le, wow, oamenii sunt obosiți, deci trebuie să-mi iau eu biletul singur, dar să le, ia și tu un bilet aici, dar să le, ia biletul ăsta al tău, dar să le, ți l-am dat. Acum hai să mergem în față, dar să le, dacă ai nevoie la toaletă, poți să te duci pe aici, dar să le, aici toaleta și pe aici mergem direct în față. Hai să mergem. Unde sunt chimusa? Dar să el. Ah, sunt la toaletă. Ok, ia mă să vedem, intrăm pe stea să vedem ce face. Dar să el, dar să el, mamă, ai nevoie la, ai nevoie de urât la toaletă, ai nevoie să te șteargă mămicuța la fânduleț, dar să le, ai nevoie. Hai. Uite, dar vârsta asta, dar să le, te-am făcut mare și tu tot așa, doamne, dar să, ok, mamă, câte, mamă, și pe aici arată alte filme, nu știu care e faza cu tablourile astea, dar să le, ai, gata, ai terminat, în fine, hai, stai, dar să le, lasă-mi pe mine, ieși afară, dar să le, nu mai deschide ușa, dar să le, nu te mai jica, dar să le, mergem la film sau unde mergem, dar să le, haulă, dar să le, bă, o vină, mă, înapoi, dar să le, mă, nu pot să mă bucur și eu de momentul ăsta, că e frumos aici, așa, pune-te jos, mamă, cât de tare e cinemaul ăsta, cât de mare e, băi, incredibil ce-au reușit oamenii ăștia să facă, foarte, foarte șmichel aici, aici, Zombie, ajutor zombie, băi, șmecheră-te, dar să nu e zombie adevărat, e de figuri, e figuri. Doamne, dar să le, bă, da, prost ești, ăsta este filmul, unul dintre filme, dar să le, și aici este unul cu un câine, aici este cu un zombie, dar să le, cu ăștia zombie, cu apocalipsă, de-asta, noaptea zombilor, așa... Darusel, vino înapoi, Darusel, ia suc, Darusel, de fapt cred că trebuie să ne servim noi, hai, ia suc, Darusel, și popcorn, doar, Darusel, dar la prea mult popcorn, Darusel, dar nu mai lua atâtea, Darusel, n-avem atâția bani, de unde e atâția bani, Darusel, termină!
Aoleo, cu cine am venit aici, frate? Ia că mai așa un sunt. Gata, nu e nimic. Dar să-l termină. Hai, mă, să mergem. Am venit la fin. Dar să-l... Ia ce aici? Bomboane, wow! Dar să-l cât de tare, câte bomboane pe aici, chestii, ok. La, ia așa, trei. Da, stai aici, în partea asta e o fântână. Ce e asta? Nu știu ce. Dar să-l... Hai să mergem acum. Mergem direct la film. Hai să vedem ce film alegem. Dar să-l vii după mine sau nu vii? Ok, hai. Păi, și mi-e chiar zici. Afară, scuzați-ne, e cam prost copilul ăsta. Da, bă, Darcel, hai mă, bă, bune, gata, hai, termina, hai să mergem pe aici, ia să vedem. Opa, Darcel, mamă, ce sunt astea? Ah, ok, bună ziua, avem și noi niște tichete aici, poftim tichetul, vi l-am dat, Darcel, bă, ce? Hai, deci am de la tu nu aveai placă aici, că tu nu aveai placă. Bă, Darcel, gata, Darcel, dă-te la o parte, Darcel, hai mă, hai să mergem, ia mă, la ce film să mergem, Darcel, mulțumim, o să l... Ce fraiere, șa, fraiere. Doamne, Darcel, hai să mergem o dată la film, că cu tine nu se mai poate, ok, și în partea asta e, aici, Darcel, ok, bună ziua, da, Darcel, vin, Darcel, vin, Darcel, nu avem voie aici, aici proiectează filmul, Darcel, hai să vedem filmul, omule, vină, Darcel, hai mă că ieșim pe aici, putem să ieșim pe aici, Darcel, intrăm direct pe aici, Darcel, vină, ok, mamă, cu cine să înceapă, Darcel, începe filmul, vină aici, unde ne punem, hai în primul rând, să stăm aici frumos și să vedem filmul, enjoy the film. Darcel, începe filmul, Darcel, vin aici, vină repede, fă niște, e cu câine ăsta, wow, cât de tare, Darcel, ia să iau candy-ul ăsta, facă deaua, Darcel, bine, bravo, mami, fii antenă, ai spus și plăcile. Da, tu treci câinele și ea sunt eu, mamă, Darcel, Darcel, salvezi lumea, Darcel! Trebuie să dai acolo din nou, Darcel, aolo, băi, da, oamenii ăștia chiar n-au angajat niște oameni aici, trebuie să venim noi să schimbăm filmul, ia mă, Darcel, ia, next, ia ce film urmărim, acum, Darcel, opa! Hai să mergem, iei! Darcel, hai repede, hai repede, să-l vedem pe ăsta cu zombie, Darcel, Darcel, doamne, ce mă, cu ușile, 5, 4, Darcel, să ne luăm locurile, fix aici, bă, stai ce mai șmechilor, ia mă, Darcel, să înceapă filmul, ia să vedem. Bă, Darcel, bă, Darcel, dacă e adevărat, dacă nu e filmul ăsta, dacă e real, ia să dau și o apă, sucul ăsta, Darcel, dacă e adevărat. Mami, mami, unde ești, mami? Bă, aici, prostule, aici, Darcel, vină, mă, aici, prătine, uite-te, lasă-mă să văd și filmul ăsta liniștită, Darcel, doamne, mamă, am vin și cu Darcel să nu văd nimic, ia mă, ce-mi ăsta, uitați-vă la ce să uite, Darcel, ce te-ai fumat acolo? Nu știu, dar mi-e frică. Darcel, uite-te, oamenii cum s-au făcut. Dar să le cit. Doamne, te-ai costumat fix de ăsta, dar să că nu mă sperii. Nu știu de unde ai luat costumat. Așa asta. Așa terminat filmul ăsta, a fost un film. Hai cu următor, dar să le nota 0 la filmul ăsta. E foarte, foarte fraier, dar să le ia, mă, să vedem ce filme mai sunt aici. Bă, dar vezi că e interesant cinema-ul ăsta, dar știi, sunt cam scurte filmele astea, nu știu care e faza cu ele, dar... Pe lună, dar să le ai să mergem pe lună. Marș, mami, marș. Nu, pe lună, dar în sel, nu marș. Doamne, dar în sel, ce tâmpii poți să scuți acolo pe gura. Hai să mergem pe lună, dar în sel. Ia, mă, să vedem. Pe Marte, pardon, pe Marte, dar în sel, Mars era Marte. Dar în sel, doamne, că deja mă faci prasă, dar în sel. Da, bine, discutăm noi acasă, ia să înceapă filmul. Ia să vedem, dar în sel, dar vin aici. Vin, hai că vin. Doamne, dar în sel, dar în sel, racheta, explodează lumea. Dar în sel, morim. Dar în sel, uite-te-mă la film, Darcel, ia. Bine, da, ia să-ți, opa. Bă, Darcel, dă-te la parte, dă-te să văd. Lasă, ia.
Bun, Văcuțu, dă-te mă la parte, dar să-l vaca, dă-te la parte să văd că ești prea mare, nu te nu văd tine, dar să-l dă-te la parte. Da. Ești îmi place ei! Nu! A, bine, bine, bă! Ia doar să le cag, asta nu pare, pare să fie ca mimba ta, te înțelegi tu cu ăștia, cine vorbește tu cu ei? Am zis, lăb, tot tăputatul, hătadiu, la, 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 atât? Mă, și ăsta cred că a fost ultimul film. Mamă, bă, Darcel, auzi, mami, Darcel, mamă, care ți-a plăcut cel mai mult? Care film este preferatul tău? Asta cred că au fost toate trei, nu cred că mai era niciunul, că văd, dacă dau aici, ia, Rex ăsta, zombie și atât. Care ți-a plăcut ție, Darcel, cel mai mult? Asta au fost toate filmele. Cu câinele, cu asa, da, și mie mi-a plăcut, ăla a fost cel mai șmecher film, chiar a fost super tare, dar să le, nu știu, așa mă, în sfârșit ai refăcut-o înapoi, dar să le, mă, dar să-l, deci chiar ăla cu câinele ți-a plăcut, te-ai regăsit tu cel mai mult în el, nu-i așa? Da, hai să mergem, mami, hai să mergem, hai să mergem. Da, dar să le, dacă merge așa, bă, dar, doamne, bă, dar să, hai să le mai vedem odată, ce spui, ia, bă, dar să, dar să, hai să mai vedem odată pe ăla cu câinele, chiar sunt curios, dar hai să-l vedem frumos, să vedem cum e la el, dar să le, că chiar sunt curios, că chiar mi-a plăcut super mult, e cel mai tare, dar să-l vină repede, că începe filmul, dar să, repede, 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 repede. Ia, mă, dar să le, ia loc aici, hai să ne punem, fii atent, hai să ne punem în ultimele locuri, să vedem cum se vede de aici, din spate, dar să le, ia, pune-te jos, ia, 3, 2, mamă, dar nu prea se vede de aici, ce-i drept. Da, mami, hai! Dar să le? Mă, dar nu se vede de aici, trebuie să mă pun puțin, bă, dar nu se vede, de fapt cred că stau așa, dar să le, dar să le, dar de ce te-ai făcut așa, pune-te înapoi, dar să le! Nu! Da, da, tu zici că ești venit direct din film, dar să le, hai să vedem filmul, că am zis că vedem, ia, ia, fii atent, stai, dar să le cu mine, și acum, dar să le, să le, bumsi, bumsi, fii antena, fii antena! Uuuu, bine! Ia! Ce-a scăzut? Bă, vine la mine! Bă, bă, nu fugi! Te prind! Te prind! Da. Te prind, gata! Măcar am stat așa aici, pot să mă înșel liniștit. Acum mama mi-a făcut cu ochiul câinele și ăsta a fost tot filmul, gata, gata, nu prea... Da, ok, deci filmul practic câinele salvează lumea după primește mâncare și cam asta tot. Ia, păi ce mai e pe aici pe sus? Darcel, Darcel! Da, mami, ce vrei? Darcel, fii atent, uite, urcă pe aici, să vedem ce mai se află aici. Cred că mai e o scenă de asta unde se mai află altele. Ah, VIP arena! Mamă, Darcel, VIP aici cum arată! Bă, și trebuie să dăm drumul la film, dar mamă, și aici, când mai multe chestii și ai mai multe, ia fii atent că ai și înghețat aici, dar să le, mamă, cât de șmecher aici la VIP. Bună înghețata asta, dar să le, da, ai acum repede la film, dar cine dă drumul la film, că iar trebuie să lucă cineva acolo jos, cred că. Dar să le, hai să vedem pentru ultima oară, a treia oară filmul acesta super șmecher. Acum ne punem frumos aici la scaunele de VIP, suntem la VIP și să vedem filmul ăsta care nouă ne-a plăcut cel mai mult, a fost cel mai, dar să le, da, dacă ești la VIP, nu trebuie, mamă, cânturile, dragi, jos, ia! Fii antena! Papa, mami, noapte bună! Da, dar să le, aici măcar nu știu că e asta mai șmecher, dar să le, că acasă ți-ai stricat patul ăla câte bă și nu ți-ai tras în el, nu mai zic nimic, hai să ne uităm aici, dar să le, să beau și eu aici, Mami, dorm, sunt Darcel, sunt mai șmecher și fii antena, eu să sar, o să te prind, papa! Doamne, bă, dar proste, dar să-l pe bune, ia mă, că mă bucur și eu de film acum, ia să vedem, mă, să înțeleg și eu filmul ăsta total ok, deci aici e cu ăștia, cu hoții, a, așa, practic, i-a prins, acum primește mâncare că a fost un băiat bun și de fapt cred că omul nu știa stăpânul de ceea ce face în seara și cam ăsta e tot, Batman salvează orașul, cum ar veni, cred că. Da, și mie mai e mâncare, că și eu vreau, și eu vreau mâncare. Vrei mâncare, dar să ia fui, mă, după mâncare, du-te acolo, dar să după mâncare, ia mâncare, fugi. În sfârșit am venit acasă, hai să mergem că s-a făcut și noapte, mergem direct în cameră, dar să le în casă, trebuie să le băgă la somn. Bă, chiar mi-a plăcut ziua aceasta de film, adică mi-a plăcut filmele, că ziua aceasta, dar să le vină repede aici, vină repede aici, că tu dar să le astăzi m-ai supărat extrem de rău. N-ai fost cu minte absolut de rău, n-am putut să mă uit cum trebuie la film, la unul, al trebuie să mă uit de trei ori bine, chiar mi-a plăcut, dar n-ai fost cu minte absolut de rău, dar să le, de ce trebuie să fii tu așa, dar să le spune și mie, de ce trebuie să fii așa? Eu te iubesc, te iubesc, mami! Da, da, dar să le plecă o aici, dar să le, dar să le, ok, deci tot ce faci, da, dar să le, în primul rând, am zis să mergem și noi la film să relaxezi, că toate alea făceai, că toate alea la film, te luai de bodyguard-ul ăla, te duceai pe acolo, pe la baie, nu știu ce făceai, te duceai prin altă parte, nu știu ce făceai, te duceai acolo la tichete să vinzi, ca și cum că tu ești la care vinde tichetele, dar să le, deja nu mai pot și la film, nu era cu minte absolut deloc, era glăgien, toată sala, niciun film n-am putut să-l văd, dar să le, vezi ce am urmă, dar uite-te la bățul ăsta, dar să le, ai face bine să fugi, că dacă nu bățul ăsta să se ducă aminte de toată altă. Dar să le vină repede acum că e de simțit după ce că dar să, doamne, n-am putut, dar să ce cauza mie? Ce cauza mie? Ok, dar să, dar să, nu, ia-l-te aici, ia-l-te aici. Hai că știu că ăsta e de jucărie. Dar să, fraiero. Dar să știu că ăsta e de
jucărie. Stai, dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.